Ștefania, cum te, nu știu, cum a decurs discuția dintre tine și Cosmin? Da, și te vedeam tare zâmbăreață în conversație și pe Cosmin la fel. Mi se pare că îmi transmite un vibe foarte bun și mă simt bine în preajma lui. Nu știu, aș fi vrut să mai vorbim, dar avem timp. Aoleu! Opa, asta... Ce ai făcut, Cosmin? La asta nu mă așteptam. Cosmin, tu ce părere ai despre mine și despre ce am vorbit noi? Și... Ești o femeie frumoasă, n-am ce să zic. Și că ești interesantă. Eu am rămas tot acolo între tine și Ștefania. Nu știu... nu e presiune. Am spus că detaliile vor face diferența pentru mine. Dar și unde sunt în ecuația asta, exact? Ești pe ecran. Nu știu tu ce treaba e și nu știu de ce mi se dă cadru cu tine. O să-ți fie dor de mine la un moment dat. Intră Roberto! Dragă Roberta! Elsa! Ești la fel de nehotărâtă ca și Robi? Nu! Nu? Dimineața. Pe energie, pe voie bună toată lumea. Ce bine ne-am simțit la dansul acest. Wow. Un dans mai lent. Dar unde este energia noastră, dragilor? Păi a fost piesa mai lentă. Da? A fost mai la sentiment, așa, nu? Cam trist. Cumva. Bună dimineața, Virginia. Ne-ați secat de energie. Ciao, belisima. Bună dimineața, Virginia. Bună dimineața, Patrick. Așa. Așa, Larisa. Larisa, să știi că te pui într-un unghi acolo unde nu te vedem pe conexiune, să știi când dansezi dimineață. Serios? Da, faceți cumva mai așa. Bine, bine, bine. Și. Bună dimineața, Giulia, ce faci? Ai gândit-o din somn, cred. Am ajutător. Uite că s-a schimbat Daniela la față, cred că e geloasă. N-am motive să fiu geloasă. Daniela! Da, Patrick. Mulțumesc de follow. Cu drag. Da, follow pe Instagram. Păi dacă voi n-ați făcut... Auzi, dar eu te întreb pe tine, de unde ai tu 100.000 de oameni? Pentru că am promovat foarte mult timp cât am lucrat eu în domeniul florilor și din cauza asta. Mă păzam. Oh, 100.000? Da. Sunt foarte mulți. Și fac și promovări pe Dubai. Daniela, eu îți mulțumesc și de follow, îți mulțumesc și de follow și de like la toate pozele. La toate pozele. Dar tu nu mi-ai dat înapoi, am observat. La 100.000 de urmăritori, bănuiesc că nu dai follow așa. Probabil n-am văzut. Ba, Laurențiu știe ce e în inima lui acum. Cine a vorbit? Cosmin. Eu nu sunt gelos. E normal. Ce ai spus, Cosmin? Am zis că numai Laurențiu știe ce e în inima lui. Virginia, da. Ai ceva planuri ca și lider pentru săptămâna asta? Nu știu, ai... M-am tot gândit, dar nu știu sincer momentan. O să mă mai gândesc. Un joculeț, ceva? Păi da, la un joculeț mă gândeam, dar... Ceva să ne implice pe tot, nu neapărat poate astfel, mă ajuți, dar... că nu știu sincer. Mă mai gândesc. Poate te sfătuiești acolo cu fetele, nu știu. Cum te simți? Da. Cum ești? N-ai... Nu prea te-am... Păi sunt bine, sunt și eu puțin obosită, m-am culcat cam târziu. Ne-am culcat. Da. Dar ce ați făcut? Acum e partul... Noi ne-am uitat la emisiune, seara, târziu. Și bineînțeles că am văzut niște lucruri care vor fi discutate în emisiune, referitor la unii concurenți. Cum ar fi? Veți afla. Da, haide, spune-mi. Veți afla mai și pe conexiune. Hai, că avem o oră. Cred că la Laurențiu. Cine te-am iubit ca mine? Mai rog, Danva. Mulțumesc, sora mea, de continuare. Bă, da, voi v-ați îmbrăcat amândoi în negru. Cosmin, potolește-te, că nu-i caz. Hai să lăsăm pe Daniela să spună situația cu Laurențiu. Era ceva la Laurențiu, că a zis că îi plac fetele brunete, cred. O, blondă și brunetă, am specificat. Dacă nu la altcineva, cred că la Ștefan, dacă nu era remarcă. Și la casting, da, Ștefan era remarcă. Stefano.
Da, dar eu zic că nu trebuie să ne axăm pe treaba asta. Este, eu n-am un tip. Este doar un... Da, clar. Atâta timp când ne simțim bine față în față. Cel mai bine trebuie să spui că îți plac femeile și atât. Că dacă dai detalii... Laurențiu. Opa. Ai mai vrea să-i dai un pupic ca și cel de ieri? Nu știu. Avem tip. Poate la timpul lor. Ceea că mă uit un pic mai bine, chiar vă potriviți. Dar cum de ești așa Robert? E convins. Fata-l meu, Robert Boss. Limbuță. Daniela, ți-a plăcut pupicul de la Laurențiu de ieri? Ai mai repetat experiența? Ți-a plăcut pupicul la Laurențiu? Vom vedea. Da, lui Laurențiu e, dar like la toate pozele. Nu. No. Oh. Tot Robert rămâne boss de boss pe lista ta. Eu am o scuză că am super puține poze. Și am șase. El are șase, care e problema? Bun, hai ca să explic situația, să nu iasă alte neînțelegeri. Aseară am dat follow lui Patrick și lui Cosmin. Patrick mi-a acceptat după 5 minute, cred, sau mai puțin. Era ți-a acceptat, ți-a dat follow back. Yes. După, da, eu i-am trimis lui. Și Cosmin? Așa. Dar cererii privat. Așa, eram la secundă când da, am primit notificarea. Da, cont privat? Nu știu sigur asta. Nu are Patrick contul privat, de-aia zic că i-a mă dat rog, follow back. Mă rog, ți-a dat înapoi. Da, exact. Așa. Iar după i-am dat lui Cosmin și probabil nu avea telefonul sau... Cosmin nu-mi dă nici mie! Eu spun exact ceea ce s-a întâmplat ca să facă un scuze. Te-am de la blog, ți-am dat follow, dar am văzut că nu mi-ai dat înapoi, nici că nu mai dau. Am văzut că ieri am primit foarte multe și nu n-am văzut. Bine, poate nu-mi dai astăzi follow. A, bun. Păi Cosmin a dat la toate fetele. Doar la blog te țin. Da, asta e. O să-ți fie dor de mine. Să fie paguba din aia. Cosmin, ai dat follow la toate fetele? Cred că da, din câte... Dar unde le-ați găsit voi pe toate? Că eu... Eu am dat doar Virgin. Da. Eu m-am uitat la... Da, ți-a dat numai ție pentru că nu le-a găsit pe restul, nu de altceva. M-am uitat la prezentările voastre din... Păi, așa acolo zis, am găsit numele, așa, și am căutat. Mai Alena, am văzut că ieri ați plecat foarte apropiați de la noi din casă. Nu știu, a fost un moment aici când ați stat împreună tu cu Robi, eu eram afară cu Giulia. Nu știu, simțeai cumva din partea Giuliei ceva reacții nasoale în privința ta? La un moment dat era vorba, și vreau să deschid subiectul pentru că a rămas așa, că băieții au înțeles că tu, Giulia, ai fi spus că tu n-ai stat cu doi bărbați la masă. Da. Eu, asta ai spus. Eu corectasem situația. Eu am înțeles altcumva că dacă tu erai în locul Alenei, l-ai fi luat pe el deoparte și ai fi stat tu cu el. Păi în ce zonă ai dus direcția? Că a stat cu doi bărbați la masă și e... Ce voi una, este, una ar fi să stau cu tine, cu Ștefan și cu Bogdan la masă, Cosmin inclusiv, Laurenciu inclusiv, și una ar fi să stau cu doi băieți pentru care am interes. Robert, te-a deranjat că a stat Alina cu noi la masă? Sunt curios de părerea Giuliei, din ce cauză, cred că... A, pentru că așa sunt eu făcută, cum fiecare are stilul ei. Bine, dar tu cum ai fi procedat, Giulia? Ai fi mers individual cu fiecare la o discuție? Da, pentru că nu m-aș putea focusa și cred că nu aș putea oferi atenția necesară fiecăruia dintre ei. Păi nu știu, dar mie după discuțiile ce le-au avut ieri ei la masă, mie mi s-a părut că Alina a plecat cu Robi de mână. Dacă nu mă înțeleg, iar nu de mână. Da, Robi a condus. Nu de mână. De braț, așa de... Cumva. Da, Robi m-a condus. Da, am văzut și adică mi s-a părut că sunteți foarte apropiați. Băi, stai puțin, Patrick, am condus-o și pe Daniela, am condus-o și pe... Păi, da, păi și la mine stai, pe Daniela, n-ai același lucru. Așa de apropiat cum ai... Cum? Am condus-o de mână. Am ținut-o la fel, de mână. La fel. Nu, așa, gen... Da, m-a ținut de mână. Mi s-a părut că m-ați ținut de braț, cumva, așa, când v-ați dus sus. Adică mi s-a părut că sunteți apropiați, tu cu Alena. Nu știu, ar trebui să las obiceiul ăsta de a conduce o fată pe scări? E foarte frumos. Depinde modul în care conduci fata, cât ești de apropiat de ea. Păi, nu știu. Data viitoare stai la 3 metri. Nu poți face asta cu toate fetele. Dar de ce trebuie să înțeleagă greșit? Nu înțeleg. Te vezi ce am mai înțeles eu greșit? Tu ai o problemă cu mine? Cu cine? Cu mine. Nu? Nu? Nu, absolut. Păi ai dat follow tuturor fetelor, numai mie și Giuliei nu ne-ai dat. Dacă dar tu ai la mine ești deja am dat follow tuturor fetelor? De... Da. Mie nu mi-a dat Robert. Dar puțin, de ce contează asta? Crede-mă ce spun, că nu m-am uitat foarte mult pe Instagram. Am dat follow cu ea, cred că ați apărut la sugestii sau ceva de genul, nu știu sigur. Dar n-am căutat. Și eu și Giulia n-am apărut la sugestii. Crede-mă că n-am căutat pe cineva anume. Nu mai știu ordinea în care mi-am dat follow cu Alena, dar știu că i-am dat... A fost prima fată care i-am dat follow. Oh. După, cred că tu mi-ai dat sau nu mai știu, e irrelevant oricum. Nu mai contează, follow, ne follow.
Dă-le și lor că e urât, că și ele sunt acolo. Normal că vă dau follow la toate. Bine, la Giulia ești la blog deja, nu mai ai cum să o găsești, cred că. Dar la Marisa cred că mai puteți. Ai blocat Giulia deja? Yes, of course. Și eu, dacă mă așa... Păi și tu, Larisa, tu nu cred, Giulia, nu cred. Închidem o situație. Nu cred? Nu mă deranjează. Pe bune? Dar mă duc și aduc telefonul, ce aveți? Larisa, nu mă deranjează dacă mi-ai dat bloc, sincer. Ce, Robert? Nu am înțeles. Și tu vrei să-l blochezi pe Robi? Ah, Larisa. Nu am înțeles. Ați vorbit toți odată. Am spus că și tu vrei să-l blochezi pe Robi. Păi, mi-a dat impresia că are o problemă cu mine. Eu niciodată, adică eu nu am o problemă cu tine, Robi, doar mi-am dat cu părerea, cum ar trebui să facă toată lumea. Dar eu tind să cred acum că tu ai ceva cu mine. Larisa, e prea mult. Nu prea cred mult. Că e chiar așa, pentru că și eu i-am spus punctul meu de vedere, dar eu am primit follow de la el. Larisa, crede-mă că n-am absolut nimic cu tine. Mi se pare că ești o femeie super mișto. Adică e... Cred că au observat toți chestia asta. E roșu. Doar că nu am interacționat în niciun fel cu tine pentru că te-am văzut prea... A fost prea mare, nu neapărat bătaie, dar certuri prea multe și am zis că dacă mai fac și eu niște pași ar fi... Nu sunt genul care să stau să mă cert și cu Bogdan, să mă cert și cu Stefan, unul vine să scânte, unul vine să stai cu el la masă. În privința am încercat să-i explic și Giuliei niște chestii, nu le-a înțeles și uite, pentru o singură chestie au început înțepături la voi acolo în casă, adică s-au schimbat un pic energiile. Așa și la noi, sincer. Mai sunt câteva chestii între noi. Dar ce înțepături au fost la noi în casă, dacă poți să fii mai explicit? Nu știu, mi s-a părut că ai fost foarte puțin răutăcioasă cu Alina. Foarte puțin răutăcioasă? Mie nu mi se pare că am fost foarte puțin răutăcioasă, că i-am zis că nu stau să aștept. Nu, a fost o altă chestie. Ia. Noi am înțeles-o diferit, cred că toți am înțeles-o diferit, că eu n-aș sta cu doi băieți la masă. Am explicat asta mai devreme, dacă ai fost atent. Dacă n-ai fost... Am înțeles, dar noi am înțeles tot diferit. Cum și voi înțelegeți tot timpul diferit, ce zic eu? Vreau să spun și eu ceva. Noi înțelegem fix ce faci și ce zici. Da, Robert. Alina, da. În momentul de față, consider că există o tensiune între tine și Giulia, cumva? Din punctul meu de vedere, nu este nicio tensiune. Adică eu nu am nicio problemă. Dacă ea crede... Te uită Giulia la ea, noi... Eu nu aș vrea să fie o tensiune. Băi, așa mă uit frumos. Foarte bine atunci, adică, asta am vrut să știm. Dacă există vreo tensiune între voi. Dacă nu există, închidem subiectul. Ce spuneți? Astăzi avem camere roșii. Probabil că da. Emoții? Aveți emoții? O să poate vor fi schimbări de situații. Poate nu vor fi schimbări de situații. Patrick, ne pregătești o surpriză? Nu știu. Eu așa cred. Dacă el a început să zică că poate vor fi schimbări de situație. De unde? Că el spune asta. El e cel mai focusat. Nu se știe, niciodată. Ar putea să nu se știe. Îmi place să fiu imprevizibil, dar în același timp... Dar niciodată nu ești. Exact. Da, mereu, uite, vezi că mă anunț înainte. Hai, fă-ne o surpriză. Dacă tăceam, eram... Filozof. Da. Ștefania, foarte frumos din partea ta că ieri ai pupat și pe Robert și pe Cosmin când ai plecat acasă. Exact. Da, păi vreau să-l întreb pe Robert dacă nu s-a supărat că ieri am vorbit doar cu Cosmin. Nu m-am pentru supărat, că am văzut că a ținut să mă salute a doua oară. O dată jos și o dată după ce m-am îmbrățișat cu Cosmin. Te salut de 10 ori, nu de 2 ori, dacă trebuie să te salut. Dar Ștefania, cum a decurs discuția dintre tine și Cosmin? Nu știu, am văzut destul de implicați acolo în conversație. Ați stat, cred că 20 de minute, ați fost foarte în subiecte, așa. Nu știu, nu vă puteam capta atenția nici cum. Chit că am încercat la un moment dat să facem ceva, dar erați foarte implicați acolo în conversație. Nu știu, s-a uitat și în grădină. Da, și te vedeam tare zâmbăreață în conversație și pe Cosmin la fel. Te-a făcut să râzi din nou. Da. Ce te mințea? 2-1. Ce te mințea de râdeai așa? Ce mă mințea? Da. Nu mă mințea cu nimic. Am vorbit, am descoperit o chestie noi de unul despre celălalt și... Cum ar fi, nu știu, ce ai descoperit, de exemplu, la Cosmin? Oh, nou. Că avem în comun că am fost chelneri amândoi. O, ce tare, ospătari. Ospătari. Vreau să văd cine poate duce mai multe fapturi. Mergem pe evenimente amândoi. Că și el a făcut shooting-uri de poze. Ce shooting-uri? Ți-a făcut odată, eu nu-s niște poze.
Da, are fotomodelul, nu tata. Eu i-am spus că odată sau două ori am avut. Ăla nu-i shooting. Ce face Ștefania e cu totul și cu totul altceva. Da, mă, eu am spus că am avut vreo două. N-am zis că eu sunt fotomodel. Da, mi-a zis doar două. Dar tu, Ștefania, ești fotomodel? Da. Iulia. În Italia sau aici? Da, în Italia. Stai chill, te rog eu frumos, stai chill. Am glumit. Vezi de băieții ăștia pe aici. Nu, el a făcut-o din plăcere personală, n-a făcut-o pentru a promova niște haine sau ceva de genul. Tu mă gândesc. Da, da, mi-a zis. Ai făcut-o ca și job, în gen. Da. E altceva nou, nu știu ce mai e, frate. Sau îți place ceva la el, ți-a... Nu știu. Mi se pare că îmi transmite un vibe foarte bun și mă simt bine în preajma lui. Și... Din discuția mea cu Cosmin, după ce ai plecat Ștefania și am vorbit cu Cosmin, a rămas, era așa super în lumea lui, nu puteam să-l mai scoatem de acolo, adică se gândea la tine, adică știi că am vorbit. Nu, nu, stai puțin Ștefania, că Bogdan s-a dus puțin de mare. M-a dus prea mult. Nu, avea un vibe. Avea un vibe. Așa cum tu ai spus că el ți-a dat o energie foarte bună, așa era și Cosmin. După ce ai plecat, avea zâmbetul pe buze. Era super relaxat, super liniștit. Și asta înseamnă mult, pentru că i-a plăcut cumva conversațiile cu tine, dar nu neapărat că se duce în vreo zonă anume. Da, nu. Le-am spus băieților că a fost o discuție foarte, foarte faină, m-am simțit foarte relaxat. A fost și la tine elaborată? În preajma ta. Stai un pic că uit ideea și iar îmi dai blank. Ce să spun, m-am simțit bine în preajma ta, discuția a decurs foarte natural, să zic așa, și ne-am simțit bine împreună, adică... Dar așa te simți și cu mine. Poftim? Așa te simți și cu mine. Dar ce credeți, că Giulia era comentatoare din grădină, zicea se potrivesc foarte frumos. Ia uite pe Cosmin ce râde. O să fie împreună, dar la un moment dat cred că se vor despărți. Bine, Patrick, dar spune și că am zis că Cosmin e foarte frumos. Ai zis și că ei mânca ochii. Exact. Așa. Ne-am dus un pic departe. A fost o discuție foarte frumoasă, din care am aflat că avem câteva lucruri în comun. Ne-am simțit bine, chiar m-am simțit în largul meu, să zic așa, cred că și ea, din câte am văzut, că era foarte zâmbăreață, cum ați văzut și voi. Și, nu știu, aș fi vrut să mai vorbim, dar avem timp. Aoleu! Opa, ce ai făcut, Cosmin? La asta nu mă așteptam. Bună, Bianca, ce faci? Chiar uitați ideea. Nu. Bianca, ce părere ai de discuția lui Cosmin acum cu Ștefania? Nu știu, știu că și tu ai un interes față de Cosmin, nu? Adică și tu ai vrut să-l cunoști. De ce ai făcut? De ce ai reacționat așa? Păi că ți-ai dat tu cu părerea în locul meu despre... Păi nu, dar eu din ce ai zis tu. Păi da, adică am zis și susțin asta că o să încerc să-i cunosc pe toți. Cu el am interacționat cel mai mult până acum și mi-a plăcut modul în care am interacționat, discuțiile noastre. Consider un băiat ok, foarte ok. Mie mi se pare că deja cumva s-au cam ales drumurile în mare, nu adică vorbim concret, concret. Da, cum spune Bogdan, cum mare, după sufletul lui, s-au cam făcut cărțile deja în emisiune. Cumva putem înțelege fiecare. Cred că e prea repede pentru cărți, din punctul meu de vedere. E prea repede, cred că s-au tras niște păreri, concluzii, să zic așa, exact. Dar nu s-a concluzionat nimic. Am aruncat cărțile cu masa. Cosmin, tu ce părere ai despre mine și despre ce am vorbit noi și... Despre tine am vorbit și ieri cu băieții aici, am spus că pare o femeie, cum să zic, ca și gândire, pare o femeie matură, ai niște principii solide și asta e foarte bine. Din discuțiile cu tine, asta am dedus eu, ești o femeie frumoasă, n-am ce să zic, și că ești interesantă, asta le-am spus băieților. Eu am rămas tot acolo între tine și Ștefania. Nu știu. Nu e presiune. Am spus că detaliile vor face diferența pentru mine. O să văd. Dar și eu unde sunt în ecuația asta? Exact. Ești pe ecran. Nu știu tu ce treaba e și nu știu de ce mi se dă cadru cu... Pentru că ești minunată și ți-am zis eu că o să-ți fie dor de mine la un moment dat. Ce drăguț. La felul care... Bă, Cosmin, tu separat de toate acțiunile tale de pe aici, de prin casă, trebuie să fii mereu conștient că acolo ai un sufletel care
ține destul de mult la tine. Am văzut. Te complimentează foarte mult. Uite, crede-mă. Nu, nu, el te-a complimentat, vezi că el uita la tine cu... Ia, ce ai văzut? Ia. Am văzut ce le spuneai fetelor acolo la masă, că-s neasumat, că așa. Am văzut ce sufletel ești tu. Am zis că ai fost... Nu că ești. Păi, da, dar nu cred că mai era nevoie să subliniez. Asta uitați și fetele astea. Bun, dar stai așa, Cosmin. Știi? Ești prietenul meu, dar și tu e, nu ai făcut o reclamă tocmai bună când am intrat în premieră. Adică e un 1, okay, cumva, la general. Okay, într-adevăr, dar eu nu am ținut să subliniez chestii din trecut. Eu am spus... Poftim? Poftim ce? Cum adică nu? Păi eu nu am spus detalii despre date-ul nostru... Și ce s-a întâmplat? Tu ai spus detalii despre date-ul vostru? Da. Cred că am fost întrebată, că n-am venit de nebună să zic. Contează, puteai să dai o părere. Puteam să tac din gură, general, să nu capsă nimic? Băieți, dar săptămâna trecută când era pe val... Săptămâna trecută când era pe val Robi cu Giulia, s-a concluzionat că nu mai există nimic între voi și nu mai văd. Într-adevăr s-a concluzionat, dar eu am văzut chestia asta și culmea că era... Eu eram cu băieții aici la masă și vă ziceam lucruri faine despre ea și ea era acolo și spunea, păi, a fost neasumat, a făcut așa. Și n-a fost așa. Se concluzia, se strică prin vorbe. Dar nu mai trebuia să subliniezi. Laurențiu, da, aș vrea să-ți atrag atenția în legătură cu gestul pe care l-ai făcut ieri, a fost foarte frumos. Doar că când am ajuns la hotel am remarcat ceva, bună, care nu știu dacă o să-ți placă sau... Nu? Te rog. Dar având în vedere că eu am lucrat în domeniul florilor, acolo în aranjamentul respectiv erau două flori. Și două flori, știi, da, când da, se aduc. Da, stai puțin acum, Daniela, că așa erau expuse la vântare. Acum, eu știu asta, dar eu i-am spus ca să știe pe viitor. Unde mai erau două? Nu erau și nu erau. Erau două de un fel și una de un fel. Veniți în camera mea în seara asta să vă arăt că sunt două flori. Păi da, dar nu erau doar acele două flori. Erau mai multe în coșule. Nu, voi n-ați înțeles. Deci, cea portocalie e o singură floare. Da, și cealaltă. Nu floricele. Cea movă e altă floare. E altă floare. Eu refer... Două flori strict total diferite, două ghivece. Da, dar bine, ghivece, n-are treabă. Acolo nu te duci cu ghivece, te Daniela, duci cu... Daniela, suntem în luna ianuarie. Două. 1 noiembrie a trecut. Gata, Daniela, am înțeles. Dar ce voiam să vorbesc? Așa voi face, scuzele mele. Da, Ștefan. Voiam să zic că nu ai de ce să te superi, că tot s-a repetat chestia aia cu creață, brunetă și tot așa. Dar mi-a trecut. Mica creață, cu dulceață. Nu, dar eu nu sunt supărată, nu știu, după s-a mai insistat pe aici pe subiect, dar eu ți-am spus strict la momentul respectiv. Și am trecut imediat, adică... Asta m-a interesat pe mine și cumva m-a lui Bogdan i-am făcut. Că ai fi supărată și na, s-a transmis și la mine. N-ai cum să fii supărată pe un băiat cu tricou cu... Pe bune, n-ai... Nu te crezi, serios? Cadru cu Ștefan. Ce drăguț. Vreau să văd tricoul. Nu l-am văzut. Cum să nu-l vedeți? N-am observat, băi, deși... Eu am o întrebare, Larisa, pentru tine. Uite, au fost momente în casă... în care discutam și știți că în casă, iubirea asta se întâmplă toată ziua. Discutăm unii despre alții pentru că de asta suntem aici, nu? Și erau momente în care eram la masă și era și Ștefan cu noi și vorbeam de tine. Și la un moment dat Ștefan ținea să intervine și spunea, vă rog din suflet, nu mai vorbiți de Larisa pentru că cu siguranță nu i-ar plăcea ca să vorbiți. Nu mai vorbiți de ea, nu mai vorbiți de ea. Da, vorbeați de rău sau de bine? Nu de rău, vorbeam chestii, nu știu, poate din... Poate și o glumă, poate ceva. Poate sau... acțiuni, vorbeam de fosta ta relație sau încercare de relație. Mai puneam, da, uite, s-au văzut, dar nu a fost foarte, foarte mișcată de băiat. Adică chestii de genul. Și el ne spunea cumva, bă, nu mai spuneți treburile astea, că nu o să-i placă, că nu ce. Și acum te întreb pe tine, are ceva dacă noi discutăm de tine și de persoana ta în limita bunului simț? Adică are, nu știu, e nevoie să intervine el să ne oprească? Nu neapărat. Dacă spuneți ceva rău la adresa mea, vă dați seama că îmi place, dar măcar să... La televizor, la adresa ta, nu? Măcar să-mi spuneți în mie, personal, dacă îi să-mi spuneți ceva rău, dar dacă îi să, nu știu, să povestiți chestii de mine, nu mă deranjează. Am impresia că Ștefan încearcă să o protejeze foarte, foarte mult pe Larisa, dar sincer nu cred că are de ce să facă asta. Nu, la un moment dat s-au făcut sără niște glume, dar nu mai țin minte exact, parcă Robi spunea ceva cu nevastă, cu luat acasă, cu ceva, și atunci am... Cu ce anume, n-am înțeles. Eu. Nu? Nu mai știu. Nu mai țin minte exact. Glumeai cu Bogdan, da. Și tu ai zis că să nu mai glumească așa. Ah, ok. Da, deci cu Bogdan.
s-a zis chestia asta, a zis că da, da, ai spus-o ta, mai repetitiv, și... cred că ai spus-o de vreo 4 ori treaba asta, ai spus-o dată atunci, da, atunci cred că nu era tocmai normal, că era, se punea problema. Dar nu, eu mă gândesc că nu vreau eu pe Larisa, vreau eu pe Larisa, vreau, era un battle din ăsta așa, dar parcă suna cumva vulgar și fără să ne dăm seama că îți dai seama, nu suntem... Ești jucărie. Da. Asta e așa orice. Acolo mi s-a părut super... Asta cred că știe toată România. Tot mapamondul, și România, și Europa, și America. Internațional. Aoleo. Totodată, eu am spus că îmi doresc să cunosc pe toată lumea. Ștefan deja știe lucrul ăsta și... Asta am și spus acum. Spus, că... Da, dar e clar că Ștefan te-ar vrea doar pentru el și... Cred că îi se pare ciudat și când interacționezi cu alți băieți sau când alți băieți vorbesc. E ceva normal să vorbească cu toată lumea. Nu a zis nimeni nimic, Doamne ferește. Când nu a zis, mă, nimeni nimic. Și ieri când am dus omleta acolo, ce față aveai? Am un calorisă. Tremura, gata, nu mai putea. Vă rog frumos un pic să vorbesc. Bă, dar urmă faceți o omletă, frate. Veru, mă, e supărat. Astea niște glume. Deloc. Larisa, cum a spus, când se poate declar că vrea să cunosc încă toți băieții, pe mine nu cred că mă oprește că Ștefan are o atracție deosebită către Larisa. Și nici nu, cum a spus voi, că oarecum încearcă să mă îngrădească de acest gând, spunându-mi în cameră chestiile astea, nu... Poate... Sau Patrick de Virginia. Păi nu știu, reacțiile tale care sunt când ele îți arată toate... Nu am nicio reacție, eu mă bucur când văd că un bărbat e interesat de o femeie. Și ce îi spui? Bravo, chiar e frumoasă? Eu vreau să văd cum acționează și ce face, fiecare are stilul lui și fiecare abordează situația în diferit. Dar ce mai vreau să aprofundez, cât de mare putere are o femeie. Că Larisa... Larisa a venit în casa noastră, a aruncat pastila aici între noi că Ștefan e favoritul. Deza... Da, nu am zis, am zis că este cel mai apropiat de gusturile mele. Asta nu înseamnă că gata, mă mărit. Probabil am spus cam mult, dar oarecum l-ai pus în lumină în comparație cu noi. S-o luat pe Larisa de acolo, gen. Eu recunosc, pe cuvântul meu, mi-a părut foarte rău că am zis, pentru că după am început să cred că el s-a îndreptat către mine, cumva, pentru că eu am zis prima dată. Sincer, mi-a părut rău. E... rău. Rău. Ah, bă, mă duc să-mi fac un sandwich. Ți-a lăsat atacul. Am mai aruncat și o pastilă. Ți-a aruncat multul și acum a stat și cuge. Mică creață cu dulceam. Nu vreau să știu nimic. Elsa. Robin, azi ce ne faci bun, tăticule? Ce nu, nu tu, Robert. Ce ne faci bun? Ai zis că intri azi deci spre ei treaba în bucătărie. Da, ce? Vrei să vorbim ceva? Așa, ce-i cu tine? Da, n-am nimic, sunt ok. Sunt mai liniștit așa un pic, nu prea am chef de... Te-am văzut. De obicei erai mai activ, așa. Mai... Cred că m-au secat un pic de energie toate certurile de ieri și alea și nu mai... A fost, știi cum, săptămâna în forță, știi? Și acum trebuie, nu. Ce faci? Încep acum să... Lasă un pic de vorbă, nu, așa. Dar mie mi se pare că Robert bate retragere și cu Aleina și cu Ștefania. Da, eu i-am zis că e necotărât. Eu i-am zis că... Deci a bătut în retragere cu absolut cred toate. Că bate la Cosmin, cred că e doar nehotărât și e foarte la care să... Mai da, asta. Dar lui Cosmin e nu ție ți-a zis că bravo că foarte mergi simplu către Cosmin. Da. Acum la Risa îi zice lui Ștefan că da, bravo, bine Ștefan. Cu Aleina că sunt Robi. Nu, nu, mie îmi pare Robert că se îndreaptă către fata care face un pas către el. Da. Stăm așa un pic. Ce să zic? Îl văd așa un pic mai, știi? Am rămas la chestia aia. S-a închis conexiunea. Băi, ce bun rău de tot cum s-a închis. Sincer, îmi pare rău că... Da? Ce vrei? Îmi pare rău că s-a aruncat gen, știi? Da, da. Că nu că te-a făcut neapărat să înțelegi, dar oarecum te-a îndreptat doar... Da, vezi, uite, acum am răcit cu chestiile astea. Ascultă-mă, eu da, când m-am dus în grădină la cu Giulia și așa și eu cred că dacă ți-ar fi zis, dacă n-ar fi menționat un nume sau să zică ceva, probabil tot spre am îndreptat, mă spun. Ba, era și Ștefania, interacționezi cu ea, da, zic eu. Da, 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 uite, dar tu știi că îi place de o grămadă de persoane și așa. Ștefania? Nu trebuie să zici că îi plac. Dar nu e vorba de asta, nu, nici mă gândesc că i-ar plăcea sau că nu i-ar plăcea de altcineva. Și vezi și eu în subconștientul meu tot de asta mă gândesc. Și cu Aleina oarecum, vezi, mie îmi place, dar mă răcește oarecum că vrea să... Nu știu. Dar Robi, ce s-a întâmplat cu tine? De nu prea ai vorbit. Da. Asta nu știu. Așa. Despre asta vorbeați? N-am vorbit. Nu prea, să-l mut. De obicei era mai activ. Nu știu. Cred că m-am secat de energie. Consider că te-a secat? Uite că îl simt mai rece. M-am secat de energie.
A început prea în forță, prea multe știi, cercuri, știi? Așa, știi? E da. Toate fetele cu întrebări pe mine. De ce așa? De ce ai făcut așa? Am văzut. Că am înțeles așa, că sunt așa. Da, a și zis ieri că... E frică să nu greșească în alegeri. A spus a zis, eu am zis foarte clar și nu-mi place chestia asta, că nu, din partea lor nu se înțelege. Când noi spunem că dorim să îi cunoaștem pe toți și adică faptul că Ștefan se cere la mine... Eu până acum niciodată nu m-am cerut, tocmai pentru a nu crea impresia asta, că vreau să-l cunosc doar pe Ștefan. Pentru că mi-e așa, știu că dacă o să merg acolo, Ștefan o să vină la mine. Da, clar. Și o să, cumva, toți o să se retragă, pentru că o să zică, o venit. Păi da, dar poți să spui că vrei să rămâi să vorbești cu toți. Și asta, da. Pe mine oricum nu mă afectează, dar sunt un pic... îmi revine mie energia, nu e ce-am vorbit ieri la masă? Încearcă acum, vorbește doar cu Aleina. Știi? Nu știu, nu mă grăbesc, lasă, că știu. Adică femeia a zis clar că vrea să se îndrepte către toți. Știu și eu, dar... Vrea să se îndrepte către toți. Uite, tu ai spus că vrei să te îndrepti doar spre ea. Nu, eu i-am zis că vreau să o cunosc pe ea și să aibă oarecum... Să am oarecum o portiță deschisă și să aștepte, să vedem dacă suntem compatibili. Și azi că vrea să cunoască pe altcineva, că eu am avut dreptul să cunosc pe altcineva. Dar mie nu mi s-a părut ok. Eu nu înțeleg chestiile astea cu îndreptatul, trebuie să mă îndrept spre toată lumea. Păi nu, dar stai puțin, dacă eu vreau să te cunosc ceva. Pe tine. Dacă eu deja am cunoscut-o pe Giulia, pentru că ea m-a abordat, da? Și, nu știu, vreau să te cunosc pe tine. De ce? Tu aici o iei ca și cum, băi, dacă el a avut dreptul, eu de ce să n-am dreptul să cunosc altcineva? Băi, mă simt ca și cum m-ar avea și eu mică frică, știi, cu chestia asta. De ce n-a făcut pași în același timp? De ce n-a făcut pași înspre Robert, nu? Nu știu, oricum Alina a fost retrasă de la început, n-a făcut pași către nimeni. A zis doar un top, dar n-a menționat pe nimeni. Gen, îmi place Ștefan, Robi și Robert, dar n-a făcut pași către niciunul. Niciun bună dimineața, niciun ce faci Ștefan, niciun cum ești Robert, înțelegi? Da. Păi pe mine mă cataloghează toată lumea, acum ca și cum, gata, eu vorbesc doar cu Larisa și așa. Băi frate, poate să vină toată lumea să vorbească cu mine, adică și eu vorbesc cu toată lumea, nu am nici cea mai mică problemă cu chestia asta. Tu vrei să te ceri la... Da. Păi hai, ca să... Că tu trecem la acțiune. Prioritar. Deci toate vrem, da? Toate vrem. Jocurile ce am putea... Participăm toate, da? La ce? Cred că... Deci să pregătim ceva dulce pentru băieți. Bună, Maluma! Eu împreună cu fetele ne-am gândit să facem ceva dulce pentru băieți. Ne dai voie? Te rugăm? Păi ce vrei să faci dulce? Tiramisu, aș vrea să pregătesc împreună cu fetele pentru băieți. Daniela, ai pus de cafea? Păi, o zis Bianca să nu fac eu cafeaua, pentru că eu o fac prea tare. A zis Larisa. Eu, sincer, nu am băut cafea la pâine. Se poate. Ai băut-o fără lapte? Se poate. Iulia, ai băut-o fără lapte? Îți dai seama, dacă ar fi să nu fie... Te întreb către altceva, dar nu stai să iei pe toți la rând și să iei la grămadă, pe toți? Da. Nu știu, mi-aș fi să pare. Eu dacă aș vrea să-mi fac o relație, următoarea mea relație, aș vrea să fie cât de serioasă posibil. Exact. Adică eu mai stau de copilării și de... Cum să nu? Și femeia cu care eu, una dintre fetele care sunt în casă, aș vrea să fie la fel de... Hotărâtă oarecum. Păi stai puțin, Robi, că să mai cunosc și eu pe cineva, că tu ai cunoscut. Uite, voi ați spus de la început, băi, frate, vreau să vă cunosc pe toate. Mie mi se pare dubios. De ce? Frate, te accesezi pe una, te accesezi pe o singură fată. Să te cunosc în intim, adică camere roșii. Să vorbesc, să văd așa cam ce are fiecare în cap. Asta oricum o făceai pe parcurs, știi? Ideea era, te accesezi pe o singură fată, care îți place ție, mai mult, și vezi dacă ești compatibil sau nu cu ea. Sunt curioasă pe cine ar vrea Patrick să cheme în camera roșie. Păi, cred că, adică din ce mi-a zis mie, Ștefania, cred că ar mai fi. Altcineva nu știu. Din sezonul 3? Chiar nu știu. Întorsătură distanței. Dar nu, e greu că te cheamă tot pe tine, că Patrick zice că e imprevizibil, dar nu e deloc. Până acum nu era imprevizibil. Merge mereu foarte pe safe. Știu. Chiar m-am gândit să facem un joculeț ceva, dar nu am, nu știu, nu-mi vine nimic. Pă bune, te simți supărat. Și eu l-am simțit. Nu sunt supărat, sunt liniștit. E așa, da. Mă gândesc, știi?
Parcă a dat un pas înapoi, știi? Să vadă un pic și să uite, da, știi? Da, 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 vreau să văd un pic, vreau, da, să văd un pic. Eu nu, e că n-aș vrea să interacționez cu Larisa, că sincer mi-ar plăcea. Ba, ai fi ipocrit să zici că nu ai vrea să interacționezi, Doamne, cu Larisa. Acum, sincer, vă dar. Ai fi mincinos. Deci, o femeie frumoasă, interesantă, vorbește frumos, adică, nu știu. Dar e prea mare parababura acolo, ca să zic, să nu-i zic altcumva. Ce parababura, mă, poți să o cunoști, nu dacă vrei să știi. Nu e vorba despre asta, nu e vorba de tine. Și eu e vorba că despre așa mulți acolo. Robert vrea să o cunoască, tu vrei să o cunoști. Robi, te rog, Bogdan frumos vrea să o cunoască. Robi, te rog, pune-te aici cu noi la masă, că văd că ai o energie negativă și vreau să te schimb un pic. Gata, dragul meu. Hai. Am vrut să stai acolo. Opa! La noi? Lider, adu aia. Lider. Lider. Cine e lider? Din grădină, du-te, adu. Ce e acolo? Coșul cu ouă? Adu așa, ce-i pe televizor. Coșul și foaia. Bro. Nu, no, mi-e foame, sincer. Nu o fi. Albumii. Albușul. Albușuri. Și galbenușul. Și încă unul în care punem cafeaua ca să se răcească, să muiem... Da, dar unul mai mic. E un pic, nu așa de mare. Da, asta mă uitam acum, încercam să găsesc unul mai mic. Mamă. O să-mi dau seama ce fac. Gen, cred că o să fie ok asta. O să încapă școturile. O să mai da. Da. Dar nu mă pe aici. Pe mine. Cine vrea așa să separe o... Nu știu. În boluri. Voiam să stau de vorbă cu toți, da. Hmm? Venuși în albuși, nu să se bată spuma. Câte o? Da. Câte o? Câte trei câte o? 750. Să vedem. Sunt mari. Sunt mari. Lasă decât 4. Ia, hai să vedem. Ce-s, mă, dulciuri? Vrei să te ajut? Ho, ho, drăguț. Trebuie să o citesc? Da, citește-o tu. Păpușa Barbie? Hai aici, hai să vedem. Oh, da, asta cred că îmi dau seama ce e. Opa. Dragi băie, săptămâna trecută ați tot vorbit că vreți să-mi schimbați înfățișarea să-mi găsiți un alt nume. O puteți face. V-am pregătit un coș cu nuanțe de păr, cu nuanțele de păr și accesoriile pe care aș vrea să le port. Puteți să alegeți cum voi arăta de azi înainte. Dacă doriți să numiți o să mă numiți altfel, o puteți face, doar să fiu și eu de acord. Fiți creativi, pupici, Lenuța, până acum vedem de azi înainte cum mă voi numi. Deci, în primul deci m-a ținut minte. Vreau să zic eu ceva, din punctul meu de vedere, vreau să continuăm cu Lenuța 100%. Și eu votez pentru Lenuța, Lenuța are și mai țin să precizez ceva. Ascultă-mă, Ștefane, a spus și Radu că ar fi frumos să rămână Lenuța, Radu a fost câștigător și semn de respect pentru el. Și eu aș zice tot Lenuța că toată lumea s-a obișnuit cu ea. Bine, dar pot să aleg eu dacă ați ales voi numele? Vrei să o coafezi? Da. Deci, iată, tu ești frizer, tu trebuie să-i faci un outfit. Dar vezi să nu-i pui părul creț. Hairstyle, frumos, da? Eu n-am făcut niciodată cu ouă. Nici eu. Cu frișca. Ai pus 4? Tiramisu. Ai pus 4? Da. Cu frișca lichidă. Da, am zis mi-a rămas carponele cu frișca lichidă. Dar știți cum le-aș făcut cel mai bine? Nu în tavă, în pahare. Da, da, sau din astea am putea să facem. Da, și-ar face direct porții. Da, da, exact. Da, trebuie să avem 7. Păi sunt acolo. Super, perfect. Adu un scaun ceva. Dă-ți te pup. Adu scaun. Dă-ți te pup. Acum. Dă-ți te pup cu salam. Te pup cu salam. Ia de scaun aici. Nu, nu, că e vegetarian, e vegan. E vegană. Hello, 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 hello. Ia de scaun aici. Ține regim. Dă-te cel la butic. Ștefane, tu ești frizerul, să vedem cu ce vrei să o... O facem blondă? Băi, deci vezi că tot ne bazăm pe tine, da? Ok. Că ești custom, Adidas, dinastia... Cosmine, du-te, dracule, mănâncă liniștit, că aici... Cum intri tu în frizerie cu mâncare? Ia uite-o, direct merge. Ia, bagă-i părul. Așa, ok. Bagă-i părul neapărat. Păi are și albastru în el. Păi da. Păi dai, cu chestia asta. Să fie pentru toată lumea. Sus de tot, da? Păi, la așa. Bun, pune-i... Așa frumos. Pune-i neapărat. Și asta e cu... Nu e frumos. Eu zic să-i pui aia de prințesă mai bine, nu aia. Prințesă, da, cel mai bine. Uite acolo, ai coroana. Bă, dă-i bretonul din noi. La cafea o să vrească să răcească. Vezi cum te astea pe tine toată. Mi-a venit o idee. Un șorț. Hai, dă-mi șorț. Nu, mă, serios. Maluma, am o idee. Te rog, uită-te la mine. Am o idee. Să alegi tu, aleatoriu, o fată și un băiat și să mâncăm din același bol tiramisu. Spre exemplu, tu alegi pentru mine un băiat, pentru Virginia un băiat. E la alegerea ta. Tu alegi ce fată cu ce băiat mănâncă din același bol tiramisu. E bine?
Să ții cont. Să-ți intre bretonul, nu? Mă mâncați și bretonul tău, că te mănânc, că te duc la tun direct. Da, cumva așa. Ce se mai pune? Ai zis că este coroniță. Unde ai văzut coronița? Unde e coronița? Coronița? Oh. Ia uite pe Robi, nu cred! Doamne, ferească-mă! Ești în grafică! Uite, mama, nasul, pune-ți coronița! Ia uite! Adevărul că ție și trebuie să-ți ține părul. Asta-i soră ta, Lenuța! De bebeluș, mă! Te-am găsit soră, Lenuța! Ui, ce drăguț e! E cu bidon, iau acasă! Cu bidon! Are nevoie! Să-mi bea voi! Are nevoie de agrafe? Hai să mai vedem ce-i... Da, și de Patrick nu m-ar deranja, adică chiar nu m-ar deranja, cu mine a tot fost, am avut două camere roșii și cina poate să cheme să cunoască. Da, dar nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere, Patrick nu pare să fie, nu știu, interesat și de vreo altă fată. Păi și eu nu pare. Fel de aia chiar nu-mi dau seama. El a mai menționat-o pe Ștefania, dar a zis că o vede așa ca pe Cristina, nu este, nu ca este genul lor. Nu, ca pe o, că e mai mică, mai așa. Ștefania mi-e îmi pare genul lui Cosmin. Și mie, la fel, da. Dar în afară de ea, chiar nu știu, pentru că nici mie nu mi s-a părut să mai placă o altă fată, dar mai știi? Ai zis că e imprevizibil. Nu ai mai pus coroane la fetițe? Hai, facem și noi o poză acolo, singuri. Hai, hai. Vină cu... Unde? Ne băgăm? Faceți. Ne mergem de mână, ce facem aici? Bă, bine, dar acum stau și ia, hai să vedem. Să vrem să mai. Unde e Bogdan? Bogdane? Da. Ia-ți mirea să ziua bună. Gata. Fata de cartier. Da, chiar dacă nu pare. Fata de oraș. Fata de oraș. Chiar dacă nu, bine, eu sunt mai de la țară, așa nu de cartier neapărat. Nu, eu sunt crescută la colțul blocului. Tu? Dacă la colțul scării. Dacă mă duc la piață și vând lubenițe cu asta pe cap, nenorocesc toate femeile. Păi cum să nu le placă, mă, la fete de mine, sincer? Sunt... ce trebuie? Nu, uitați-vă! Mor! Vai, nu, tricou... Da, nu... Nu? Tricou Hello Kitty. Cine e prințesa mea de Larisa? Dă-mi într-o parte. Cine e prințesa mea? Stai că le pun pe mare. Ștefan, nu! You care. Nu! Nu! Ce nu? Deci bat jocul în ceață. Stai puțin să-ți aranjez părul. Ți-ntr-a în ochi, sincer. Dai în partea greșită, te rog frumos. Am fata, dar stai cu minte. Nu mai mă... nu mai alea pe mine. Că ți-am ok. Ștefania? Așteptu-te, Chiru. Vrei să ne spui ceva? Nu. Cumva? Te pare că da? Nu zic nimic. Chipul tău spune altceva. Te dă de gol. Vreți să fie Cosmin în camera roșie? Sau aștept să fii chemată de Cosmin în camera roșie? Nu știu. Sau le vrei pe amândoi? E, gata, pe amândoi, Miu. Nu știu. Nu ai vrea să fie cei amândoi, Vic? Da, unul din cei doi. Dar amândoi. Nu amândoi. Cred. Nu se poate amândoi. Pot alege doar o fată. Un băiat alege o fată. Păi da. De ce pot să mă legăm de nou? Dar nu-i fiecare cu cutiu. Ați văzut că nu mă chemă nimeni? Nu există. Nu să fie chemată de Cosmin. Suntem bine. Mie îmi place. Eu sunt o prințesă și n-aveți ce să-mi faci, sincer. Nu, tu ești cal. Nu. Gata, Lenuț, ești foarte frumoasă. Numai trebuie să te decupăm un pic de acolo. Dacă ești avem bine, o forfecuță Lenuța. Și noi. Oh. Te-o pupa pe tine, Robert. Bogdan. Ei, că râde, mă, mâncaia și gura ei. De ce e ăsta? Da. Râde. Ia vezi, mă, că puteam să ridic mai mult. Frumos. Cameră, parcă e altfel mult la tine acum. Brad frumos. Blondă, albastră. Intră, Roberto. Dragă, Elsa. Ești la fel de hotărâtă ca și Robi? Nu. Nu? Oh. Pa! Bine, acum e fizic, știi? Și
cum ar fi ca peste un timp să îi separă lui că o altă fată e mai potrivită pentru el. Atunci ar fi foarte nasol și nu cred că ar mai avea cum să rechise. Cam ăsta e motivul pentru care eu încurajez pe toată lumea să, exact, să ne cunoaștem toți unii cu alții. Și nu mi se pare normal interacțiunea asta doar cu o singură persoană, pentru că suntem la început. Trebuie să cunoaștem, trebuie să, nu știu, să vedem cu cine avem mai mare compatibilitate, pentru că e foarte posibil să ne înșelăm. Bună, Lenuța! Ce frumoasă ești astăzi! Îmi place noua ta coafură, sincer. Aș vrea să merg și eu la fete ca să văd și coafurile lor. Dacă se poate. Se poate? Nu! Stai acasă! Stai acasă! De ce? Ce? Că ține că ești frumoasă, că ești așa, că așa și așa și așa. Hai, te rog. Te rog. Frumos. Te pup. Vrei să ne pupăm? Du-te mai sus. Deci te iau acum. Fii atent că vin pe tine. Nu vrei să o chem pe Lenuța la camera roșie astăzi? Vrei să avem camera roșie. Vrei să avem camera roșie împreună, noi doi. Hai să te pup. Gata, pot să mă duc acum la fete. Pot să? Nu. Bine. Da, bine, eu zic că e timp. Doar că dintre toți, ți-am zis, pe Ștefan îl văd așa cel mai... Foc. Foc, da. Și neapărat foc pe tine, cât mi se pare că încearcă să acapareze așa și restul băieților. Să le sublinieze, băi, nu vă apropiați. Mie așa mi se pare. Eu i-am spus că eu sunt genul care face în contră. Dacă încerci să-mi interzici ceva, să-ți demonstrezi că n-ai nicio șansă să faci asta cu mine, o să fac contra. Gata, e foarte frumos să știi. Dacă mă lași pe mine, să mai merg uneori. Băieți, avem fată nouă! Cosmina, frumusețe! Bună, sunt Ștefan. Bună, Izaura. Tiranozaura. Tiranozaura. Tira e numele de familie. Ok, Tiranozaura. Vrei apă ceva? Spun un par de apă. Urcă sus aici. Vai, deci pentru tine vine. Nu, te rog, să cupe și ceilalți. Să știi că ți-a căzut o parte. Gazolina! Da, sigur, sigur. Și e mare Barosar. Îți o pun să chinezi tine, Robi. Izaura, de unde vine la tezaura? Bă. Opa, mi-a picat extensia. Așa puțin, fata, hai să te facem. Vine aici, fata, un pic. Vine să-ți fac așa un pic părul, că mi-am deschis alocia. Stai un pic, că eu ard cu bretonul în ochi. De unde ești, fata? De unde din, mamă, dar ce-mi plac asta de la breton, vrei să te mint? Sunt din Moțuței. Din Moțuței? Din Moțuței. Și eu sunt de acolo. Da? Din Moțuței, de acu' ești, acu' ești tu. Alunelu? Uite, mamă, ce fac, băieți, fiți atente. E ok, că o să le șterg. Șefi, nu vrei să-l vezi pe Cosmin cu perucă? Îl văd eu. Dar spunea că se imită. Vai. Unde e? Că sigur imită pe cineva. Pe Lenuța! Dar nu le e rușine! În topul meu sunt doi băieți, Cosmin și Patrick. Nu, Cosmin și Patrick, da. Doar doi băieți? Da, păi, și cu ei aș vrea să am primul dans. Cosmin e la toaletă. Ai la cuvinte? Ai la baie, nu-i lasă. Când auzi de tine, s-a dus. Pe el îl aștept o viață. Ce vrea, știți? În primul rând să știi că nici nu știi ce vrei de la viață, că deja te-ai simțit din prima. Eu nu te mai vreau, nu ești genul meu. Un prim dans aș vrea cu Robi, dacă se poate. Acum aici e lui tău. Altfel merge. Pentru că noi ne completăm, eu să cu bretonul în ochi, el la el nu prea. Stai să Puțin, vă rog un cerc în jurul nostru. Da, da, da. Simt așa o tensiune. Întinde-te, întinde-te. Hai, Izaura, să dansăm. Hai, Bogdane. O, Izaura, ce frumos. Bine, 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 bine. Ta-na, 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 ta-na.
Ce drăguț! Și Nașu, vă rog frumos, Ștefan, Nașu mare, vă rog. Câștigătorul este... T-Rex! Izaura. Izaura! Maluma! Elenuța, ești foarte schimbătoare. Maluma! Spune-le băieților că Lenuța este Lenuța și Maluma e Maluma. Nu se produce nicio schimbare aici. Maluma, întreabă pe Lenuța dacă cumva suferă din dragoste. Pentru că știi că noi femeile facem schimbări majore. Ce idee avem, mai ales la păr, în momentul în care suferim. Oare suferă? Să-i fim alături. Bine? Hai să vine cineva, o fată nouă? Știi, știi că vine. Intră. Oare cine-o fi? Intră Roberto. Ba, ești fata din familia Adams. Bune băieți. Zici că ești din aia de vinde linguri. Bune băieți. De vinde linguri. Bă, tine. Zici că ăsta ia din bikini. Trebuie de lingura. Bă, n-avem un rap aici. Îmi pare bine. Gata, gata, gata. Și îți place de cineva în general? Bă, dar nu stă rău, mă. Da, nu. Ți-am zis, e stil pierdut. Stil pierdut, atât, că nu te mai găsesc. Doamne, crește, nu pot să cred. Măcar așa, să aibă și el cărare pe mijloc. Doamne, ferește. Wednesday! Wednesday, ce faci, fată? Wednesday! Când ajung aici, mă chem. Și pe cine vrei să cunoști? Avem fată nouă. Wednesday. Miguel. Dar ce personaj ești, de curiozitate? Roberto. Personajul. Dragă Roberta. Elsa. Ești la fel de nehotărâtă ca și Robi? No. Nu. Vai. Întrebați-o. Pe cine îți doresc să cucerești? Îmi plac rețele. Se ocupă cu... Eu am fusta creață, dacă vrei poți să-ți dansezi. Ai o fustă creață, creață. A, dar stai că nu dansezi după cum cânti tu. Dar după cum cânti tu, haide cu mine, în verdeață. Adevărat. Haide. Ce? Vreau o cântare. Mi-a zis Robi, hai cu mine în verdeață și am zis hai. O, Robita. Oh, Julia. Lenuța, Julia. Poți să mă duc cu Julia în verdeață? Te lasă, Lenuța. Nu. N-a dat din cap, de ce zici nu? Doar am mutat cadrul. O duc cu Julia Verdeaț. Hai să meargă un pic. Nu vreau, că nu e hotă. Haide, că am o fustă creață și merge. Îi plac băieții fără păr. Da, dar tu ești Roberta acum, nu ești Robi. O treci în telefon, Andreea Unghii. Mai știu eu pe cineva. Păi tu ai avut. Păi cine să... Dar nu vrei să-mi împrumuți mie bentița ta? Ba da. Hai. Lenuța, pot să mă duc la Giulia să-i dau bentița? Că văd că tot mă abordează prin toate astea și nu înțeleg ce vrea. Ștefania... Robi, dar cine ți-a făcut breton, cărare pe mijloc, Ștefan? Sau dar cine ți-a făcut? Să avem? Da, eu. Da? Ștefan, am făcut Ștefan e hair stylist. Ce? L-am făcut stil oriental, așa se numește ăsta. Ștefan, să știi că tu i-ai împletit părul. Da, am umblat, am lucrat mult, vreo 4 ore 25 de minute. Am fost bine, am fost ok. Dar am și cu ce lucra, se vede, nu? Iar, nu știi? Da. Am cu ce. Uite de ce pierdut mi-a făcut. Îi se pune maioneză la... Mă, dacă mai stai 5 minute, îl pierdeam de top aici. Dar tu iară nu te mai vezi. Nu știu unde stai tu, Larisa, ce poziție ai. E în dreapta, jos, undeva. Băi, dacă pe mine nu se dă cadru. Pe altcineva e cadru. Unde ești? Poți să te văd și eu? Larisa e aici, la canapă. Da, e bun. Păi și eu nu pot să mă uit în televizor. Julia, există unghi în această casă. Ai zis că nu vrei să mai vorbești cu mine. Când vorbim ar trebui să-mi schimb înfățișarea. E altceva. Înseamnă că putem să fim și prieteni, cum am zis ieri, nu? Înseamnă că? Putem să fim și prieteni. Putem fi prietene dacă îți dorești. Ai văzut-o și... El ai mai drăguț cu cărare. E tot ce-mi doresc. Ia uite bretonul ăsta.
Mie, că îmi intră bretonul. Este foarte bine bretonul. Vezi, ai văzut? E și mai aveam și stil cal. Era mă numește stilul cal. Ce? Răsărindea după spate, pe față, stil cal. Așa se numește ăsta. Stil pe mătuf. Zi, Patrick. Am întrebat-o pe Virginia unde era ascunsă. Cum? Era lângă mine. Ah, ok. Dar ce aveți acolo pe masă? Atâtea era mai în căni, margine. Parfum, dar faceți cafele pentru noi, băieți? Ce faceți? Așa, ce vei vedea? Altceva. Nu prea aș avea încredere, sincer, dacă ai spus-o tu, Daniela, veți vedea. Uite, sunt 7 de apărut. De ce crezi că se întâmplă aici? Cred că îmi bagi o poțiune ceva acolo. Da. Că mă transform în... E doar de bine. Vreau să-mi faci mie cadou bentița aia. Dacă mă chem la camera roșie, vin așa. Dar noi chemăm azi. Dă-te puțin, dă-te puțin. Trebuie să mă chem tu. Dă-te puțin. Vrei? Ce cu el? Vrei să te chem eu la camera roșie? Păi mă chem? Eu sunt deja cu fetele. Ia arătați-le! Eu stau acolo. Te-a nimerit? Da. Te ajut? Da, de ce s-a întors din drum? E, le putem muia? Dar răzgândit. Nu? Ori doar glumește. A. Bine fie. Păi că glumește, măi. Fetele fac prăjituri acolo, am văzut. Prăjituri? Da, făcea ceva, era cu mixerul. Ceva budincă. Oare? Alea să... pentru budincă. S-ar potrivi. Da? Cred. Vă venim așa de înghețată. Ia ui. Ai auzit-o? Hello Kitty. Oh, hello. Deci eu insist, frate, eu insist. Vreau să mă duc în casa fetelor. Dar nu te lasă să mergi pentru că pregătesc ceva nu pentru noi. O surpriză. Fac surpriză. Te rog. Mai fi, mă. Băi, fac surpriză, bă, fetele, bă. A băgat copiii în spaimă. Mă lasă să merg în casa fetelor, te rog frumos. Cine să-i mai înțeleagă? Bine că... Chiar. Faza e că n-ar fost nimic greșit, dar el a spus că stop cu Giulia, categoric. Eh, nu-i tot atât de categoric. What? Adică... azi așa? Depinde pe ce parte dorm. Sunt curioasă dacă pe Alina o deranjează. Clar, eu cred că da. Chiar pe tine te-ar deranja? În condițiile în care spui că ai interes, că vrei să ne cunoaștem în exclusivitate și tu bați în așa, da, m-ar deranja în situația ei. Julia! Da? Ce părere ai despre această situație? Care situație? Uită-te puțin la noi. Da. Ți se pare că suntem afectate? Să dea un cadru cu voi. Se pare că suntem afectate? Dă-i un pupu. Dă-i un pupu. Ei? Da. Oh, da. Nu ți-am lăsat râși. Ce faci, ticule? Bine, tu? Mai zici tu ceva. Ce să zic? Pe cine chemă camera roșie? Nici nu știu. A, ești așa în dubii? Da, sunt în dubii. Nu știu ce să fac, nu știu ce... O să văd. Dar de ce ai râs așa pervers? O să văd. A. Pe cine iau? Sau așa? Așa sau așa? N-ai tu pe așa. Așa? N-ai tu pe. De ce? Mi se pare că ce-o lua fața. Nu, mă, n-am. Ha? Niciodată. Nu, am vrut eu să las puțin lucrurile așa pentru că așa mi s-a părut mie. Așa am vrut eu, știi? Nu, dar nu cred că are cum. Ai fi șmecher dacă așa. Cum? Așa. Nu știu, o să fac ce simt, îți dai pentru seama. Pentru că așa ai vorbit ieri. Gen, da. Ai aflat multe. Dar așa n-ai mai vorbit de mult. Da, și asta e adevărat. Înțelegi? Dar ce v-a venit în cap? Tu ai vrut să faci pentru toți băieții sau pentru cineva în particular? Da, pentru toți băieții, nu. A, gen că Bogdan a făcut tot ce-a făcut. Nu, pentru că ei au fost drăguți cu noi. Aha, ok. Și noi, la rândul nostru, am înțeles, am înțeles acum, Bia. Chiar dacă ei n-au drăguți. Când i-au adus flori, când... Dar dacă o să concorezi tot albul și nu se moaie brața, nu trebuie. Încrede-te. Știu ce fac. Dar tu cu Cosmin ați mai vorbit din ieri alalte? Am vorbit alalte. Și ce ați vorbit? Tot așa, despre tatuaje mi-a spus și mie că și-ar dori să-și facă da ceva care să aibă o semnificație pentru el. M-a întrebat despre relațiile mele anterioare, cum sunt eu ca persoană, cum aș descrie, sunt vulcanică, dacă sunt liniștită. L-am întrebat și eu totodată despre relațiile lui, dar n-a vrut să vorbească și am zis nu astăzi, dar nu o să te... Bine, o să vă spun eu. Nu o să te iert. Vreau să aud de la el. Îmi scrie asta dacă are aceeași
Aceeași versiune. Nu, vreau să aud de la el și după dacă o să consider că o să fie necesar, o să te întreb pe tine. O să cer părerea ta. Am cât de bine stau așa. Da, dragul meu, vrei să mă întreb ceva? Da, voiam să te întreb, într-adevăr. Pe cine vrei să taxezi în momentul actual? Pentru că nu am înțeles de discuția după canapea. A zis Ailen că nu... Să-i dau o șansă să cunoască înainte de a mă cunoaște pe mine, pe altcineva, pentru că eu am avut ocazia deja să cunosc pe altcineva. Nu mi s-a părut foarte corect, că nu știu de ce ai vrea să cunoști. Adică vrei drepturi egale? Nu știu dacă există drepturi egale aici. Nu e ceva scris că dacă tu cunoști pe cineva, trebuie să cunoști eu pe cineva, ca după să ne cunoaștem noi. Și ați râs de mine toți că am spus că mă axez pe o singură fată. Vezi? Și spuneați, nu știu, trebuie să te cunoști cu pe toate. Pe cine chem astăzi la Camera Roșie, pe respectiva o să mă axez. Ah, ok. Da, aștept cu nerăbdare Camerele Roșii. Și eu. Vreau să văd cine mă cheamă. Am așa în capul meu niște, da, nu știu. Eu de unul sunt sigură. Nu zi așa. Ba, chiar zic, în cazul tău. Ah, eu credeam că la tine te referi, că ești nu, sigură că o să te cheme. Nu, nu, la tine mă refer. Eu l-am îndemnat pe Ștefan să mai cheme și alte fete acum. Degeaba. L-ai îndemnat și atunci am observat cu votul, cu lider. Ai spus că cine te-ar vota pe tine să mă voteze pe mine. Și pe ții au făcut așa, el nu, tot Larisa. Deci și în Camera Roșie cred că poți să-i spui tu. E și plăcut și neplăcut totodată, știi? Cum să-i adică spui? Îmi place foarte mult chestia asta că a mers, totuși mi-ar fi plăcut și mai mult dacă încă de la început ar fi zis Larisa și atât, știi? Ștefan? Da. Și pe cine am mai zis? Păi a zis și de Ștefania. Și la un moment dat chiar a plusat din anumite puncte de vedere cu Ștefania. Adică oricum, inițial, la început cu Ștefania, a zis că ea era aici pe colț și că el se uita la ea. Măi, și apoi a zis așa de mine. A zis că e, mai e și Larisa. Nu știu, tu ține cont că ai mai avut și câteva bile negre, știi? Cu ea. Da, da, totodată am avut și albe, adică... Da, dar acum cred că sunt mai multe negre decât albe. Putem zice așa? Într-o anumitare măsură, da, că zici că am greșit acolo, dar... Așa, odată și odată... Eu știu ce te zice, să mergi să vorbești cu ea, dacă ar fi să zicem că o chem pe ea, cumva să-i spui, bă, nu știu... Chiar super relaxat acum, nu mai am... Că înainte erai foarte agitat, știi? Adică da, aveai da, un foc da, foarte da. Mare. Dar asta și pentru faptul că ai venit în emisiune, că e ceva nou da, pentru da, tine. Da, n-ai știut să-ți controlezi emoțiile. Începutul, știi? Nu ți-ai controlat altfel, emoțiile. Da, dar îți dai seama că pot să văd ce o să fac, nu știu ce să zic. Gen, ți-e rușine să mai discuți cu ea? Nu, de ce să fiu? Oh. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce ocazie e? Mă plictiseam și... Așa. M-am gândit să... Sunteți supărată? Nu! Ați venit cu vești bune, nu? La da. Cât suntem noi de apă, și dacă ați fi și dumneavoastră supărată, ne-ați terminat. Să rămână! Trebuie să veniți cu o energie foarte... N-am venit? Ba da! Ba da, ma. Mai știi că, mai știți de fapt când v-am zis că are Cosmin ceva? Și la un moment dat îți placă tuturor. Da, da. Mi-am zis. Știi, de la început nu e cel care... Adică ea să ne evidenție, îți atrage atenția ochii lui. Dar după ce îți dă, ce îl cunoști, ce îți dă voie să-l cunoști, cred că are multe de arătat. Asta e ideea că el... Cred că doar nu a considerat el că persoanele de lângă el, de până acum, nu fac referire la... Așa? Cred că... Nu l-au înțeles suficient și nu... Sau nu și-a dorit el neapărat ceva. Nu și-a dorit ceva. Să se arate. Nu, exact, el, de exemplu, mie nu mi-a dat niciodată posibilitatea să-l cunosc. Adică, mai să stăm de vorbă, să vedem tu ce ai făcut în trecut, da. Tu ce-ți dorești pe viitor. Niciodată, noi n-am avut niciodată conversație de genul serioase. Ăsta. Niciodată. Pentru că nu era interes. Și... E o relație serioasă, cred eu. Ce faceți? S-a văzut, nu? Ce bine, nu e din recuzită pentru... Da, nu, că nu le-am pus-o noi pe cap și ne-am jucat. Nu. Dar nu arată primăvară. Ba da. Noi încă cu gripe, cu... Păi nu contează, noi așteptăm primăvară. Suntem cu un pas mai ianuarie. Măcar starea. Viața reală. Da. Ești? Sper. Sper. Încerc. Încerci. Și crezi că-ți iese? Uf.
Câteodată, da, câteodată, nu. Ce te oprește să-ți iasă? Știu. Probabil... Probabil încredere la mine. Probabil. Dar tu n-ai încredere în tine, Cosmin? Am, dar mai am momente în care cumva mă mai pierd. De ce? Nu știu. Așa suntem fecioarele, nu știu, probabil. Ce să facă? Doamne, ferește să nu te mai au că zici așa asta niciodată. Fecioarele au cea mai mare încredere în ele. Fecioarele sunt atât de sunt absurde. Sunt atât de pline de încredere încât sunt absurde câteodată fecioarele. Fecioarele zic că fac orice. Cu mâinile goale, nu le trebuie nimic, nimeni, niciun strop de ajutor. Atâta încredere au în ele fecioarele. Să nu te mai au că zici asta vreodată de fecioare că am terminat orice. Da. Dumneavoastră sunteți fecioare? Da, cum? Da, eu sunt. Și de asta mă uit la Cosmin și nu regăsesc nimic. Sigur, nu mai de mie datele nașteri, să mai calculăm o dată. Sunt ascendent leu, poate de aia, dar nu cred. Păi și mai bine ar trebui să fii... Ce, ce să fac, nu. Nu știu ce avea, ce nu avea, dar și plus dar că el era foarte categoric. Nu! A, deci n-ați ajuns nici nu, 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 nu. El era foarte, foarte categoric înainte. Mi-a spus asta. Da, și închidea ușa, știi cum? Drong. Lua deciziile și nu. Imediat, mă, imediat. Și pe mine asta m-a ofticat la el. Că mie inițial mi-a dat pes. După aia... Eu asta aș vrea de la el, aș vrea să fie... Dacă este categoric, știi care e ideea? Că dacă ești categoric, mai ales aici în casă, ești categoric și... Ești înțeles greșit? Adică, uitați-vă puțin la mine acum, eu în postura mea, care am fost foarte categorică și am spus că doar Robi. Și Robi acum îi pa. Înțelegi? Deci nu e dreptate până la urmă, că tu, din cauza faptului că tu i-ai zis că ești interesată de el, trebuie să îndreptați spre tine. Exact. Și acum că o altă fată s-a arătat interesată de el... Nu, el s-a arătat interesată de mine. O să... Da, tu i-ai confirmat, într-un fel, păi, interesul reciproc. Mi se pare că dacă nu știe, nu poate să viseze. Adică e ok să-i spui chestia asta. Ca mai apoi, mai apoi da, să vadă el da, e și ok să facă ei primul pas. Era gen, ok să nu sau... acționeze așa cu tine cum a acționat. Adică... Ai nu știu, eu dacă n-aș fi avut un interes cât de cât minim, gen... Dar totodată poate și m-a și aruncat așa. Te-ai grăbit un pic, știi? Pentru prima săptămână? Păi măi, pentru prima săptămână ea am zis ce m-a atras pe mine. Ulterior l-am chemat pe Laurențiu cu gândul că poate reușesc să-i cunosc pe amândoi. Cu Laurențiu am văzut din start că nu-i nimic. Nu-i nimic. Și singur rămăsese Robi. Poate am eu defect de fabrică, nu știu. Nu, e ceva. E pentru prima dată când au că n-ai încredere în tine. Poate pentru prima dată spun asta, dar cred că s-a mai văzut pe parcurs. Poate am dat fail de câteva ori și... Nu știu. Depinde. Atunci când mi-am dorit ceva foarte tare, cam nu prea s-a întâmplat. Și... poate m-am descurajat singur. Fii atent. Știi că vei obține tot ce-ți dorești. Punct. Și gata. Și... va funcționa. Și nu doar în cazul tău, în cazul tuturor. Știți deja asta. Există, nu se poate. Asta îmi spun și eu, ca să îmi dau un boost singur. Cam câte refuzuri, de câte refuzuri ai avut tu parte? Aici, cel puțin, de care știm noi. Nu mai știu numărul, să zic așa, dar cumva planurile și filmele pe care mi le făcusem eu s-au dus acolo. Și de asta. Deci intensitatea devine, nu numărul. Tu nu suferi... Nu, Doamne ferește, nu. După... Nu, 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 nu. Eu mă resemnez foarte, foarte repede, mai ales că nu, nici nu a fost ceva foarte, nu știu, amplu. Mai Cosmin? Dar... Ce? Suferi după câștigătoare? Nu, nu. Ți-e dor? Nu, nu e cazul. Stă pe TikTok-ul câștigătoare. Stă! Se mai uită așa din când în când. Păi mi-apare la For You. Asta, da. Dar nu stau. Și stai așa, din bun simț, un pic. Nu, nici... 30-40 nici, de minute. Dar nu cred că stau. Nu? Nu. Îmi apare, mă uit și atât. Și atunci... Sunt prea... băieții pe aici și te tem că... Am zis nu. Nu, n-am. Nu! Fleac! Ascultă, nu credeți că oricât de puternic ar părea sau ar fi o persoană, nu credeți că...
refuzul ne afectează într-o oarecare măsură? Da, dar nu așa încât să ajungi să zici că nu ai încredere în tine. Te pot afecta și... Nu am suficient. Nu știu, eu cred că în subconștient, chiar dacă nu realizezi, tot te afectează. De la un refuz? Depinde acolo, cine te refuză sau, nu știu, te face să spui întrebări. De ce păi, m-a refuzat? Ce... Dacă mă refuză o persoană care mi-este dragă, e una. N-are cu ce să mă afecteze. Dacă mă refuză o persoană de care sunt îndrăgostită, atunci da, mă afectează și mă duce în punctul să-mi pierd încrederea. N-am fost îndrăgostită. Dacă mi-e drag de cineva și mă refuză, extraordinar. Ce-am avut și ce-am pierdut, nu? Mi-e drag, dar... Suntem atâtea milioane pe pământul ăsta. Corect, corect. De asta nici nu am insistat și când am văzut că nu e cazul, am pus punct. Adică nu e cazul, n-am fost îndrăgostit sau ceva. Doar cred că e vina mea că îmi făceam anumite gânduri care se năruiau. Și mai mult, probabil, de asta eram dezamăgit de ce nu se întâmpla, să zic așa. Se la vi. Da. Se fini. Știi aia cu cei al tău e pus deoparte? Corect. O fi corectă, n-o fi corectă, vezi tu. Da, departe. Te descurci. Totodată merg pe ideea că tot ce trebuie să se întâmple, se întâmplă și toate vin la timpul lor. Cumva orice pas înapoi este o pregătire pentru ce va urma. Da. Și poate o lecție. Da. Nu crezi în asta cu karma? Ți se întoarce? Cred și în asta, într-o oarecare măsură. Poate când o să se termine, o să fie bine. Poate, 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 poate. Vedem. Bogdan, știi pe cine chemi în camera roșie? Perfect. Nu știe, normal că nu știe. Conexiune! Oh. Ce ziua! Bună ziua! Cine vrea să mă ajute? Ați terminat de gătit? Nu încă. Încă. Cât mai aveți? Poți să continui? Da, te rog. Vă mulțumesc. Cred că îl mâncăm mâine. Doamna Andreea. Nu știu. Poți, Ștefania. Cam cât mai durează? Bianca. 15 minute maxim. A. E mult? Bine. Nu! Nu, nu, nu. Nu spune că faci tiramisul. Băieți. Da. Puteți să o chemați și pe Bianca în camera roșie, chiar dacă ea gătește. Ea o să lase 5 minute cofetăreala, găteala pe acolo, da? Dar vă dați seama cum o să miroasă și Alena și Bianca? Și cine a mai pus mâna acolo? Eu. A esențe, cam toate, toate, da. A dulce. A nevastă, așa. Dar ceva mai a dulce nevastă? Ca mine. Virginia, tu ai făcut acolo ceva? Nu am făcut, eu am vorbit cu Larisa. Acum era momentul, de acum des cu ceva mai pe tine, repede. Ia toată crema aia, Virginia. O esență de rom. Okay. Dar stai că poate îi place cu vanilie, nu cu rom. Sau de vanilie, nu știu. De vanilie vanilia. Sau de rom? De vanilie. Vanilie. Păi am parfumul cu vanilie. Perfect. Păi am și zis. Perfect. Bun. Fetelor, emoții? Nu. Da. Ștefania, tu ai emoții? Un pic. Nu știu ce așteptări să-mi fac. Ar avea o vorbă, Larisa, niciuna ca să nu fii dezamăgită. Da. Dar mai bine, nu știu, fă-ți și vezi dacă se îndeplinesc. Bine atunci, fetelor, spor la cofetăreală, să iasă bine. Vreau să știu exact cine a pregătit ca să știe băieții, de fapt nu eu, eu știu, să știe băieții cine a pregătit. Mâna sus. Eu am avut ideea. Bianca a avut ideea. Da. Bun. Și le-am rugat și pe fete să mă ajute. Și cine te-a ajutat? M-a ajutat Julia, m-a ajutat Ștefania și Virginia. Toate au fost aici prezente cu mine. Bianca? Da? Alina te ajută, te ajută sau doar te privește? Mă ajută. Ah, okay. Acum nu poate să întindă și aici cu mine, dacă vrea. Ai menționat-o de asta. Da. A. Păi e aici cu pișcoturile. Îmi desfacem. Le așează. Bine, să știți că băieții sunt foarte emoționați pentru camerele roșii de astăzi. Au stat foarte cuminți, au fost extrem de emoționați, au stat cuminți pe canapele, exact așa cum îi vedeți și acum. N-au făcut nimic, nimic, abia s-au mișcat pe aici prin casă. Da, nici n-am primit cadre. Și ce cadre? Am văzut. Da, mi s-au părut așa extrem de emoționați, de la emoții au făcut așa. Trebuiau să... Pregăteam pentru întâlnirea cu fetele. Nu, da. Nu mai puteam controla. Așa. Dacă ție emoțiile foarte mult bine. În interiorul tău, există posibilitatea să te consume. Am fost mai coafați decât noi. Da. Bun. Fiecare băiat o să cheme o fată
în camera roșie, 5 minute la dispoziție, duceți ce vreți, tiramisu sau nu, cafea sau nu, ceai sau nu, sau alte lucruri dacă ați pregătit. Am poftă mare de tot. De? Tiramisu. Unde te-a nimerit Bianca? Bianca, tu ai citit gândurile lui Ștefan? Nu, dar aparent așa se pare. Pentru că am văzut acolo. Sunt pofticios. O să ai parte, cred. În care mă cheamă camera roșie. Sper să fie, să le placă. Să vedem. Da. Bine. Distracție plăcută. Mulțumim. Distracție plăcută și vouă. Mulțumim, doamna Andrei. Ce frumos din partea mea, ne fac tiramisu. Ce părere aveți, băieți? Interesant. De faptul că se gândesc la camerele noastre. Ce facem, mă? Ce părere ai că eu am emoții? Dar iar... ce se întâmplă dacă va fi o fată care va avea 3-4 camere? Duce de 3-4 ori? Nu, cred că o să se mai întâmple asta ca prima dată sau... S-ar putea să zic eu v-am zis, data trecută, camerele roșii o să fie foarte iurea și așa a fost și acum tot așa. Că dacă doi cheamă aceeași fată, ea trebuie să meargă de 2 ori. Cu cafea și tiramisu. Bă, nu, doar eu am zis că am poftă de tot. Bă, și bine, atunci cred că l-au făcut doar pentru tine, noi nu mutăm. Dacă mi-aduce, eu nu mănânc, le-aș să-i aduce. Mamă, ce poftă. Și mie, și eu am poftă. Mamă, rog de tot. Salsa, altceva. Păi, ăștia se bani și mai pot de foame. Foame, poftă. Lider. Auzi, lider. N-am lider, e scandal în spatele tău. Vă rog să terminați, băi. Nu, că e roși frumos. Ia uite. Dai pe dansă. Ia uite, dansează-mă aici. Mamă, dar ce bun este pișcopul. Sunteți pregătite pentru camera roșie? Nu? Nu? De ce, Giulia? Am așa o presimțire că nu voi fi iar. Că nu vei merge în cameră? Da. De ce? Da. Zici că nu o să te cheme Laurențiu? Vom vedea. Nu cred. Vom vedea. Și că zici el, dar nu crezi. Așa o zici, da. Păi, adică m-a întrebat dacă vreau. Păi, dar Larisa, nu ți se pare că se ascunde în conexiune, nu mai găsim? Se ascunde intenționat? Nu se ascunde intenționat. Se ascunde intenționat să te vadă. Ai făcut-o să se ascundă? Nu. Eu zic că a văzut emisiunea și s-a supărat. Bine punctat. Ștefan, ai făcut-o să se ascundă. Ai dat înțeles că te super foarte tare dacă interacționăm cu ea și nu vrea să mai interacționeze cu noi. Bă, nu vă duceți în partea asta. Eu vorbesc foarte serios și nu vă duceți în partea asta, că n-are sens. Tu ai dat de înțeles, Larisa, că ești un supărăcios? Nu. Și e de înțeles că ai 23 de ani? Nu mai dau așa, că nu sunt supărăcios, n-am decis să mă supăr. Ba da, te superi. Păi te superi, schimbi starea, schimbi expresia feței, sunt mai multe chestii care se văd la tine. Starea normal cum eu schimb, dacă sunt mie plăcioși. Mie mi s-a părut că te-a deranjat cumva și când a zis că nu i-am dat follow. Nu. Da. Se vede pe față. Nu știu de ce, așa mi s-a părut. Bă, oricum ești posesiv. Bă, ești pirat ca ai papagalul pe tine. Cum? Ești pirat ca ai papagalul pe tine. Uuuu. Te-a apropat. Mamă, merge, asta a fost direct. I am the one. De ce începi iar? Păi, dar nu, a răspuns cum ar veni că dacă one. Ce-ți place? Nu-mi place. S-ar first. Putea Larisa să aibă 7 camere roșii. Băi, frate, ok. Nu mă contează câte camere aici. Asta ascultați-mă, băi, nu. Eu am dat de înțeles și a trebuit să dau de înțeles. Acum, dacă mă place bine, dacă nu mă place, iarăși bine, că nu poți să obligi o persoană să te placă. Păi stai, că știu ce-mi doresc, ceva. Vorbesc cu Robi. Ștefan, nu mai mă când ai nici tu pe o să te uiți în ochii mei, ești nebun? Ia, am zis că o să te evit. Ascultați-mă, voi considerați că e bine să stați așa, suntem în a doua săptămână, să stați așa în permanență de acum încolo? Da, eu nu stau cu nimeni. Considerați că e alegerea voastră. Nu stau cu mine nimeni. Nu e deloc, nu e deloc. Nu stau cu nimeni. Pentru că vă spun ceva și sunt convins că așa este. Aveți o energie negativă pe care ne-o transmite și nouă, indirect. Exact. Și voi, realitatea asta, v-ați făcut niște filme irealiste. Nu e, asta nu tu decizi dacă e adevărat sau nu. Spun eu că așa e. Da, probabil da. Nu știu, stați cu noi la masă care noi râdem, glumim și voi vă înțepați, deci oarecum se transmite chestia asta. Nu știu cât ești tu cu energiile și cu chestiile astea, dar spun că noi simțim. Cel mai bun lucru pe care ați putea să-l faceți este să vă luați amândoi deoparte, că sunteți destul de maturi, ca să zic așa, nu, să vorbiți. El nu este matur. Ia uite. Tu nu ești matur. Deci noi încercăm oarecum să ameliorăm treaba și tu îl înțelegi. Băi, înțelegi ce zic eu aici, el nu e matur. Bogdan. Bă, ce e? Lasă, bă, ești nebun, acum ce are? Crezi că te mănâncă o muscă? Nu, chiar mă-mi place, adică vreau să-i descoperă pe toți, sincer, știi? Să-i descoperă pe toți și să realizeze că... Bă, eu... Cumva... De tine păziți cel mai mult. Da.
Asta spuneam și eu ieri cu Virginia. Ștefan, păi asta e cea mai Ștefan, eu dau un sfat principal. Sincer ca la un prieten. Nu faci bine deloc ce faci, crede-mă. Absolut deloc. Fiecare acționează cum știe, știi? Dar trebuie să știu, dar ascult, prea... ascult părerile, băi, eu tot am încercat să vorbesc cu el și așa și la hotel și așa, dar ați văzut că nu merge, nu vrea. Și de ce să mai încerc nu să vorbesc? Nu merge pentru că tu vii cu un aer de superioritate la el, cum că da, nu știu, da, înțelegi? Da, asta nu știu. Păi l-a aprobat. Păi nu e în joseală. Era... Nu e în joseală. Mie mi se pare că lupta asta dintre voi... Îl înțepi? Ar trebui să decurgă altfel, frate, să vă respectați și să luptați pentru fată. Voi vă luptați dintre voi pentru da, mine. Da, exact. Astăzi, în camera roșie, vreau să o invit pe Larisa. Să o chem pe Larisa. Wow! Larisa! Oh, cred că tu... N-am și eu nimic să duc. Hai, du-te. Mă duc pe mine. Exact. Succes! Duc o gogoșică. Nu știu succes, cine m-a... Brață, nu știu cine, dar repede, acum, acum, imediat, succes. imediat. Imediat. Nu cheamă nimeni, îi duc o gogoșică. Acum plec. Gen. Scuze. Adevărat. Cine m-a chemat? Dar... E cam măricica asta pentru cacao. Am prea mare. Dar salamul ăsta de-al meu nu le dau. Așa, rost. Wow! I-am zis că pentru cine mă cheamă am adus o gogoșică. Bună, ce faci? Bună, foarte bine. Tu ce faci? Ce să fac? Am zis uite, să te ți-am adus să o mănânci în casă. Mulțumesc mult. Dar cum de te-ai... Păi, m-am gândit să te chem în camera roșie. Pentru că am mâncat omletă? Nu, n-a avut nicio legătură, nu, ce treabă are. Nu, am vrut să te chem în camera roșie că de la faza cu dansul și cu așa, tu te-ai supărat, știi? Și într-o oarecare măsură ai văzut că pe fața mea că mi-a părut rău și așa. Păi și ți-am spus. Și de atunci, eu nu am mai avut o discuție față în față cu tine, știi? Adică... Asta mi s-a părut normal, de asta te-am și chemat aici, știi? Că mi se părea normal să vin să discut cu tine față în față, știi? Păi de obicei sunt supărată doar atunci pe moment, după îmi trece imediat. Și după adică când am văzut... Adică nu țin supărarea, nici eu nu țin supărarea. Păi nu țin supărarea, dar eu am zis de foarte multe ori aici că eu sunt supărată pe moment și după imediat îmi trece. Adică nu sunt genul de persoană care să țină ură, dușmănie, păi și eu sunt supărare. La fel, nu țin, știi? Că... Na. Dar ți-am zis, mi s-a părut ok să vorbesc cu tine față în față, să zic că mi-a părut foarte rău, nu am vrut să se întâmple treaba asta. O să vezi, că o să te uiți la emisiune și o să-ți dai seama de cum a decursat situația, știi? Ei, nu o să mă uit, prefer să da. Fiu aici și eu sunt la fel, atât, nu vreau să mă uit, nu vreau, știi? Tu cu tine să te lupți ca să fii mai bun. Încum nu trebuie să arăți nimeni și de nu prea... Da, sunt vă înjosiți unul pe altul, frate. Vă înjosiți unul pe altul. Patrick, zi ce părere ai. Tu îi dai lui, el îți dă ție. Și picați am așa. Încearcă să te ridici trebuie tu, înțelegeți el pe el. Trebuie să înțelegeți că eu nu mă lupt cu el absolut deloc. Ce voi doi sunteți mai vechi. Ați mai văzut situația? Da, vorbeam eu cu mine, vorbeați cum ar veni. Nu? Da, am văzut. Păi și ce sfat poți să-i dai? Păi asta, să nu se mai înjosească. Păi, în primul rând, dacă simte să-i spună lucruri, să-i spună, numai să nu le spună într-un mod jignitor, așa cum asta cu papagalul a sunat puțin aerea. Da, iurea. Dar și... Și Bogdan îl caută, nu știu, e clar. Eu zic că tot războiul se va opri. Vezi că vine musca la tine. În momentul în care Larisa va lua decizia finală. Eu cred că atunci se va opri tot între ei. Când Larisa o să zică, bă... Și dacă o va lua pe aia corect, îți dai seama. Când va decide, îl vreau pe Robert. Dar tu crezi că o să fie cu Robert? Pe Larisa? Da. Sincer, înspre cine înclin mai mult balanța dintre Ștefan și Robert? Înspre nimeni. Uite, eu vreau să zic ceva. Nu mi-a plăcut deloc situația ce a fost între tine și Ștefan. Sper ca lucrurile astea să nu se mai repete. M-am simțit din nou foarte prost. Știi, i-am zis și lui lucrul ăsta. Nu știu ce impresie am creat la voi acolo în casă, la băieți. Nu stai liniștită, că n-ai creat o impresie. Faptul că eu l-am menționat pe Ștefan, repet, a fost pentru că a fost o impresie la o primă vedere. Adică eu nu am spus nimănui că gata, pentru mine există doar Ștefan și nu mai doresc să mă apropie din nimeni. N-am spus niciodată asta. Ce ai zis tu adineauri? Prima dată când ai început să zici? Că aveam o idee și mi-am pierdut-o. De treaba, de conflictul meu cu Ștefan. Da. Eu nu sunt în conflict cu nimeni, le-am zis la toți băieții. Și acum, înainte să vin, mă înțepam vorbe aruncate, în fine, nu vreau să zic. Eu nu am nimic cu nimeni. Eu am venit aici, nu să mă cer, să nu fac altceva, înțelegi? Pentru că eu nu sunt cu astea cu
să încurajezi da, violența totuși, sau... Da, ce n-am înțeles? Ce n-ai înțeles? A fost foarte, foarte, foarte ciudată discrepanța asta de la momentul în care tu spuneai că ai interes pentru mine și după imediat ai chemat-o pe Virginia în camera roșie, da, la da, finalul probabil, ediției. Da, da, probabil am făcut gestul ăsta să văd dacă strâns și eu o reacție, te-ai gândit la treaba asta? A fost ciudat. A fost ciudat, dar nu ai avut nimic așa în tine care să zică, bă, dar stai mă, ăsta de ce a făcut treaba asta? Nu, vrei să zic sincer ce impresie mi-ai creat din moment și am zis asta și în Casa Fetelor, nu cred că am apucat să-ți spun și ție. Mi-ai creat impresia că tu erai 100% că eu o să te aleg pe tine după momentele pe care mi le-ai pregătit și văzând că eu nu am făcut asta, ai căutat imediat o fată și mi-ai creat impresia că ai fi aici pentru emisiune. A, asta nu, nu, n-are nicio legătură, nu, chiar nu am... Eu funcționez diferit. Da, înțeleg, dar nu asta am vrut să se înțeleagă, adică să zi, să fac treaba asta așa, nu, chiar nu. Ce vreau să zic? E deja? Păi da. Să chem? Mâine? Nu vreau. În cam nepotărâtă. Dar... Să văd. Dar știi că dacă îl alegi pe Robi, vrea exclusivitate după. Nu, eu cred că e mexicat lui Robi ceva ieri, da, dar și el a fost foarte direct și a zis că vrea o fată care să-i ofere exclusivitate. Da, da. El a avut ocazia să cunoască o altă fată. Deci cred că a trebuit să... Pe asta mi se pare ciudat, că oarecum i-a dat dreptate Giuliei, că a ales-o pe Giulia, pentru că ea a fost prima care i-a demonstrat un fel de interes. Și acum că i-ai demonstrat și tu, i-ai confirmat interesul, că înțeleg că el a fost primul. Acum depinde pe cine să chemi el azi în camera roșie. Depinde. Crezi că te va chema pe tine? Eu cred că da. Sigur. Ce a zis pe conexiune? E posibil să nu. De ce? Ce a zis? Nu mai știi. Nu, e posibil să o chemi pe Giulia. Da? Tu crezi? Da. Bă, dar oare cu cine e el în cameră, mă? Cu cine e cu Larisa? Zici că e cu Larisa? Nu, cred că e cu Virginia. Sigur. Virginia. Cu Virginia. Sigur. Eu zic că e cu Larisa, mă, că ăsta nu se lasă de ea. Ascultă-mă, s-a lăsat deja. Nu se lasă. Ai văzut că deja armele le-a lăsat. Le-a uitat, le-a pus la păstrare. Am chemat-o pe Virginia din cauza asta. Nu, n-am chemat-o din cauza să zi să, că am venit aici pentru emisiune sau ceva. Nu, pur și simplu nu am crezut că o să mă alegi din prima. Nu, gesturile astea le-am făcut pentru că așa am simțit și așa a fost contextul, știi? Că așa am vrut eu să fac, m-am trezit de dimineață, am avut asta în cap. Versurile alea pe care le-am scris pe foaie, le-am scris eu la 3 dimineața. Deci nu le-a scris nimeni. Știi părerea mea, teoria mea, pe care el o validat, o zis că bă, este. Teorema lui Pitagora. Nu, asta cum că el a dus să vorbească cu Virginia și că a cerut cameră roșie cu Virginia, să vadă o reacție de la Larisa. Da. Să vadă dacă Larisa ar fi un pic deranjată. Cine a zis? El mi-a zis mie, mi-a confirmat chestia. Bogdan? Da. A, deci o folosește cumva pe Virginia pentru teoria. Gelozie. Da, 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 să vadă dacă strânește o reacție acolo, știi? Va. Eu am dat teoria asta alaltă ieri sau zilele astea pe conexiune și după conexiune l-am întrebat acolo pe canapea. Și au zis, bă, da, este și un pic. Da, mie mi s-a părut oricum, Larisa oarecum decisă. Dacă ar fi să aleagă între ei doi, pe cine ar alege? Ar alege, da. Da, mi s-a părut, nu știu. Îi plac fructele mai mult decât omleta, unul. Da, clar. Nu, i-a deci a dat mult de înțeles. Mă lași puțin. Fructele în locul omletei, da? Odată. Ce-am mai zis? Tot el e mai apropiat de camera roșie a fost mai bună cu tine decât cu el, al okay, doilea. Bine, eu ți-am spus, la camerele roșii eu rămân așa, neutru. Mi s-a părut că ambele... A lui a fost un pic mai bună, dar nu că i-a plăcut neapărat. Larisei. Și în momentul de față, poate pare că eu m-am lăsat în... treaba asta cu tine, cu nu m-am lăsat, adică sunt tot așa acolo. Așa părea la un moment. Da, așa părea. Ai văzut că ți-a zis toată lumea. Știu, mi-a zis toată lumea, dar nu am vrut, era prea mare, era și conflictul cu Ștefan și nu am vrut să duc în alte zone. Și nu vreau să mă mai contrazic cu el, pentru că nu e genul meu să fac contrazicere de astea. Și am vrut să o las un pic mai moale, el să se resemneze, să zică că ca și cum gata, ăsta s-a lăsat sau ceva, și o să continui treaba mea în continuare, pentru că eu de obicei când fac o chestie, vreau să nu știe nimeni, știi? Și eu sunt genul ăsta, dar nu știu, cel mai bine ar fi să încercați oricum, să vă evitați unul pe altul, dacă nu reușiți să... Băi, mi-a părut bine. Mulțumim mult. Și mie. Mulțumesc mult. Ha, și m-ai surprins. Băi. Și încearcă să păstrezi misterul.
Pa, pa. Mulțumesc, pa, pa. Că a zis clar că acum vrea să te cunoască doar pe tine. Nu, e total hotărât de lucrul ăsta, nu. Nu cred. Ce? El nu e hotărât, deci nu văd de ce tu ar trebui să te îndrepți doar pe el. Spre el. Păi asta este ce am zis și eu ieri, că nu e corect să mă îndrept doar spre el. Da, și el să poată să cunoască toate fetele. El a avut ocazia să cunoască pe cineva și aș vrea și eu să am ocazia de a cunoaște mai mulți băieți. Gata? Oh, ce fericită e! Vă avertizez că urmează imagini șocante cu un puternic impact emoțional. Opa! Serios? Ne sperii? Nu te așteptai! E cineva la care a fost Robi? Robert. Are voie atât din gură. Dar... Te-a cucerit? Imagine cu... Ai mai repetat experiența? M-a șocat. Da? Da. Ia ai rupt-o? Ai nenorocit-o? Iar. Nu mă dat, nu dat cadru, frate, te-am văzut când te uitai la ea. Ce ți-a dus? Păi gogojina le avem și ne. Bă, nu mă așteptam să te cheme Virginia, frate. Dar frate... el l-a chemat, nu ea. Da, și eu gogoașă. Nu te ieși, da. Hai că am dat-o în sânge. A fost bine. Văd cum, rog, cum a fost? Cum a fost, Bogdane? Uite, nu mișca. Ești cu parfumul tău. În capul meu, nu? Da. Îi știu parfumul de tine. Nu știu parfumul Alice, bă, bă, bă. Ce faci, Giulia? Te așteptai să fie sau? Dacă mă cheamă cineva în camera roșie, va fi fericitul câștigător al acestui platou. Dacă nu mă va chema nimeni, o să mâncăm noi. Da, eu cred că o să le duc o cafea și gata, dacă... Ca să nu fii... Bravo. Te-a șocat cine te-a chemat? Da. Să fie ceva, ceva. Și gata, să fii diferit. Nu te așteptai deloc, deloc? Ce mi-mi dai, vă rog, o linguriță? Mm? Am nevoie de o linguriță. Aparent, oamenii au început să facă ceea ce simt. Virginia, te dai puțin? Atunci e Robi. Da. Sau Robert. Stai așa să nu te lovesc. Sau Bogdan. Mm, da. O, Bogdan. Da, de la Bogdan nu cum să știa. Hai, termină. Nu crezi că ești pupat. Fan. Eu acum să mă pup e prea de vreme. Nu o să fiu eu prima, sigur. Opa. Mie mi-a plăcut de tine din mai multe puncte de vedere. Nu știu, mi se pare că ești o fată liniștită așa. Mie mi se pare că ești o fată care n-ar pune paie pe foc dacă... Nu, asta chiar nu, nu. Nu am așteptări de la vreo persoană anume. Te-ai supărat? Rău? Nu, rău, dar m-am supărat. În momentul de față, consider că tu ești femeia potrivită pentru mine din casa fetelor. Dar în cazul în care o să simți siguranță, o să te deschizi. Eu sunt convins de asta, nici nu fac probleme. Mă bucur că m-ai perceput exact așa cum sunt. Nu l-ai chemat în camera roșie? Plânge? Nu plânge. Te-ai supărat? Ce am făcut? Momentan suntem bine, momentan încă ne cunoaștem. Dar ți-am zis, eu mi-a creat o impresie și nu știu, aș vrea să demonstrez că nu e așa. Pentru că mie mi-a dat impresia că, nu știu, că ești foarte gelos. Opa. Mie mi-a plăcut de tine din mai multe puncte de vedere, nu știu, mi se pare că ești o fată liniștită așa. Mie mi se pare că ești o fată care n-ar pune paie pe foc dacă... Nu, asta chiar nu, nu. Nu am așteptări de la vreo persoană anume. Te-ai supărat? Rău? Nu, rău, dar m-am supărat. În momentul de față, consider că tu ești femeia potrivită pentru mine din casa fetelor. Dar în cazul în care o să simți siguranță, o să te deschizi. Eu o să fie convins de asta, nici nu fac probleme. Mă bucur că m-ai perceput exact așa cum sunt. Nu l-ai chemat în camera roșie? Plânge? Nu plânge. Te-ai supărat? Ce am făcut?
Momentan suntem bine, momentan încă ne cunoaștem. Dar ți-am zis, eu mi-a creat o impresie și nu știu, aș vrea să demonstrez că nu e așa. Pentru că mie mi-a dat impresia că, nu știu, că ești foarte gelos. Robi, bine, Robi, GG, mă, continuă, zi pe plecare. Ai fi devastat dacă ar face altă alegere. No. Sunteți de acord? Da. Ai văzut? Imediat. Ce? Ștefan, da. În cazul în care Larisa o să te refuze. Spre cine te-ai îndreptat? Să nu bine, de cui? Ok? Si. Momentan nu. Ștefania, cum spuneai în primele zile. Moment, am fost acolo și am vorbit cu câteva fete. În momentan nu vreau să discut despre chestia asta, pentru că ți-am zis, eu mă axez foarte tare pe persoană. Dar dacă e să fie foarte bine, e foarte bine. Dacă e să nu fie... Și mie nu-mi place să aleg din 5 fete, zic, haide că încep să vă cunosc pe toate, ok, vorbesc cu ele. Ca să le spun și băieților, că cu cine am vorbit. Că vorbesc cu ele și așa, dar nu. Sau să le cunosc pe toate, să cunosc câte puțin din toate, ca după să nu știu exact ce vreau din trebuie combinate. La una e comportamentul, la una e părul, la una e... Un pic din toate, nu te pronunți atunci când o să le cunosc, da, pe toate, fiecare. Și asta o să dureze 5-6 luni. Ascultă-mă, tu nu ai un motiv... Păi o să se schimbe între ele și o să trebuiască să vină alta și să o cunoști și pe aia și o să fii... Bă, trebuie să te cunoști pe tine acum, că normal. Ștefan, din punctul meu de vedere, tu nu ai un motiv plauzibil să fii atât de atras de Larisa. Doar din punct de vedere fizic. Pentru că tu nu ai discutat și nu ai văzut valorile și principiile ei absolut deloc. Am discutat câteva chestii, exact, care mie chiar mi-au plăcut. Și ăsta e punctul meu de vedere, deci nu crezi că te consideri greșit. Nu e problemă, dar v-am zis, eu așa sunt. Mă axez foarte mult pe o persoană și îți dai seama, nu, dacă îmi și place cu adevărat, se și observă. Și dacă e să nu fie, să se zică dintr-o parte, poate se poate întâmpla ceva la mine, nu știu, cândva... Să mă supăr rău de tot pe o chestie și să spun, nu e pentru mine, nu simt că e pentru mine după ce a spus sau după ce a făcut și așa. Și atunci mă îndrept către altcineva, pentru că trebuie să cunoști foarte bine o persoană ca să spui dacă îți place sau nu. Aș vrea să o chem la camera roșie pe Virginia. Trebuie să-l numărez niște lucruri cu... Într-o cană să pun cafea. Lăsați că ați zis de mine că să fiu prima și... Păi și timpul nu-i pierd, n-am fost. Deci nu vă mai trebuie cafeaua, e de bine. Bine, și dacă... Ce? Nu-ți sugerez că am lungit-o. Ca să nu fie foarte tare. Aia zic eu. A, ok, o să fac altă dacă mai târziu. Virginia! La timp ai terminat. Mă duc cu el direct. Da? Ce? Ce? Păi nu poți să mânci acum, că trebuie să fie la frigider. Au și linguriți. Nu prea am așteptări, pentru că sunt sigur că nu voi fi. Că data trecută mi-am făcut așteptări că voi fi chemată și n-am fost chemată. Și crezi că Laurențiu nu te-ar chema? Nu-mi bag mâna în foc cu chestia asta. Dar e singurul băiat care s-a apropiat arătat de tine, deci... interesat. Într-adevăr, dar... Ar fi mari posibilități. Ar fi, vom vedea. Bună! Ce faci? Ne-am curentat. A, mulțumesc. Poftim. Hai să-mi te la firme. L-am făcut acum prima 100 de aici și trebuie ținut la frigider, deci... Mulțumesc, mă, să știi că îmi place mult tiramisu. Da? Dacă m-ai auzit pe... Da, dar recunosc că mai mult s-a ocupat Bianca. Ce eu doar de design. Ești? Sunt bine, tu? N-am o energie foarte bună. De ce? Nu știu, am avut așa o săptămână încărcată. La modul că... Ai avut, te cred. Pic, știi? Adică am văzut, da. Da, și... Se mai duce și la mine energia asta. Dar sunt ok, oarecum. Eu mă bucur că m-ai chemat. Chiar am urmărit emisiunea, prima emisiune, și am văzut. Nu știu dacă a fost tocmai ok să mă pronunț atât de... N-a fost cu... Gen, nu știu dacă mă înțelegi. Nu, pare nu știu ce. E genul meu. A, da, am văzut asta și de-aia vreau să te întreb, adică, nu știu, nu te-ai mai îndreptat pentru că...
Hai să zic o chestie. Am zis eu de Patrick, fete, dar și... Sunt câteva fete acolo care cumva, din punctul meu de vedere, și-au făcut alegerile, știi? Opa! Cine? Opa! Virginia. Virginia cu Robi. Nu mi se pare inima. Sau? Păi i-a făcut o inimă. Credea că vii tu, mă, că ai chemat tu, mă. Da, el a chemat-o și a venit cu inima. Fii atent că Virginia a venit de două. A crezut că tu ai chemat-o. Ascultă-mă. A crezut că tu ai chemat-o. Și prima dată a adus slugoașă, că a zis că se te pune pe tine primul. Și acum a venit că credea că tu ești, de fapt. Aleina. Bă, și să vezi ce să vină Robi. Să-l vedeți pe Robi acum cum coboară. A primit inimi, iară, nu, nu se mai știe. Da. Chestia a fost că tu ai chemat. Așa o să fie. Orice se poate întâmpla. De la Aleina, cred, în exclusivitate, cuvântul ăsta pe care îl folosim noi, eu nu. Eu nu. S-a scos. A apărut Virginia. Mie mi-a plăcut de tine din mai multe puncte de vedere. Nu știu, mi se pare că ești o fată liniștită, așa. Ai văzut că sunt mai vulcanic sunt un pic. Nu, dar nici nu sunt mereu liniștită. Știu, dar nu cred că te-au deranjat reacțiile mele. Adică am răspuns mai mult la, nu la nervi, cât la înțepăturile, știi? Nu mi-au plăcut. Mi-a dat peste nas. Pe tine, dar într-adevăr, unele vorbe nu erau potrivite să le spui unei fete. N-a sunat așa în capul meu. Păi în capul tău, dar aici... N-am venit să mă scuz. Da, nu. Eu am înțeles și punctul de vedere. Asta am spus și Giulie. Eu una, mi se pare că... nu știu, s-a aventurat sau nu știu cum să zic. Te-a acaparat... Eu am încercat să-i dau de înțeles. Mult, din, da. Să știi că nu m-am exprimat într-un fel. Dar și tu i-ai înțeleagă. Dat niște speranțe. I-am dat, dar i-am zis tot timpul că... Adică urma să interacționez cu alte fete, știi? Și tot îi ziceam, te rog să nu te superi, că vreau să fac asta, adică nu știu cum să zic. Da, dar au fost și la tine, au fost și în așa, ai fost, da. Voi mi s-au părut că ați fost mult mai apropiați decât am văzut eu cu Patrick. La... Da, nu știu cum s-a văzut. Dar probabil mai s-a aveați văzut. Puțin și vă sărutați. Nu. Așa... Nu știu dacă a vrut să mă sărute, dar eu am plecat direct cu o... Nu plan, că nu e ok spus plan. Dar m-am gândit, nu se poate întâmpla asta. Deci deja era. Mă așteptam să chem pe Alina, sincer. Alina s-a făcut înțeleasă că vrea să-l cunoască pe Robert. Eu am fost interesat de tine de la început. Adică, da, dar uite, nu e bine așa. Adică, nu suntem afară. Afară era altă situație, clar. Zici de cineva, te duci acolo, dar aici e altceva și e conjunctura de așa natură încât să ne cunoaștem între noi. Îmi place că ești matur, mie mi s-a părut că ai fost destul de calm. Zic eu. Unde? În toate vorbirile, da. Și așa? Da. Păi am fost destul de calm, că oarecum am știut ce să... N-am încercat ai să... Ai greșit cu am niște greșit. Vorbe? Am greșit, am recunoscut ai greșit. Ai greșit și că ai făcut niște gesturi care se interpretează oarecum la un alt nivel. Da, ai dreptate. Și trebuie să ai mai mare grijă și la ce vorbești, pentru că nu e ok cu... Mie mi se pare că ești o fată care n-ar pune paie pe foc dacă... Nu, asta chiar nu. Sunt destul de calmă, îmi place să calmez situațiile, nu-mi place să mă cert, dar... Ok, bine, ai ieșit la o cină romantică cu mine, dacă ar fi. Sincer. La o cină romantică? Sincer. La o cină, da, romantică, mai vedem. Pa. Mi-a părut bine, pa, pa. Ai uitat desertul. Mulțumesc și frumos. M-am chinuit. Mulțumesc. Cu drag. Dar eu nu le înțeleg pe Robi acum. Mi-a zis mie în grădină că interesant. O să surprindă puțin. Dar bine, n-a pentru surprins, că mi s-a părut că și-a îndreptat jetoanele de pe Giulia pe Alenia. Alenia. Alenia i-a spus clar că nu, ea vrea să cunoască pe toată lumea și așa. Crezi că probabil acolo l-a descurajat un pic. Și nu, mi-a zis clar că lui nu-i place chestia asta. Da, și... da, da. Deci acolo i-a tăiat ideea de exclusivitate. Ție ți-ar plăcea să spună fata o să cunosc pe toată lumea? Și apoi... Da, băi, dar stai un pic, că nici nu poți să... Exact cum ți-a spus ție, bro. Păi și nu e puțin deranjant? Nu. Ești deranjat? Bineînțeles. De ce a spus Larisa? De ce s-a deranjat? Dar tu ești deranjat? De ce a zis? Hai, nu de Robi. Vorbeam de Robi. Mi se pare că te-ai prins foarte repede și te-ai oferit prea repede. Da, doar pentru o singură persoană. După un singur, un simplu nimic, detaliu. Că tu nu ai nicio bază, n-ai niciun motiv. Ok, eu zisea că tu ești mai în frunte decât poate ceilalți. Poate sunt eu mai fraier. Poate ești mai fraier, frate. Poate îmi place mie să fac persoană de lângă mine să simt mai mult. Asta, Ștefan, dar tu te amăgești. Ce-ai primit? Tiramisu. Inimioară? Vino, te rog frumos, că parcă leșinai.
Știu, dar cu cine ai fost? Ideea e că tu te amăgești singur și nu se va dezamânti. Zi. Ha? Ce zi? No. Eu cred că nu ne așteptăm. Asta e pentru nu tine? Clar că nu vă așteptați. Asta e pentru nu tine? Știu. Am văzut deja pe... Da taci, bă, că luam acum asta. N-ai văzut pe nicio conexiune. E, spun eu că s-a văzut exact și inimioară, dar am și întrebat, că nu aveam unde să văd. Haide, dă-mi și mie ceva să mănânc. Haide, vreți? S-a văzut pe conexiune cu cine am fost? Lingură? Îmi dai să gust. Da, puteți să gustați toți. Sunt darnic. Cu prăjiturile și asta. Eu mă arunc să-mi la lingură mare, să... Da, stai puțin, ia, te rog frumos. Ia. Mănânc și tu de la... El, practic, pentru tine, cumva, întoarsă... Dacă crezi că era pentru mine, nu cred. Eu așa cred. Ce să aleg? Dân, dân. Da, posibil, dar nu, chiar nici nu. Era clar. Nu. Încă nu e bine siropa, că n-ai intrat în pișcotul, da, dar e ok. A, deci când o să mă duc eu să fie mai bine. Bun. Nu am așteptări de la vreo persoană anume. Dar ai vrea să te chemi cineva anume? Speri să te chemi cineva anume? Sper să fiu chemată. Acum o să... Cine o să considere să mă cheme, nu știu. Tu? Eu? Crezi că o să te cheme Robi? Nu știu. Eu de regla tine. Mă gândesc că o chemă și pe Giulia. Aparent adică e surprinzător. Are o singură cameră roșie. Cu mine a mai fost, cu tine n-a mai fost. Dar tu pe cine te-ai gândit să chemi la rândul tău în cameră roșie? Când o să fie? Nu știu. Ți-a atras așa altcineva atenția sau nu te pronunți? Nu mi-a atras atenția nimeni. Am înțeles. Cu siguranță o să fii chemat în camera roșie. Sau poate nu. Și atunci noi o să... Sau poate să vedem pe fața Virginiei. N-a. Ai făcut o boacănă! Ai făcut o boacănă! N-a făcut... Ce boacănă? În fața ta. Nu am făcut nicio boacănă, că n-ai ce boacănă să faci. Cine mănâncă tiramisu? Cine trebuie? Cine norocosul? Nu știu, eu nici nu știu ce am făcut în bolul ăla. Sper să fie ok. Da, știu. Tu cu cine vorbești, Larisa? Singură. Ferească. Te așteptai? Poate da, poate. N-a fost Patrick? N-a fost Patrick. Ai mai repetat experiența? Da. Ai răspuns tu, Daniela? Ah, nu, am zis că da și ce m-am ridicat, dar nu am dat răspuns la tine. În niciun caz. Da, adică mi-ar plăcea să... Păi nu pot să zic că vă dați seama. Nu le patru. Poate m-am simțit Robi. Bine. Și aveți a fost lucruri în comun? Neașteptat. Cum? Aveți lucruri în comun? A fost neașteptat, ai zis? Lucruri în comun. A fost neașteptat. Atunci e Robi. Dacă a fost neașteptat. Că restul păi... s-a exprimat. Bine, dar și Robi păi s-a exprimat. Da, da, el a făcut-o la început. După care... Domnul, deci oarecum e interesată, nu? Nu neapărat. Trebuie să te cunoască. Da. Da. Interes să te cunoască, da. Dar dacă o pus accent pe nu-romantică, e frumos din partea ei. Da, cum e vreo, da. Și tu ai primit gogoașă, nu? Băiată. E bun. Ce l-a făcut? Ce mulțumesc. Bianca? Singură? Bine. Aha. Mamă, eu de-abia aștept să-mi aducă și mie. Ia uite ăsta, a luat castronul, bă. Bă, păi am poftă. Bă, dar bun, dacă aducem... Puși cu cina, mă. Mulțumesc. Bianca, și cine a mai băut? Bă, ești. Bă, ești nebun, bă. Bă, ești nebun. Puși, frate, puși, puși. Fug, fug. Bă, dar ce comic e la Orențiu, așa, nu? În momentul de față consider că tu ești femeia potrivită pentru mine din casa fetelor. Dar în cazul în care o să simți siguranță, o să te deschizi. Eu o să fie convins de asta, nici nu fac probleme. Mă bucur că m-ai perceput exact așa cum sunt. Nu l-ai chemat în camera roșie? Plânge? Nu plânge. Te-ai supărat? Ce am făcut? De ce râși te faci? Se gândește Robert? Că o cheamă Cosmin. Ei, că ce interesează că a fost Robert? Dacă a fost Cosmin? Ei, exact. Contează.
Nu cred că ar fi fost Cosmin. Adică e prieten cu Patrick. Și ce contează? Nu știu. Cine e prieten cu Patrick? Cosmin. Și nu cred că te-ar fi chemat Cosmin. De... N-ai de unde să știi. Păi nu am spus ceva sigur. Adică... Nu. Bănuiesc. E bănuiala? Nu, eu bănuiesc Robi la aia și Robert la Larisa. Bună, cameră! Aș dori să o chem în camera roșie pe Daniela. Mulțumesc! Ce dori? Da! Uite! Am ce potrivit voi! Cum de le-ați potrivit? Instinctul m-a făcut să fac cafeaua. Adevărat, eu am ghicit. Să fie... Nu știu, vom vedea. E la urechi. Profată fără cameră roșie. Dar ce se poate? Posibil. Da. Și aia nu cred că ai să fii tu, Giulia. Ba dacă fi. Cred că am să fiu eu. Nu, eu. Da, mai mult Robert sau mai mult Robi? Măi, ieri stăteam și mă uitam la tine. Și când era vorba de Robert, așa făceai. Îți venea efectiv natural să zâmbești. Nu neapărat, dar a fost și vorba că se aseamănă cu... Cu fostul. Dar doar din punct de vedere fizic. Da. Nu știu caracterul de asta, dacă... Adică Robi n-ai interacționat niciodată? Cu Robert, iartă-mă. Cu Robert. Ba da, el pare mai liniștit. L-ai chemat și eu sunt la fel de liniștită. Și eu sunt liniștită și... Persoana cu care am fost a fost tot liniștită. Și nu am mers. De ce te-ai ascuns lângă după ușă? Bine. Tu ce faci? Am făcut o cafea, că am zis că dacă voi fi chemată să nu fii și ceilalți băieți, fără... Ce faci? Un dar. Cum ești? Bine, sunt. Sper că nu ești supărată pe mine, nu? Pentru floricică nu mi-am dat seama, chiar nu m-am... Nu, pe mine m-a deranjat un pic pentru că, na, eu știind lucrul ăsta, dai seama. Ba, trebuie să mă obișnuiesc, nu? Sunt chestii care... Trebuie să le învățăm. Dacă... Mă gândeam, mă uitam. Am văzut că... Da, trebuie să chem eu. Poate te încheam să regula. Nu e rândul nostru. Hai, relaxează-te. Da. Ce faci? Bine. Tu ce faci? Bine. Așteptam să te văd. Ce cu tine? Hai o energie așa. Îmi place cum stau când stau cu tine. Ce vreau să vorbesc? Ceva serios cu tine? Bine, nu te gândi că la... Ce? Spune-mi așa, despre tine un pic, ce-i cu tine, ce se întâmplă, de ce ești supărată, ce... Adică așa, problemele tale care le-ai avut sau... Supărată. Nu, aici în casă. Da? Cum să-ți explic? Când ai spus tu în casă că tu când ești supărată, înțelegi ce vreau să zic? Am disfazat cu cadourile alea sau ce? Nu, tu zâmbești când e supărat, așa, aș vrea să știu... Zâmbetul pe care eu îl afișez mereu și energia pe care o am, apărare pentru mine, adică... Muscut. Da, pentru a mă apăra pe mine și a nu arăta cea suferind, dar nu suferind, că nu e suferință, că... Ceea ce te-a durut, adică ceea ce a fost... Dar nu are legătură, adică nu e vreo de asta, vreo despărțiri care sunt doar să... Nu e asta, e alt subiect mai delicat. Înainte pe ce lucrat? Erai cu dansurile, nu? În ultima perioadă am lucrat într-o piață agroalimentară, am produs vin, știi, anumite chestii de astea, da, înțelegi? Bine. Am fost și cu Moș Crăciun iarna, știi, cu moșul, cu... Uh-huh. Adică îmbrăcați poze cu copiii, cu... Da, mai da, multe da. Chestii, adică da, nu, da, da. Nu sunt taxat pe o anumită meserie uh-huh. sau așa. Ce se ivește și ce da, se produc înțeles. Bănuți și ce te face pe tine fericit. Uh-huh. Îmi place să interacționez cu lumea, știi, aici am fost un pic crispat când am venit, m-am mirat chestia asta. Când? Când am intrat în emisiune, dar am fost așa, timid, tremur. Nu știu, că de obicei nu în sunt prima așa. Prima zi, în sensul când ai venit și ne-ai cunoscut pe noi, când asta... ne-ai dat trandafire sau când te-ai da. Prezentat? Și asta și, da, când m-am prezentat, lucru. Da. După aia mi-am revenit, dar am vorbit și cu mama aseară și mi-a spus, Laurențiu, ce s-a întâmplat cu tine? Parcă erai... Uh-huh. Așa a fost să fie, nu știu. Dar mă bucur că lucrurile se reglează. Sper să-ți placă cafeaua, am făcut-o dulce. Pentru mine ai făcut-o? Păi da, dar nu pentru mine. Am și specificat că n-am intrat, dar tu m-ai speriat. Să rămână, nu ai zis că ai... Eu am înțeles că ai făcut o cafea să o luăm, să-l dăm amândoi aici. Nu. Mulțumesc frumos. Ok, mulțumesc. Hai să te pup, hai să te pup. Sper să-ți placă. Da.
vorbim. Bine, te pup, o zi frumoasă, stai în continuare. Mulțumesc frumos. Cu drag. Mie, Robert, nu cred că e neapărat liniștit, cât cred că este foarte, foarte calculat. Da. Și eu sunt la fel. Adică și e diferență între a fi liniștit și a fi calculat. Deci pentru că există posibilitatea și... să-l iei odată, să-l duci la ce muzică îi place lui și să nu-l mai vezi așa liniștit. Pe Robert sau pe Robi? Pe Robert. Și eu sunt la fel și mă gândesc că poate nu ne-am potrivit din punctul ăsta de vedere. N-ar fi dragoste cu năbădăi. Da, și dragostea asta, odată când e cu prea multe năbădăi... Nu cred că el se înțelege că o fată foarte zvăpăiată așa. Păi nu, agitată, nu, deci... că de-aia mi-a zis mie, că păi, nu exact, s-a înțelege da, vreodată cu mine. Ea, da, deci, probabil caută o fată mai... liniștită. Probabil el nu a dat înapoi în ce te privia pe tine, pentru că încerca să te facă să înțelegi că așa e el și că asta își dorește. Și încerca să te cunoască. Cine mai? Robi. Că noi vorbeam de Robert, lasă-l pe Robi. Eu ziceam de Robi. Doamne ferește. Eu m-am făcut înțeles că vreau să cunosc alte fete. Zi numele. Ce? Hama bem un păhărel. Ca să ne îmbătăm nițel. Nu s-a făcut înțeleasă, a avut un top. Ce? Dar n-a interacționat cu niciun băiat. Patrick, am dreptate? Băutură? Dar acum dacă, uite, de exemplu, după ce îl cunoaște pe Robert sau așa, ar mai vrea să vină la tine, ai mai primi-o? Nu, știu. Gata? Nu știu, nu știu. Eu am nevoie în permanență de șervețele în bucătărie. Daniela, cred că vorbești în camera roșie. Nu zâmbești. Nu zâmbești? A rămas cafeaua la el? Păi, dar nu am dus-o ca să o beau eu. A fost. Scuze. Tu ce faci, Giulia, dacă duci micul dejunele și înapoi? Dacă mă enervez un pic. Ah, ok, am înțeles. Având în vedere că nici n-am mâncat azi absolut nimic, mint, puțină brânză. Deci, cum a fost? Okay. Prima ta camera roșie, da. Mată da. De sfârșit, exact. Ouăle, ai mai repetat? Chiar așa. Da. A fost bossul? Bossul? N-a fost bossul. Cine-i bossul? Nu trebuie... Robert. Cine-i bossul? Adică cine scrie boss? Stai! Schimbăm tot cu această cameră roșie. Exact. Nu. Nu? Nu? Hai, putem! Eu pot schimba topul fiecare zi, nu-i problemă! Păi, dar în... Dacă basta simți! Păi era în legătură cu ceea ce simt! Sensul ăsta! Păi și tu după camera roșie de azi? Zi? Depinde, dacă unele persoane îmi dau acel instinct, instinct, dacă dau da. Atenție, exact, înțelege. Exact, exact. Instinct e ceva... Păi da, dar uite, mie, de exemplu, sunt doi bărbați, da? Și unul mi-o oferă foarte mult atenție și unul nu, dar eu îl plac pe ăla. Păi celălalt poate să-mi ia că și luna de pe cer, că eu nu mă mai schimb dacă îmi place de ăla. Corect. Este o paletă de aia de bucătărie. Aici. Eu nu știu să fac scheme de astea. Top 3, Daniela, sau 5, cât vrei tu? Era 7. 1, boss. Bossulică? Yes! Rămâne boss. Hai că Robert nu-și dorește să-i mai spunem boss, deci nu. Este domnul regele. Robert. Prin... Ne, rămânem la prinț. Nu e rege. Era rege. Rămâne la prinț. Nu știu să fac o coroană, dar whatever, păi... coroană. Rămânem la prinț. Coroană de prinț. Bineînțeles. Fac eu. 2. Lasă coroană. Hai că nu avem atât. E important. La... Patrick. Patru! Deci, păi, dar ieri Patrick era la 3. Căzut la 3. A decăzut la 1. Și-a urcat Patrick. Nu cred. Stai să mă așez. Stai. Bogdan. Devine interesant. Ce? Eu v-am zis că sunt foarte imprevizibil. Deci unde vin topul de ala? Vrei doar să ne faci cu un... Să ne derutezi, dar ne derutezi foarte tare. Ia. 4. Laurențiu. Mamă, ce-a scăzut. A crezut de două locuri? Locuri.
Nu cred. Eu v-am spus și la început că... Poate a văzut la camera reușit cu Bogdan sau cu Patrick și de aia a urcat în clasament. Vom vedea. În top. Așa. Ce mai Cosmin. Cosmin. Bă, Cosmin era, cred că, pe aceeași poziție. Pe 5. Și Robi. Da. Și Robi ultimul. Cum a fost, frate? Bine, la mine e normal. La mine... Normal. La mine normal, dar de ce uite? La mine e normal să mă abordeze femeile. La tine, Laurențiu, și ce nu-mi place? Că tu te diferențiezi cumva de noi. Da. Și nu e ok. Nu, nu e ok deloc. Ai spus acum, la mine normal. Ce înseamnă la mine normal? Ce înseamnă normal? Păi nu, 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 frate. Nu ai dat-o rău. Nu am așteptări, la modul că nu... Nu am așteptări, că nu creezi așteptări. Ți se pare că nu faci ceva wow, nu știu, se pare că nu... Da, dar tu ai impresia ta că noi facem ceva și tu nu faci. Că de-aia nu e corect, cum ai spus. Adică nu-i... Nu știm cum gândești. Tu și când ai venit la început, ai plecat cu stângul și ți-am zis. Nu pleca cu stângul, tu mi-ai zis direct la camere roșii, ia, păi eu pe mine oricum nu mă cheamă nimeni. N-ai cum să zici așa ceva, niciodată în viața ta. Te foarte desconsideri. Da. Păi dacă tu zici așa din gură, în capul tău e... Da, dar de ce? Dezastru. De ce ești așa? Ce se ascunde acolo în interiorul tău, așa, nu știu, ceva se întâmplă, Laurențiu, că n-aveai cum să... Ai mai mult încredere în tine. Nu de aici, că nu e, că n-am... Efectiv ce se întâmplă aici, că n-are exterior, te nu e... Te simți cumva inferior față de unii băieți de aici, nu cumva? Nici într-un caz, nici într-un caz. Robert. Discuțiile care eu, știi, aș putea să le vorbesc. Aia a fost toată, știi, toată nu chestia. Știu, mi se nu știu, leagă-te de subiect, de strict. Okay. Adică te-s cu părerea. Te-s cu părerea, atâta tot. Uite, și în viziunea lui Robi cu Aleina, în viziunea lui Robi cu Giulia, în viziunea mea cu Virginia, în nu camera lui Roșie. Nu trebuie să vorbești despre tine, că uite, eu m-am luat și de Patrick, m-am luat și normal. De Ștefan, m-am luat de toată lumea. De asta lumea. Suntem aici, să ne dăm voie cu părerea. Și tu de-aia am început să plângă. E ok, bă, termină, că nu, gata. Cum a fost? Zici că se... Gata. Aia că zici, nu, eu, eu. Cameră, vreau să o chem în camera roșie alături de mine pe Larisa. Pot să-mi iau... Larisa! Mamă, ce bărbat norocos! Fix la pot, fix? Da. Aș vrea și eu o femeie așa ca mine. Uite, am făcut flori. Îmi place cum arată. N-am sau să le fac, da. Păi, eu sper să fie treaba bună. Sper să nu faci cum a făcut Virginia. Cum? Să nu fie la bune. Și-a făcut cruce, Doamne ajută! A doua cameră roșie. Ăsta-i Dumnezeu, dacă e ce... Auzi, mă. 1, 2, 3, nu? 4. Mai rămân 3. Cred că mă apuc să mănânc. Vin și eu, că... Vin și eu, că am impresia că o să mai fie chemată odată Daniela. Doamne ajută să fie cine trebuie. Bună ziua. Eu am zis, Doamne ajută să fie aici. Ai greșit. Nu am greșit aparent, așa a vrut Dumnezeu. Așa, mă bucur. Bine, pune-le acolo ca să te îmbrățișez. Te-ai așteptat să te chem? Sincer, nu m-am așteptat. Dacă e să fiu sinceră, nu m-am așteptat. Și am zis nu știu cât ți-am dat de înțeles că eu aș avea o atracție spre tine, dar să știi că nu prea am... mult, nu prea mult, sincer. Uite, eu am altfel de stil de bărbat. Nu-mi place să fiu atât de insistent. Plus că săptămâna trecută a fost destul de multă bătaie sau un cuvânt nepotrivit, probabil. Păi da, tu ca bărbat apele. Știi ce vrei, așa-i? Nu, deci știu foarte bine ce vreau. Scuze-mă că stăm atât de departe, dar e o conversație. M-am îndepărtat un pic din poziție. Până în momentul de față, eu sunt asumat și spun părerea fără nicio discuție. Până în momentul de față, consider că tu ești femeia potrivită pentru mine din casa fetelor. Asta am dedus-o din atitudinea pe care o ai, plus că ai un avantaj că te-am cunoscut și din sezonul trecut, cum spuneam. Larisa. Opa. 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 Bene. Lopa. Opa. Larisa, eu adus mâncare. Da. Nu știe pentru cine. Aia da. Aici putem să dăm dreptate la Ștefan. Da. Nu se știe. Opa. De oare eu adus mâncare crezând că e... Bogdan, Ștefan? Bogdan s-a văzut cu cine a fost? Cu Virginia. Ca Bogdan, tu ai făcut omletă alaltă, sau ieri. Da. Se aștepta să fie el. Probabil se aștepta să fie el și a vrut să-i întoarcă gestul. Da. Probabil. Ce râde ăla, bă! Bă. Probabil. Mai mult ca sigur. Bă, termină, bă, că e ok. Da, bro. No. Gata, frate, termină. Pentru mine e ok, îți dai seama. Tu ești atrasă de Ștefan. Ștefan care, nu atrasă, mult spus.
Ai spus că aspectul fizic și cum se îmbracă, surprinderea e în felul următor. Eu nu seamăn deloc cu Ștefan. Dar, dar nu seamăn nici absolut nu, deloc. Uite, îți spun, nu-mi prea place să aduc în discuție chestia asta, dar fostul meu iubit era șaten cu ochii albaștri. Eu sunt adică... un pic surprins cum gândesc eu. Mie dacă îmi place un stil de femeie, deci eu tot cam pe acolo. Eu nu neapărat. Pentru că nu pun foarte mare accent pe aspectul fizic, nu știu, adică nu că nu pun accent, nu am un anumit tipar eu. Am înțeles. Și asta am menționat-o de foarte nu multe ori. Nu am acționat până în prezent, deoarece, cum ziceam, a fost multă ceartă în casă la noi și nu, eu nu vreau să mă integrez acolo. Automat, dacă eram și era Bogdan, era Ștefan, eram și eu. Automat primeam o etichetă. Eu nu vreau să primesc astfel de etichete, pe mine nu mă interesează. Știu eu cum să acționez, știu ce să fac. Ideea este în felul următor. Nu știu dacă tu ai fi dispusă să mă cunoști. Păi eu am spus și că vrei nu să mă înțelege toți... nimeni. Nu, eu am zis că îmi doresc. Eu te-am înțeles că vrei să cunoști toți băieții. Dar eu până în momentul de față mi-am dat seama că am pe cine am eu favorită din casă. Favorite, ca să zic așa. Există o șansă pentru mine din partea ta sau nu? Păi există odată ce vreau să te cunosc. Dar și eu sunt foarte directă. Nu vreau să numesc, sunt băieți în casă pentru care n-aș putea avea niciun interes. Nu vreau să-i numesc pentru că n-ar fi frumos din partea mea, dar pot să spun că nu faci parte din băieții pentru care n-am interes. Eu știu că cu tine este mult de muncă, că ți-am mai spus, nu mă las dat pe spate de atitudinea altor băieți, deoarece am impresia că nu te cunosc atât de bine. Eu te-am simțit cum ești. Și cum sunt, dacă ar fi să mă descrii așa la o... Cum ești, ai fi... potrivită pentru, mă refer strict din punctul meu de vedere, potrivită pentru mine dacă aș reuși să ajung acolo unde trebuie. Dar ca să ajung acolo unde trebuie este mult de muncă. Și atitudinea ta se va schimba radical când vei fi împreună cu cineva cu care așa este. Vei ști că merită. Și, nu știu, o persoană care să mă facă să am încredere, știi? Să te facă să ai încredere în situație, în noi, dacă ar fi să fie, și în tine, cel mai important. Eu am tendința să fiu așa, nu știu, rece sau distantă, pentru că nu vreau să... Păi e pentru că vrei să te protejezi. Fiu dezamăgită. Vrei să te protejezi, asta e răspunsul. Dar în cazul în care o să simți siguranță, o să te deschizi. Eu sunt convins de asta, nici nu fac probleme. Mă bucur că m-ai perceput exact așa cum sunt. Asta consider nu eu. Nu se întâmplă prea des. Sper că nu am greșit, dar așa te văd eu. Plus că, din punct de vedere fizic, ești o femeie foarte frumoasă, cu care m-aș potrivi și din acest mulțumesc. Aspect. Nu știu dacă e bonus sau... E bine, îmi place ce aud, da. Da, mie îmi place cum gândești până acum. Ce nu-ți place la mine până în prezent? Îmi păreai indecis. Normal că am fost indecis, deoarece am avut destul de multe alegeri de făcut. Am fost destul de curtat, asta e realitatea. Dar tot aici voiam să ajung, să știi. Dar în cazul în care... nu voi simți din partea ta nici măcar 1%. Eu nu sunt genul de bărbat care să stau la picioarele unei femei, să știi asta. Să insiști deci n-o să prea fiu... mult. Timpul foarte scurt, îți mulțumesc foarte mult că... Deci, cu mare drag. Te-ai gândit la mine, sincer. Să știi că m-am gândit că există o posibilitate ca să mă chem tu. Și înainte de a intra, am zis, Doamne ajută să fie cine trebuie pentru mine. Mulțumesc mult. Mulțumesc și poftă bună! Te pup! Te pup! Pa, pa! S-a gândit că o să fiu eu. Asta vreau eu să cred. S-a gândit că o să fiu și... Stai să mă, de politicios sunt eu și așa? Salvați! Da. Păi și dacă ea ți-ar zice că... Dacă nu a fost pentru mine? Că pentru Bogdan a fost. O să întreb chestia asta. Și dacă ți-ar zice? O să întreb, nu pot să-ți răspund pentru că nu am răspuns. Nu, cum te-ai simțit, gen? Nu știu, un exercițiu de imaginație. Aștept răspunsul. Iubesc adică asta. Adică o să aud răspunsul și vedem după. Mă întreb exact după. După ce cobor o să pun întrebarea asta. Întrebarea și Ștefan, o să mă întreb atunci. Fiecare trebuie să-și continue drumul lui. Pentru că în drumul acela poți să mai cazi, mai te împiedici, mai știi. Da, și uite, eu mă ridic de obicei. Foarte bine, foarte bine. Ascultați-mă, vedeți cine se gândește la mine. Mi-a dat cadrul, stai liniștit. Exact. Nu trebuia să de ce? Nu de mai de zic nimic dacă ați primit cadre. Tocmai că acum pot să... Dar nu știm cu cine ai fost și cine ți-a adus. Uite ce am primit exact pentru ce avem nevoie. Hai că cred că avem nevoie. Nu cred că ai. Mamă, dar cum arată? Vai de cap! Cum arată? Bombă! Îți aduc furculița?
Era pregătit. Bine. Eu nu cred că vrei să mâncați toți. Mă, dai voi un pic, nu mănânc din el. Da. Robi, uite-te aici, talent de mic de aici. Dar fii atent cum o pus salamul ăla, zici că da, Bogdan, mic adru. Haideți să mâncăm și noi, te rog, că se răcesc cu ora. Așa o chestie faină. Bă, dar vezi că sunt artiste, fetele, nu știu cine. Ea a făcut. Fata respectivă. Spunea că pentru mine era. Da? Pentru da. Tine special era. Păi dacă am nimerit cu brânzită, cu opa, ce, tot ce trebuie. Băi, acum nu, era pentru tine, nu era aproape să mănânc puțin, că arată bine rău tare de tot. Patrick, te rog frumos, adu-mi un cuțit, așa. Da, mă, chiar arată. Deci se aștepta să vorbim de mic dejun. Deci a venit cu farfuria și eu am întrebat-o. Ia că mor de foame. Te gândeai că o să vin eu sau nu-i farfuria pentru mine? Și o să zic că da, spera să vin eu. Dar ți-a plăcut în camera roșie? 50, da, 50 nu. De ce nu? De ce da? Nu prea am fost foarte încântată. Adică mă așteptam la persoana care m-a chemat. Da. Dar, da, eu nu am... un interes spre... Da. Nu te îndrept spre acea persoană. Te-ai vrea exact. Să te... Ce nu-ți place? Cred că e Laurențiu, până la urmă. Stai să nu te atrage fizic? Da, nu mă atrage fizic. Dar are niște calități care ar putea să te atragă? Are alte calități care m-ar atrage, dar nu țin neapărat acele calități. Adică eu am avut și alți... Păi, pentru tine contează mai mult fizicul? Ții cont mai mult de atracție? 50%, da. Păi am fost și eu gelasă la rândul meu, pentru că... Gata? Nimic, vină, spune-ne cum a fost. A fost cine trebuie. Ah, da. Is my happy. Da. Este bine. Îi zâmbesc ochii. Îi sclipesc. Ce impresie ți-a lăsat? Una bună. Ai mai repeta experiența? Da. Astea sunt întrebările. Ai cunoscut ceva nou? Da. Da. Nu l-ai chemat în camera roșie? Plânge? Nu plânge. L-ai supărat? Păi cine să-l cheme? Păi nu, a, stai că nu e avem. Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Dar nu mânca, înseamnă că nu a fost el. Ce bei? Îți spun o parte cu... Patrick. Apă, te rog frumos. Am zis. Îți spun o parte de sugnetul? Esență de... Corect. Ce? Cameră îmi doresc, o chem pe Virginia. A treia cameră îi ofer eu. Dacă a fost Virginia... Așa, păi mai am nimic. Doi? Ziceam doi, două. O bănuială ar fi că dacă a fost Robert... Stai că Robi a chemat ori pe Larisa, ori pe Virginia. Robert, având în vedere că am mai interacționat cu Larisa. Deci, fetelor, când vreți să aflați ceva, să veniți la mine să mă întrebați, bine? Sunt oracolul numărul 2 aici. Eu simt, decât nu vă dau explicații. Robi? Da. Eu simt, dar nu zic nimic. Da, pe asta am zis eu. Ne apucăm să mâncăm? Eu. Hai. Dar hai să mai așteptăm un pic. Nu, că după să-mi pare rău dacă... Până la ultima cameră roșie, după ce tot cu fata respectivă, câte camere mai sunt? Una? Două. Două. Bună, Virginia. Ce faci? Bine, tu? Foarte bine. Ce nu te mulțumesc. Nu-i stres. Ce faci? Te-am deranjat a treia oară, a patra oară? Ai avut ceva camere cu asta, nu? Nu pot să spun. Aia, dar știu, de una știu. Tu ce crezi? Da? Eu n-am primit așa... Ai primit, frumos, da. Am văzut și un tiramisu frumos cu inimioară. Da. Acum am zis cine e primul. Primul. A, bun, deci e primul. Cum ești? Ce faci? Eu sunt bine. Cu jumătate de gură așa? Nu, sunt bine, sunt bine. Chiar mă gândeam dacă o să mă chemi în camera roșie deci sau nu. Mă crezi că am avut intenția de a chema o altă fată la camera roșie la modul de să o cunosc, să văd mai multe despre ea în privat. Nu-ți spun cine, la cine mă refer, dar... Cred că bănuiesc. În fine. Dar cumva mi-a fost așa, cumva, nu știu, parcă... Te-ai gândit că mă supăr eu? Mi s-a părut așa că nu ar fi frumos
față de tine. Și nu știu de ce am starea asta. Deja, adică mi se pare oricum că e foarte devreme cum gândesc eu, știi, că stai să nu se supere Virginia sau așa, dar eu încercam cumva să... Și că nu... Nu vreau nici să spune că nu m-ar interesa deloc, dar chiar poți să cunoști dacă îți dorești cu adevărat să cunoști. Oricum nu ne-am mai văzut de vreo 2-3 zile. Da. Și cumva mi s-a părut că, nu știu, aș irosi camera de astăzi pentru altcineva. Nu știu, le-am pus așa în balanță. Eu mă bucur atunci să aud asta. Bun, te cred. Dar n-aș fi vrut să fac asta doar ca să nu mă supăr eu. Ăsta e adevărul, asta am vrut să fac, adică cumva, pentru că eu nu știu ce simt încă, da? Eu încă sunt așa cumva pe neutru între toate fetele. Am zis că schimb puțin situația ca să văd, bă, chiar am atenția focusată numai către Virginia sau nu? Și am vrut să fac așa, să chem pe acela, dar n-am putut, nu știu ce. Nu m-a lăsat sufletul. Ai fi putut să faci asta, adică eu nu o să mă supăr, pentru că așa poți să-ți dai și tu seama, poate ești mai compatibil cu... Cu altcineva, da, nu știu. Exact. Poate, uite, Daniela îți răstoarnă mintele peste cap. Exact. Sau alte fete de prin casă. Nu știu. Da. Cum ți s-a părut camera ta roșie? E tremură în gură, așa, emoții. Asta? Da. Asta sau cealaltă? Păi nu-ți spun. Deci, fii atentă, eu îți spun sincer, am primit conexiune în aia cu Robi. Am primit conexiune, așa. Că ești aici, nu te mint, pe bune. Bun. Și era tiramisu cu inimioara, a venit, a spus... Da. Na, l-am întrebat și pe el cumva ce părere a avut de camera voastră roșie. A zis că o cameră interesantă, părere și tu destul de interesată, dar nu a făcut mari declarații. Nu știu, cum ți s-a părut ție? Da, mi s-a părut ok. Eu am spus de la început de tine și de Robi și... Eu am și vrut să ai camera asta roșie cu el. Ți-aș fi sugerat să-l chemi pe el mâine, da. Nu să mă chemi pe mine, dar cumva s-a consumat treaba asta. Adică da, bine că ați avut-o. Da, și acum o să fie greu. Dar tu fă ce simți. El o venit foarte mulțumit. Adică el oricum a spus că ești în tiparul lui. Am văzut Eu mă așteptam să o cheme pe Aleina, sincer. Și eu i-am spus, dar a spus că ea mai are un alt băiat și asta i-am spus că și eu te am și pe tine. Da, știi ce-i dubios? Asta am vrut să spun. Acum. Da. Că pe Aleina nu o lasă. Adică pe Aleina cumva a scos-o din ecuație, dar pe tine, chit că tu m-ai pomenit de câteva ori, tot are un interes pentru tine. Nu știu. Nu știu de ce. Poate că nu i-a plăcut suficient de mult de Aleina, dar eu i-am și spus că mi se pare, nu să lupți neapărat, că nu, eu nu am spus doar Patrick și el să lupte, să ne despartă sau ceva, că nu suntem împreună. Dar pur și simplu mi s-a părut că el, față de prima emisiune, când a spus că îi place de mine, după nu a mai făcut deloc pași, doar cred că pentru că am zis eu de tine. Da. Și a fost mai ușor să se îndrepte către alte fete. Dar cum ți se pare că, uite, lumea deja a început să ne asocieze în online, deja da, s-au am făcut văzut. Foarte romantice cadrele cu noi, cum, nu știu, am ce văzut, părere nu știu, cred că se întâmplă asta pentru că tu erai mai cunoscut dinainte și probabil da, cu da, orice. Da, dar vezi că am avut asocieri, de exemplu, cu Cristina, taberele erau împărțite. Foarte mulți spuneau că, bă, nu merge, nu se potrivește și alții puneau împreună cu noi. Mai aveam câteva întrebări să spun, dar probabil o voi face mâine pe conexiune. Și vrut, da. Sau altcândva, vedem. Te pup. Și eu. Și mulțumesc că m-ai chemat. Mulțumesc că mi-ai adus și mie tiramisu. Păi ăla n-am făcut așa, aha. Nu eu, oricum. Tu ai făcut doar inimioară? Da. Hai, te pup. Te pup. Pa. Dacă Robi e chemat pe cineva până acum, poate asta nu vrea să zică că nu a avut interes pentru tine. Poate vrea să zică ba da, că nu a avut interes. Să-mi demonstrezi. Așa mi-a zis și el mie că vrea și a făcut contra. Dacă șeful... Interesantă ziua de azi. Da. Mai vreau. De ce să nu? Să mai vină? Nu? Ia. Gata. Că o văd prin oglindă. Te aud, Daniela. Mă uitam prin oglindă, iubita. Și mă uitam la reacția ta. Ești supărat. Păi nu. N-ai cum. Cum si cum sa. Ce vrei să vă zic? Ne-a mai repetat experiența. Te așteptai? Da. Te așteptai? Nu. E, vrăjeala ta asta. La asta aflăm noi, nu-i problemă. Mai bine decât prima? E, nu e frumos să zic dacă e mai bine sau mai rău. Mie mai interesant? Sunt persoane diferite. Și ambii. Bine, dă-nă-te la prima cameră și dă-nă-te la a doua. Nu vreau. E... Dau 9 și 9. Supărător. Ia că vine Petre.
Fântul. Petre, dar Fântul. Ce fericit! Yeah. O cameră extraordinară, frumoasă, interesantă, am aflat chestii. Văd că nu ai energia care o ai de obicei. Ha? Văd că nu ai energia pe care o ai de obicei. Nu? Păi asta ți-am zis puțin așa să... să mă odihnesc. Pe Cilianu? Cum a fost? Da. Nu știu, mi-ar plăcea... Am impresia uneori că poate vorbesc prea mult și... fără sens așa. Și eu. Și am zis cumva să mai vorbi... Nu știu, da. Și eu am impresia că vorbești prea mult. Și eu de tine, gen. Adică, sigur, vom avea timp și pe conexiune mâine. Am un creier AMG. Depășesc probleme. Cosmin, poți să mergi mersul tău? Mergi mersul tău, te rog. Mersul meu e. Noi te cunoaștem oricum. Zici că și ție ți-a plăcut camera ta. Ai mai fizat? Nu ți-a ajuns timpul, a? Nu mi-a ajuns, pentru că am foarte multe de spus. Și oarecum simt că vorbele... Uite, vezi? E perfect, gen, da. Nu? Perfect nu, că perfect nu există. Am eu o teorie, perfect Dumnezeu, atât. Ok. Dar ce înseamnă asta? Că se încheagă bine? Sau da. Ce? Din ambele tabere sunteți... Asta e părerea mea momentan, asta am simțit. Foarte bine. Foarte nu mișto. Te gândești că ar putea să fie doar amabilă? Sincer. Tot respectul pentru ea dacă e doar amabilă. Dar te gândești? O femeie, chiar dacă nu mă dorește, în cazul în care este amabilă și respectoasă cu mine, tot respectul pentru ea. Este o femeie educată. Este o femeie educată, asumată. Bun simț. Dar nu mi-a dat de înțeles asta și oarecum nu am primit o barieră în față. Dar nu, adică nu interzis. Nu are pe ce să pun o barieră neapărat. Nu. Păi aia zic, nu are pe ce să pun o barieră. Camere, dragă, voi chema pe Ștefania să continuăm discuția de ieri. Bogdan. Ștefania. Te rog. Zâmbăreață, da? Da. Da, mie mi-e foame. Urmez. Mă mai gândesc dacă îl dau din platoul meu ție. Da, mie îmi dai? Să zic ție, da. Dar mie? Dar n-ar trebui să mă... Da, nu ne ajunge pentru toate, dar mâncăm în fiecare ceapă. Un pic acolo. Sunt curioasă mâine să facem topul din nou. Ce a făcut acu Ștefan? Ce a făcut cealaltă persoană? Bogdan. Nu. Sau cine? Da. E fix aceeași scenă, dar cu canapea diferită. Da, și cu tricou diferit. Și mă enervează. Să uita la emisiune. Cred că. Ce n-ai înțeles, Alex? Da, am zis și eu ieri cu Robi când mi-a dat dumele, zic, ori te-ai uitat la emisiune, ori ai citit comentariile. Ceea ce nu e un lucru rău, dar măcar nu te da de gol așa de mult. Ba, ce m-am speriat. Te-a speriat? Bună. Bună. Ce faci? Bine, te așteptam. Da? Ia un loc. Bine. Trebuie să stai tu aici. De ce? Știi? Păi mie așa mi-a zis. Da? Da. Bine ai revenit. Bine te-am regăsit. Ai mai fost? Da. Îți amintești? Nu, ai mai fost acum? Ah, nu. Am făcut-o să zică. Bun. Ce faci, cum ești? Bine, tu? Bine. Ai gătit? Un pic, da. Bianca era expertă. Nu ești cu gătitul? Mai gătesc și eu, dar... Paste... Paste, pizza... Da, exact. Tot pe italian. Da. Am uitat să zic ciao, Bella. E, nu... Cum era? Bellissima. Păi, Bella nu-i tot aia. Bella e frumoasă. Frumoasă? Bellissima e super, super frumoasă. Ah, ok. Păi, și-s Bella sau Bellissima? Bellissima. Da. La superlativ. M-ar interesa despre 1-1 al meu cu Robert. Vai. Adică eu m-am sincer, chinuit, nici nu mi-amintesc. Eu m-am chinuit să iau punctul ăla, după care tu i-ai dat așa, pentru că ți-ai zis că ești frumoasă, i-ai dat lui un punct. A, da, i-a zis că nu mi-amintesc. Da. Ai zis, era în glumă. Era în glumă. Eu trebuie să știu cu el că am 1-1 sau 1-0 pentru mine.
E, 1-1, dacă am zis 1-1. Na, păi vezi. E, de la îngrău. Prea ușor i-ai dat lui punctul. Eu m-am chinuit, m-am ridicat de pe scaun, de, mă rog, de pe canapea acolo. Ce-ai făcut tu? Că să faci 1-1, nu-mi amintesc. Nu mai știu ce am făcut. Da, ia. Păi tu ar trebui să știi ce am făcut, că tu mi-ai dat punctul. Da. Of, of. Da. Presați de timp. Da. Păi, te-ai cerut la mine azi? Eu m-am cerut. Nu. De ce? Păi că nu a lăsat fetele celelalte și am zis nu mă mai cer și eu, că sigur nu mă las. Uite, nu le-a lăsat pe ele că poate voia să te lase pe tine. Da, sigur. Da, eu m-am cerut, bine, m-am cerut în casa fetelor. Da, nu la mine. Acum vrei exclusivitate? Minus 1, minus 1 și 1. Vrei exclusivitate? Trebuie să și oferi exclusivitate. Da. Ți-am zis că la mine ce oferă trebuie să și primesc. Da. Așa mi se pare normal. Eu vreau înainte să ofer tu, ca să poți să-ți ofer și păi eu. Păi, cred că am oferit. Ei, un pic. Azi dimineața mi-ai zis că vrei să o cunoști și pe Bianca în continuare. Stai! Păi, stai! Nu neapărat la modul ăla. Adică, eu am spus că mi-am format niște păreri și despre tine și despre ea, dar nu pot trage o concluzie, cum să zic, gata, doar... Da, da. Doar tu, știi? Dar, uite, faptul că te-am cerut pe tine... Și de ce tu îmi ceri mie exclusivitate? Pentru că eu te-am chemat pe tine în cameră. Bine, și tu m-ai chemat pe mine când a fost rândul tău, dar uite, ieri am stat doar cu tine, am discutat doar cu tine. Și alaltă zi le-am vorbit cu băieților Bianca. Doar despre tine. Păi da? A venit ea. Bye. O să vezi când se difuzează episodul. Dacă vedea că eu sunt focusat pe tine, te-ai focusat și tu doar pe mine. Bineînțeles. Cred că deja mă îndrept doar spre tine. Păi da, dar ieri ai zis că mă pup și pe mine și pe Robert. Cum vine asta? Cum adică? Când? Bine, într-adevăr că și-am făcut o afirmație de genul că vreau să vă cunosc pe amândouă în continuare, știi? Adică încă nu cred că e timpul să... Da, da. Să spunem, ne mai cunoaștem, să zic așa. E, gata. Da, că am vorbit de ne-am... ne-am spart. Gata. Gata. Pa. 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 Eu nu am acționat către Larisa din cauza faptului că săptămâna trecută au fost niște valuri extrem de mari în casa băieților, valuri în care eu nu mă bag. Și cumva ai stat lângă Virginia? Cum? Cumva ai stat lângă Virginia? Virginia? Eu cu Virginia... Nu, scuză-mă, nu Virginia, scuză-mă. Nu am stat lângă nimeni. Nu, chiar nu, le încurc foarte rău. Altceva asta. Aleina. Nu am stat lângă nimeni, am vrut să cunosc toate opiniile și părerile fetelor. Dar și cumva așteptai un răspuns, că Robi a întrebat de cine îi place dintre voi doi, așteptai și tu un răspuns. Ok, și am chemat în camera roșie astăzi pe o fată care a spus că nu mă place și în schimb toate au spus că mă plac, ține cont de asta. Adică alegi după ceva... Deci am ales cea mai grea opțiune. Nu ai ales cea mai grea opțiune. Cea mai grea am ales-o pentru... Lui îi place să vâneze, nu să fie vânat. Da. Păi da, înțeleg ești asta, dar cumva te gândești că și fetele alea simt ceva, da. Hello! Hello! Ești tot un zâmbet, Cosmin. Păi mă face să mă simt bine, fata, ce să fac? Hop. Notă, la cameră. 10? Plus. 10? Plus? Cu steluță. Bun! Ăsta e cel mai fericit de cameră. Întotdeauna am un vibe bun. Da? Dar nu, eu nu cred că există cameră. E, mai există, că mai... Bă, una e când vii nota 10. Eu acum, de exemplu, am avut o cameră în care am vorbit, am abordat discuții. Adică n-am fost... Amândoi unul cu altul, știi? Da, am și vorbit. Eu fel, și eu nu pot să zic că am fost foc. Nu ne-am ținut de mână, nu ne-am luat în brațe. Foc ești la început. Mă stresează faptul că e contratimp și trebuie să zici ceva acolo, da. Gen să deschizi subiecte și... Nu poți să te deschizi cum ar trebui să te deschizi. Da. Nu fi tristă, cum să te chemați în care? Cum urmește următoarea? Eu nu sunt tristă chiar deloc. Următoarea e Larisa, o să vedeți că e Ștefan. Ștefan. Deci suntem trei? Da, nu, să se ducă mai e doar aia. În afară, mai un băiat doar? Mm-hmm. Robi a fost primul. Și-a chemat-o pe Larisa. Așa am simțit și eu. Simți că nu te-ai chemat pe tine, Robi? Da, păi a fost primul și-a chemat-o pe Larisa.
Simți că ar fi făcut asta? Adică, tot așa, dacă a văzut că tu, când ai fost întrebată de băieți, tu nu i-ai zis lui un răspuns concret. Nici astăzi. De cine zici că a chemat-o pe Larisa? De Robi. De Robi că a chemat-o pe Larisa? Înțelegi? Și s-a ambiționat că acum să-mi duce... Și asta e exclusivitatea pe care el o oferă. S-a ambiționat acum să-mi duce pe tine sau? Dacă e ultimul. Păi, dacă e ultimul... Bine, vă pe Aleina că pleacă. Atunci foarte bine. Cine ești, Bunica? A fost ce fericită este Bunica. Te-a plăcut ce ai văzut? Da? Te-a plăcut ce ai văzut? Hai. Da. E cu gândul în altă parte. De ce de bine, da? M-a dus în brațe până la ușă. M-a ridicat sus. Ăsta e Cosmin. Radiază. Foame. Ai mai repetat experiența? Da. Hai că în câteva minute aflăm dacă mâncăm. Da. Sau nu. Vedem. Ai mi-e foame totuși. Să rămân. Hai, boss. Ia de aici. Fii tu. Îți rup ăsta, fii tu. Dar nu știu, el o ia prea personal, frate, toată treaba. Ascultați-mă, băieți, Cosmin nu a fost aici când am vorbit. Am fost cât se poate de explicit când am spus că nu vreau să atac pe nimeni și nici nu o să o fac. Eu nu vreau să-ți bag ție bețe în roate ca să fiu cu Virginia. Vorbesc de Virginia pentru că tu ai început să... Niciodată nu o să fac asta. Nu am mai avut discuția asta. Da, dar vreau să o clarific, să intre foarte bine la fiecare minte. Și cazul în care tu vei fi atacat, adică de altcineva... O să știu să mă descurc. Dacă se poate să vină Larisa, trebuie să poată. Clarita! Hai că mi-e o foame. Vreau și eu. Hai, Aleina! Abia așteptam acest moment. Doamne ajută! De a mânca. Hai la masă. Adu șervețele, te rog. Și furculițe. Așa. Unde mergi? La Maluma. A, tu vrei să duci până la urmă? Am primit conexiune cu tine. De ce ești supărat? Da? Erai supărat. Îmi par. Cu pernele în cap. De ce? Oh. Nu sunt așa supărat. Hai zi, de ce? Ce aveai? Aveai toate pernele pe tine și nu ți se vedea fața. De ce ai făcut asta? Ce? Nu știu. Și am ce să fac în momentul ăla. Nu că a fost... Păi ce ai spus? N-ai auzit și înainte? Nu ni s-a dat și audio, doar video. Da, mă, păi ei a dus lui Robert, că știi că nu ne-a dat, nu știi, dar nu ne-a dat conexiune. Și eu de unde vreau să știu cine mă cheamă? Păi asta le-am spus și eu băieților, doar că a venit Robert cu o chestie. Ce? Că i-ai spus cumva că fix pentru el a fost. Stai. Așa a zis. Eu când am ieșit din casa fetelor, am zis, Doamne, ajută să fie pentru cine trebuie. Ce a fost? Sincer, eu mă credeam, adică nici nu m-am gândit. Am zis că cine mă cheamă, mă cheamă. Okay. Deci te-a ajutat Dumnezeu. Ei, păi și tu acum ce crezi? Mi-mi place de tine foarte mult. Așa? Păi și ce e în capul tău? Spune, exprimă-te. Ce poate să fie? Ai spus că regreți că ai eu spus am zis chestia. Ce am... Ce-am spus? Da, că regres chestia aia cu... Nu trebuia să-mi spui exact că mă place așa. Păi nu trebuia să spun asta, ți-am explicat de ce. Pentru că da, la un moment dat cumva tot mi-ai creat impresia asta, că... Pe ce chestie? Păi toată chestia asta cu... Ai spus tu că mă place și că eu cumva mi-am făcut filme sau ceva, dar nu, așa sunt eu. Când mă dedic, mă dedic total. Știi? Ok. Poți să-mi spui dacă nu e ceva, să știi. Dacă, dar ți se pare că eu vreodată am evitat vreun subiect băieții, sau... Când vin băieții despre, legat de tine sau ceva, toată lumea vine spre mine și îmi zice bă, a, dumă, îți faci tu filme și du-te că nu e bine, că nu știu.
Pentru că, cumva, eu nu am văzut încă, știi? De fapt, am văzut anumite gesturi pe care tu le-ai făcut la noi în casă și chestii de genul ăsta. Dar probabil tu asta le-ai dat lor, știi? De înțeles că gata, Larisa... Eu încerc să nu mai vorbesc despre chestia asta cu ei, că nu are sens. Maluma, să le arăți băieților că au pierdut acest platou, care a fost singurul platou făcut de mine aici în casă. Ne vrea. Dar ne vom bucura eu și fetele. Suntem, deci... Ați pierdut asta! Alina, vrei? Da. 5. Pergăsit. Eu n-am primit nimic, ce crezi? Deci cine... Păi, nasol și... Cine e băiatul de... Îl pregătisem pentru cine m-ar fi chemat în camera roșie, dar având în vedere că nu s-a întâmplat asta, jur... o să-l mănânc cu fetele mele. Eu aș fi putut să jur că primesc... Papa! O furculiță nu este. Imediat să vedem dacă facem rost din încă una. Și pâine avem. Și care? Asta e aia de pui? Chiar pui? Nu avem acolo, da? Pâine. Sigur? Momentan suntem bine. Momentan încă ne cunoaștem. Dar ți-am zis, eu nu, eu mi-ai creat o impresie și nu știu, aș vrea să demonstrez că nu e așa. Pentru că mie mi-a dat impresia că, nu știu, că ești foarte gelos. Eu asta am înțeles prin atitudinea ta, prin comportamentul tău față de mine, prin gesturile tale. Băi, m-a adus cumva în chestia asta, că orice e legat de tine, se ajunge la mine, știi, și cumva ei... Pe acum ai înțeles de ce la început apropierea trebuie să fie mai ușoară? Dar mai... înțelegi de ce m-am apropiat doar de tine? Ok, am înțeles. Nu sunt 100% sigură, recunosc. Da. Cum adică? Vrei să explic? Nu știu, tot am în capul meu. Crede-mă, înțelege-mă, e contextul de așa natură. Dacă eram afară, îți spun eu sigur că nu ai mai fi avut întrebările astea și mă vedeai 100%, la fel, sunt că... sigură. Păi cam asta e aici. Eu întotdeauna am avut ce frica asta, știi? Adică eu te las pe tine. Să alegi. Sincer. Pentru că mi se pare că am făcut o grămadă de pași și nu zic că ar fi fost rău și chiar mi-a plăcut să fac pașii ăștia, sincer, pentru că altfel nu-i făceam. Dar aștept să văd ce zici tu. Păi și acum ai vreun sentiment din nesiguranță sau ce? Nu. Eu știu exact unde vreau să ajung. Cu tine. Ok. Doar că cumva mai mergem și cu tine una rece și... Ok, aș înțelege dacă mi-ai aruncat doar tu una rece. Dar vin și băieții care mai vin. Mamă, tu ai zis ce ai zis. Mamă, și sunt pe bune. Și la modul, păi tu inițial când eu spun, ce reacție ai? Tu tot ce contează. Cum reacționezi tu când eu spun asta? După normal, doar mă uit. Adică spun. Doar mă uit și se vede pe fața mea că doar mă uit și băieții vin, buf. Vezi că ți-a zis asta și era... A venit Robert și... Da, pentru că aici așa ești pus în diverse situații pentru a te vedea cum reacționezi, pentru a te corecta. Crede-mă, eu foarte mult am avansat și am evoluat aici, eu ca persoană, ca eu, Larisa, am evoluat foarte mult. Eu nu aveam, înainte nu aveam curajul să spun nimic, că mi-era frică să nu te supăr, să nu te deranjezi, să nu... Știi? Mi se... Da, am știi, realizat aici... Știi, dacă mă cunoșteam înainte, era mai ok, nu? Nu mă, să nu spun nimic? Nu. O zic că atunci poate era mai... puțin mai rezervată, dar cumva știi unde vrei să te îndrepti. Acum, mie mi s-a părut sincer că cumva tu ai încercat să o zici chestia asta cu să-i cunosc pe toți, pentru că ai realizat ce ai spus după. Că mă place pe mine și să nu fie dubios sau ceva, nu știu. Nu. În momentul în care am fost întrebată cine mi-a atras foarte, cel mai mult atenție, am fost asumată și am spus asta, dar după... Pentru mine contează foarte mult ce felul în care noi doi rezonăm. Înțelegi? Contează cât ești de potrivit sau nu pentru mine. Dar știi că eu și Robert suntem diferite total. Ok, asta i-am explicat și lui, pentru că mi-a zis că... Eu am zis că tu mi-ai atras cel mai mult atenția și a zis că cum? Că el, spre exemplu... Nu! Da, nu știu. Nu mi se pare că n-ai înțeles bine. Da, lasă, că o să mai vorbim. Puțin. Aș vrea să dai seama. Haide, nu fii supărat. Nu. Pa. Pa. Am fost deranjat că au fost cu tine pentru că îi zisesem înainte, nu mai glumi atât, mi se pare că te lungești prea mult cu Cosmin. Se pare și tu nu ai cum să treci peste Cosmin dacă tu îl cauți atât de mult. E imposibil, bro. E de la sine înțeles. N-ai cum să te depărtezi de o persoană când tu glumești cu el orice lucru pe care îl scoate pe gură. Okay, îi râzi. Okay, Cosmin, okay. De ce ai făcut asta? Dar de ce ai zis tu, Mini? De ce ai făcut tu? Vezi că ții minte asta. Eu cu ea am convenit că o să rămânem
Ok, dar dacă ea mă vrea, okay, mă vrea pe oameni, mine, da? Ok, ca oameni, eu nu am căutat-o la modul ăla, nici ea nu mi s-a părut că mă caută la modul ăla până, nu știu, până ați terminat-o voi. Că mă refer acum, că a zis Patrick, că în grădină va filma niște chestii despre mine. E, eu nu știu dacă trebuie să iei. Voi toți la mine, continuați-vă. Continuați-vă ideea. Văd că vii cu voie bună. Mă bucur. Da, am înțeles ce trebuia. Ce era de înțeles? Zău. Ce ai înțeles? Am înțeles exact ce trebuia. Sincer. Să înțeleg că e de bine sau de rău? Așa, așa. Nu pot să zic. Pentru tine, nu mare parte. Nu pot să zic. Chiar nu pot să zic. Dacă bine, e bine, dacă rău, mă întreb, am înțeles exact ce trebuie să se zică. Și știu exact ce e de făcut de acum încolo. Pare cumva că ești dezamăgit, Ștefan. Sincer. Nu. Și asta pentru că ți-ai făcut tu foarte, foarte, foarte mult. Nu. Ștefan, încă o dată vreau să repet. Și încă o dată vreau să repet, nu-i corect ce spun, dar ca să înțelegi. Să nu crezi că eu te atac. Și cred că înțeles. Dar nu, să nu cumva să-ți treacă prin minte chestia asta. Deci nu i-a trecut. Nu, chiar m-am gândit la chestia asta, sincer, nu că m-ai atacat sau ceva. Tu doar spui lucrurile pe față, cum și eu ți le spun ție, știi? Corect. Nu. Pe mine n-ai să mă vezi că vorbesc cu Patrick ceva și când ești tu vorbesc altceva. A, nici la mine. Nici la mine, să nu-mi place. Da. Da, a plecat eu. Acum rămâne de văzut. Mâine te aduce flori. Acum tu ați mamă, voi ați mâncat auzi? Totul. Hai, scuze-ne că nu te-am lăsat și scuze-ne că ai avut trei camere roșii. Mai facem un platou. Dacă băieții. Acum e totul la puterea ta. Ce ai stat tu aseară la ușă? Dar chiar, Giulia, ce-ai făcut, bă, mică? Mai aseară am zis că vreau să ies puțin din cameră. Te-am văzut, am văzut o poză ceva. Ah, ok. Am ieșit și m-am așezat efectiv lângă cameră, pe jos, pe hol. Și-o bătut la ușă și eu m-am speriat că era pe jos. Mi-am uitat cartela, am făcut și eu așa în ușă. Hai, cu mică. Și zic, mi-am uitat cartela. Și ce am zis, dacă mă vede cineva, zice, zice cum mă ții afară. Ce m-a speriat. Camera asta... Deci nu m-aș fi așteptat să nu... Cum a fost camera? Întreba Giulia. El părea foarte convins. Și eu păream. Eu m-am așteptat. A fost bine. Dar m-am fost la Alina. Asumat este de... Cu toate că și ea a simțit, ai văzut, a zis, o să fie chemată la Risa. Eu mi-am dat seama că nu o să te chemem pe tine. Când Larisa i-a spus de... Păi, am zis și eu asta. Dacă nu-i dădea Larisa o caldă, care nu a fost o caldă, lui Robi... Cu ce? Azi dimineață, la pe conexiune. Cu că mi-ai dat follow. Aaa. Am crezut că o iei și pasta. Măcar... Oricum, o găti foarte bine. O găti, o aranjat și aur, are un gust foarte bun. Bună ziua, doamna Andreea. Oh. Nu a fost ea. Bună ziua! Bună ziua, doamna Andreea. Am venit după tiramisu. Bineînțeles! Mai stă puțin la frigider și veți servi și dumneavoastră. Și bineînțeles că ți-am luat și micul dejun împreună, cafetele. Un nou top. Da. Bineînțeles că dacă l-ai la eu, dar eu l-am făcut. Știți cum este? S-au mai schimbat locurile, pozițiile. Stați un pic. Ce s-a întâmplat? A, mă scuzați, am dat să... Eu v-am spus că sunt foarte imprevizibile, doamna Andreea. Scuze, mă scuzați. Ai o inimă săgetată acolo, dacă vă uitați. Dar tot tu ai făcut... Tot. Bineînțeles. Tot. Și fățuca pentru Cosmin, la fel. Foarte interesant. Cum a fost? Foarte ok. Pentru cine a fost? Și cum a fost pentru cine n-a fost? A fost ok. Pentru mine când a fost. De ce? Adică am presimțit că nu o să fiu chemată. Ai încercat să te păcălești sau să nu te păcălești, să găsești răspunsuri, cum că
băieții și-au dorit atât de tare acel tiramisu, încât au zis, măi, nu deranjăm. Pentru nimic în lume nu deranjăm. Ce-au făcut ei acolo, înțelegeți? Nu deranjăm ca să ne facă tiramisu, ca să mâncăm. Să iese bun, să ne placă. Da, că altă variantă nu avem. Exact. Te gândești la asta? Nu m-am gândit la asta. Am discutat cu fetele despre asta, dar nu. Deci nu-ți place să te păcălești așa, să-ți dai acolo? Da, pentru că nici... Nu, vreau să... Le spuneam și fetelor că vreau ca... Adică nu mă aștept să fiu plăcută de toată lumea și n-aș vrea să fiu plăcută de toată lumea. Vreau să fiu o persoană care să fie mai specială și care să mă vadă pe mine specială așa cum sunt. Dar ar exista acum în casa băieților? Eu nu zic că nu. O persoană... Dar nu știu cine este acea persoană. Ți-ai, ai pe cineva în minte și ți-ai dori ca persoana respectivă să te vadă așa momentan cum... Momentan nu am pe nimeni în minte. Nu vreau să mă grăbesc în concluzii. Foarte bine. Aleina? Da? Ce se întâmplă? Ce faci? Te uiți la Giulia? Uita la mine, n-am uitat. Doamna Andreea, Aleina cu Bianca n-au fost deranjate pentru că ele făceau tiramisu și băieții, cum ați spus dumneavoastră, au căzut de acord și s-a întâmplat. Da, ce da, s-a da, întâmplat? Da, da, da. Ați spus chiar foarte bine. Da, haideți da, să ne spună da, și da, Aleina. Bineînțeles. Da, eu m-aș fi așteptat să mă cheme Robi, după spusele lui de ieri, că ar vrea să mă cunoască. Dar dacă noi... Dar dacă și-a schimbat părerea într-un timp atât de scurt, pentru, probabil pentru ceea ce am zis eu ieri, că aș vrea să-l cunosc și pe el și pe Robert, nu mi se pare ok, dar... Dar poate pur și simplu te lasă să-l cunoști pe Robert. Nu. Nu? Nu, eu n-aș fi vrut asta, adică aș fi vrut să-i ofer lui șansa mai mult, pentru că după... el a făcut primii pași pe mine, dar făcând ce a făcut acum, a pierdut un pas important pentru mine. Pentru că eu m-aș fi așteptat să mă cheme, dacă ar fi vrut să mă cunoască mai mult. Mm-hmm. Dar poate avea ceva de lămurit cu Virginia. A, putea lămuri... A, cu Virginia a fost? Acum gata, putem să vorbim. Deci nu am presimțit eu bine, a fost Robi la Virginia. Lăsăm să ne spune. V-am spus că stau bine cu presimțit. Păi, ce putea să lămurească cu Virginia? Dacă vrea să o cunoască pe Virginia, să o cunoască pe Virginia. Poate aveau doar de lămurit? Eu nu cred că aveau ceva de lămurit. Simple curiozități. Păi nu așa ofer exclusivitate. Da. El a vorbit de exclusivitate, dar nu așa. Par dezamăgit, așa este? Da. Uite, uite. Uite pe Elena. 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 Cu cine a fost în camera roșie, uite. N-a fost în camera roșie, de aia cred că e și tristă. Wow. Da. Da, nu a fost. Păi nu-l chemat oru... Nu, păi oricum vorbește de ceva de sus, de camera roșie. E supărată? Dar n-a avut. N-a avut. E supărată? Pe cine să o cheme? A, tu! Stai, vorbește cu cineva. Cu doamna Andreea vorbește. Robi, pentru tine a fost acest cadru. Nu cred. Păi cum? Da. Na. Eu cred că este dezamăgită că n-ai chemat totul la camera roșie. Și eu sunt dezamăgit că vrea să-l cunoască pe Robert înaintea mea. Are, păi, are stai sens. Puțin, nu are sens, pentru că eu are. Nu, nu are sens, ce zici tu. Păi da, bun, fii atent, îți spun o întrebare bună. De ce pe Virginia ai fi în stare să o cunoști, când știi că m-a menționat deja pe mine și pe Aleina nu? Și fii atent cum îți răspund. Pentru că m-a pronunțat unul la mână, da? N-am înțeles-o pe ea, pe Aleina, pentru că n-a pronunțat-o Robert niciodată. Cum nu? Niciodată. Nu l-a pronunțat pe Robert niciodată? Nu. Aleina l-a pronunțat pe... Robert a pronunțat-o pe Aleina prin mine. Eu i-am zis lui Robert că Aleina e o femeie mișto și că îmi place Aleina de ea. Aleina m-a pronunțat încă din primul episod. E total diferit ce zici. Tu n-ai pronunțat-o pe Aleina. Unde a făcut treaba asta? În casa fetelor. Robert, tu nu ai pronunțat-o pe Aleina decât după ce ți-am zis eu, uite ce mișto e. Eu uite am... ce fizic are. Da, ea l-a menționat. Eu am fost tu m-ai întrebat total diferit și am răspuns la ce. Da. De ce aș vrea să o cunosc pe Virginia dacă te-a pronunțat pe tine? Pentru că m-a pronunțat. Unu. E bun răspunsul? Da. Ok. De ce m-a deranjat că l-a pronunțat pe Robert și nu pe mine? Nu m-a deranjat, e mult spus. M-a făcut să concluzionez. Pentru că el n-a pronunțat-o niciodată și eu, dintre voi toți, am fost singurul care a zis Aleina e o femeie mișto și vreau să o cunosc. A mai fost cineva interesat de aici de Aleina înaintea mea? Da, eu nu am fost. A, uite, l-am chemat în camera roșie, dar nu... Eu ok, nu, înaintea mea am zis, eu am zis din prima zi că Aleina e o femeie. Da, un pic, da, Robi, dar stai un pic, că tu ești supărat că nu ți se oferă exclusivitate, dar nu sunt supărat. Nu sunt supărat. Nu, n-am zis bine că sunt supărat. Mă simt oarecum gen, bă, deranjat. Stai puțin, băiatul ăsta nu m-a pronunțat și nu. Vreau să-l cunosc pe Robi înainte, că a avut mai... Oricum, suntem aici, înțelegi, avem timp, ca idee.
Și dacă regretă și următoarele camere roșii te cheamă pe tine și doar pe tine, îți trece dezamăgirea, îți schimbi părerea asta pe care ți-ai făcut-o astăzi despre el? Nu știu, nu știu. Pentru că nu e hotărât, cum a zis ieri, că era, el ar oferi exclusivitate. Nu așa, ai oferi exclusivitate în niciun caz. Adică zici... Dar cum a rămas ieri? Că oferiți exclusivitate nu, sau nu? Dar dacă vrei și îți dorești și mi-a zis asta, presupun că vrea să mă cunoască. Dar nu așa. Păi dar... că e mi-altă fată. Crezi că a renunțat prea repede? Da. Dar crezi că a renunțat sau doar se joacă? Se joacă, dar mă rog, încearcă să... Se joace. Dar câteodată nu e frumos să ne jucăm, bine? Voi nu puneți pe jar, da, băieții? Nu. Nu acum. La început, când e cel mai important. Nu te joc. Îi punem pe jar. Nu? Nu, la început a, nu e ok să se joace. Nu, nu. Bine, am înțeles. Las, de interpretat altceva. Că sunt neserioși, că sunt nesiguri, că nu știu ce-și doresc. Exact. Se schimbă foarte repede. Prima dată a fost Giulia, după mi-a zis Mia, acum începe cu Virginia, mâine e Larisa și tot așa. Giulia, să revenim la acel subiect despre care vorbeam mai devreme. Acesta este? Acesta este? Da. Da? Și cui nu voiai să-i zici, ți-am zis eu sau am avut dreptate? Larisei. Ce ai spus Larisei? I-am spus Larisei deja de seară că sunt sigură că în momentul în care vom avea camere roșii nu o să fiu chemată de niciunul. Ai zis că o să mă cheme pe mine sau pe Virginia? A, lasă nu pe Alena. Lasă, a, da, și de Robi, da, adevărat, am spus că ori pe Larisa, ori pe Virginia. Și asta nu voiam să se adeverească, că nu o să am cameră roșie. Dar te aștept. Dai să o dezamăgească Robi pe Alena atât de repede? Sincer, nu știu ce așteptări și-a creat ea și dacă a fost dezamăgită, pare rău. Dar știam faptul că mie, Robi mi-a spus că Virginia și Larisa. Acum că ulterior a vorbit de Alena și de interesul lui față de ea la hotel, asta e partea a doua. Dar el aici, în Casa Iubirii, mie mi-a spus de 2-3-5 ori că mai are interes să o cunoască pe Virginia și pe Larisa. Și asta ce-ți dă de gândit? Adică ce te face să înțelegi de toată discuția de ieri legată de Alena? Că el... Că habar n-are ce vrea. De mine? Da. Păi de la cine ar fi vrut să scoată o reacție? Nu mai scoate de la mine. Deja a scos. Aha, referitor bună la dimineața. Alena. A, nu, probabil chiar îi place Alena. Și de ce s-a întâmplat astăzi? Ce s-a întâmplat? Pentru că îi place și Virginia, îi place și Larisa, iartă-mă. Îi place și Ștefania și Bianca și aia și... Te-ai supărat? Rău? Nu, rău, dar m-am supărat. Cât de tare. Puțin, acolo e. Ai lacrimi în ochi? Nu! Ba da! Nu! Nu? Ba da! Eu îi știu, are! Nu e speriat! Nu are! Este lacrimi, nu! Nu e de ciudă, de nu știu, de... Nu, niciun caz, nu! Da? Nu. De la lumin? Eu am spus nici că... Nici de la lumin, dar nu am nicio lacrimă, da? Nu! Nu, Alena, am avut eu o discuție cu ea și mi-a spus că ea nu se atașează foarte repede, deci... Nu, acum nu vorbim de un atașament față de un băiat, aici vorbim strict despre ea. N-am lacrimi. O specificat că noi două fiind scorpion, suntem mai sensibili, adică și eu, dacă este un subiect care mă sensibilizează, arăt asta, adică nu pot să ascund. Și ați observat și la casting unele subiecte. Virginia, această cameră roșie de astăzi cu Robi. Da. A mai luat așa din emoția a ceea ce simți pentru Patrick? Sau ți-a adus ceva emoție și pentru Robi? Sau atenția, sau interes, sau nu știu, ceva? E de vreme să mă pronunț. Eu voiam oricum să-l cunosc și pe Robi. Spun sincer, deci dacă nu m-ar fi chemat, el l-aș fi chemat la camera roșie. Pentru că nu am apucat deloc să vorbesc cu el, deși a fost unul dintre băieții despre care eu am vorbit. Suntem la început, nu există nicio relație. Eu la fel am spus și de Patrick să cunoască fetele și fetele pe el, nu am nicio problemă. Într-adevăr, ei doi mi-au atras atenția în mod special. Cu Patrick am avut deja două camere roșii și o cină de la început. Consider că am apucat să interacționăm cu Robi absolut deloc. Nu...
Dar ai merge la cină cu el sau nu? M-a întrebat dacă aș merge la o cină romantică și am zis că aș merge la o cină, dar nu știu dacă o cină romantică. Ah, dar ele așa sunt romantic, adică vă punem lumânări din astea, petale de trandafiri, na, ca să fie romantic. Mai departe, voi decideți ce faceți acolo și ce simțiți, dacă simțiți. Noi mai găsim o melodie. O... Adevărat. Lara Fabian, momentan, da? Aș vrea o... să-l cunosc așa, doar așa, fără cină. Foarte bine, foarte bine. Dar orice cină vei avea, că vei avea și cu Laurențiu sau cu Robert sau cu Bogdan, va fi romantică. Mai departe, e treaba voastră. Deci, tiramisu n-a fost o greșeală până la urmă. Am crezut că e Patrick, sincer. Da. Și totuși ai tras de el să și-l ia. Păi normal, doar nu l-am pregătit acolo, măcar cu design-ul, că s-a ocupat Bianca, într-adevăr. Dar puteai să-i spui, să-i duci lui Patrick, te rog. Nu, ar fi fost. Aveți fost... voie, de ce nu? Ar fost urât, ha? Oh, n-ar fi supărat. Pentru că încă nu, nu am o relație cu Patrick. Nu s-ar fi supărat, dar... Mă rog, poate l-ar fi deranjat ca să nu... Dar ai vrea să ai o relație cu Patrick? Doamna Andreea, ce face? Virginia! Nu, că e prea devreme să mă gândesc la asta. Vreau să cunosc și să fac o alegere potrivită. Dar a fost bine, că după tot efortul depus, să duce acel tiramisu pe scări, cu bine, până în camera roșie. Și faptul că a avut o inimioară pe el, a fost bine că a ajuns în mâna lui Robi? Era pentru Patrick. Da, dar nu el a ei trimis. Păi nu, dacă mă chema Patrick... Am crezut că el mă cheamă în camera roșie. Știu, dar poți să-l trimiți. Adică... Știu, dar doar ce m-am spus că mi s-a... Robi, te rog, părut... îmi duci și mie, îi duci și tu lui Patrick acest tiramisu, că am stat să îl pregătesc special pentru ei. Am făcut această inimioară. Pentru ce ai făcut inimioara? Pentru Patrick. Deci de ce l-ai lăsat? Și mie mi s-a părut aiurea, sincer vă spun. Adică era inimioară, dacă nu era cu inimioară, dar n-am mai avut ce să fac. N-am știut, mi s-a părut urât să zic de el lui Patrick. Ok, am înțeles. Am înțeles, dar să știți că puteți face asta pe viitor dacă bine de știut. Adică tu stai și muncești la o omletă. Da, ca ai pus și o gogoașă. Eu am dus cafea și am pus și speriat. Salamul ăla în pahar. Aoleu, deja vorbesc despre ce a făcut Larisa, nu? Era foarte frumos. Și să nu, să stai să muncești atât și să nu zici și să vină altcineva și să nu zici exact. Lui cum exact. Trebuie că... Exact, doamna Andreea. Pentru cine era gogoșica? Omletica, păcărelul. Deci, inițial, la gogoașă, nu mi-am bătut cap prea mult. Inițial. Am zis că să fac un gest. Așa. Foarte drăguț, de altfel. Cine m-a chemat, nu m-am așteptat. Bine. A fost? Nu m-am așteptat. L-am întrebat, cum de... Cum de nu te-ai așteptat? Păi, având în vedere ultimile declarații... E vorba de Bogdan. Da. Mhm. L-am și întrebat cum, deși a zis că a vrut să scoată o reacție de la mine. Sau de la... De la... Stefan? Nu, nu, l-am întrebat cum de-a chemat-o pe Virginia. Ah. Atunci, la sfârșitul petiției, cum de-a chemat-o pe Virginia în camera roșie, după a început să discute cu ea, chestii de genul ăsta, și a zis că a vrut să scoată o reacție. Ah. Așa mi-a zis. Hai să avem un minut de sinceritate, că mai mult de un minut n-ai cum să vorbești. Zi-mi o fată cu care tu te vezi, cu care ai vedea... Eu acum da, cred că ai vorbit... În casă, Robi. Tu ai intrat de mai multe ori în casă acolo, la fete. De viitor. Da? Ai și cântat cu ele și mă gândesc că ai obținut ai obținut reacții și de-astea. Vezi fetele care cum se uită, știi? Da. Bă, eu cred că călăutarea altfel simți energiile față de noi. Da, știu. Știi? Că stai tot timpul cu oameni și vezi, observi altfel lucrurile. Uite-le, ale de... Spune-mi o fată... Spune-mi o fată din cele 7 fete cu care tu te vezi și crezi că ai conviețui, ți-ar înghiți glumele, reacțiile, te-ar plăcea ca om. Ar fi de acord să o suni pe video, să o pui pe orgă, să-i faci... Da, da. Și acum fii atent, fără nicio supărare, vorbesc serios. Un răspuns sincer, dar o fată, n-ai cum să ai două. Una. Momentan nu pot să-ți răspund la această întrebare pentru că nu văd pe cineva în casă. Din ce ai văzut-o până acum? Păi nu pot să-mi dau acum, e prea devreme, Robi. Dar din ce cauza păi, da, spus Virginia mai de la Risa? Cumva cred că Virginia este cel mai aproape de răspuns. Nu, am zis asta
din anumite motive, nu că m-aș vedea eu, că e prea devreme, nu pot să răspund la... Bă, mă, cu el, mă, cum zici, mă, că e prea devreme când tu te-ai dus cu Flor la Larisa, e cântat, da, frate, e Larisa, am făcut gesturile astea pentru că așa am simțit pe moment să fac și păi, m-am dus în casă tot la fel, să cânt pentru că asta simțit să fac. Fetele din casă. Da, Florile nu au fost pentru toate, Florile au fost pentru ea. Bogdan, fetele din casă au părut foarte interesate de toate dintre ele, de un bărbat asumat. Da. Tu ai făcut tot posibilul cu Larisa și ai văzut că nu merge, da? Nu neapărat că ai văzut că nu merge, ai văzut că oarecum ea și-a făcut alegerile. Dar eu nu cred că a făcut așa posibil. Așa nicio alegere. Nu neapărat, bă, a făcut niște gesturi pe care nu le-a făcut. Nu le-a făcut. Dacă atâta poate, atâta poți să dau gesturi pe bune. Că o mai zis alaltă ieri că... Păi nu, păi asta a zis el, că bă, eu am încercat destul sau ceva de genul. Da, înseamnă că atâta poate, dar și-a încercat destul. Nu, nu am zis că am încercat destul, am zis că am făcut suficient. Ai făcut suficient tot aia. Suficient pași încât să-mi arăt interesul față de ea și nu, după rămâne și la... Asta ți-am zis-o eu după aia, că ți-am atras atenția, ți-am zis, băi, nu o formula așa. Da, da, așa am vrut să iasă. Așa ai gândit-o, exact. Dar nu o sunat așa, ai zis, am făcut suficient pași. Gen, bă, atâta... Uite, eu dacă eram în locul tău, tu în emisiunea asta ai venit pentru Larisa, da? Da. Așa. Într-o oarecare măsură, da. Crede-mă ce spun și spun cu mâna pe inimă. Eu nu schimbam pe Larisa pentru nimic. Rămânea Larisa și doar Larisa. Putea să mă aibă încă 5. Dar ce te face să crezi că am schimbat pe Larisa? Păi asta ne dai de înțeles, fra. Ba da, ba da, ba da. O să vedeți. Păi uite, nu vă mai zic nimic. S-a pus o întrebare, cu care fată te vedea pe viitor? Care e genul tău de și fată? Și n-ai răspuns Larisa, da. De ce? Și n-ai zis Larisa. Îți dai seama că pe Larisa putea să miște gestul ăsta? Vreau să o cunosc mai bine. La a doua cameră roșie. Pe cuvânt de onoare că nu m-am așteptat. Omletuță, roșiuțe, să lămior. Cine a fost? Robert, că savura cu mare. Inimioară sau ce era? Trandafir? Ce era? Era un trandafir. Trandafir. Savura cu mare plăcere. De Robert, nu? A savurat cu mare plăcere, am primit cadru. Da. Te-am văzut pe scări. Și-a făcut cruce. Te-ai închinat, n-am auzit ce ai zis. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, s-a închinat, că la era gestul de închinat. Sau și-a așezat părul. Atâta m-am, Doamne, Dumnezeule. Așa am n-am auzit. Doamne, ajută să fie pentru... Cine trebuie, pentru... Cine este... Pentru mine. Pentru mine. Pe cine ai avut în minte când ai zis asta? Ca să fiu 100% sinceră, m-am gândit la Ștefan, dar nu 100% la, nu știu. Te-ai gândit, ți-a venit el în minte și totuși te-ai gândit că poate nu e el. Da, și am zis că da, poate nu o să fie el. Și de asta am zis să fie pentru cine e pentru mine, na. Mai frumos de atât nu se putea. Parcă m-am uitat la un film de dragoste astăzi. Dar fără dragoste. Adică ca la cina e romantică, dar fără romantică. Ai înțeles? Și câte vor mai urma? Ca să nu vă sperii. Dar fix la asta m-am uitat. Deci hai să ne gândim. Îi cere lui Dumnezeu să-i trimită pe cine ales este bun pentru ea. Bine, Dumnezeu deja trimisese acolo, dar nu mai contează. Zice aceste vorbe, ajunge acolo, îl vede, se bucură. E de bine. Cum te-ai bucurat? M-am bucurat. Se bucură. Și la final, ce credeți că am văzut? Aole. Un alt Robert. Am mai pupat vreo fată cu atâta foc și... Se pupe la și... propriu? Nu. De obicei așa, obraz în obraz. O superb. Te-a strâns în braț? Am simțit și eu, da, m-a strâns. A strâns în braț. E de bine. S-a supărat Ștefan. Am observat. Să știi că el, v-am auzit aici, mănâncă singur și dacă mânca singur, ce? Am văzut după o furculiță că mai era încă una. Păi nu. El s-a oferit să... Okay. Le-a oferit, dar dacă n-au vrut... Am înțeles. Și a zis că este exact pe sufletul lui. Bine, nu știu să fac cum faci. Fac așa, dar tu știi ce fel. Asta așa de aici, cum îl cheamă? Antebraț. Îl cheamă, cum îl cheamă. Fericit, foarte fericit. Dar Ștefan s-a supărat. Nu s-a supărat pe tine, nu s-a supărat pe el, s-a supărat... Situația în sine sau ce? Da. Păi da, dar eu i-am explicat, mie nu, sincer, nu-mi plac dramele astea când nu prea-i cazul, pentru că eu nu i-am explicat și lui Ștefan, eu am zis, de fapt, înainte i-am explicat lui Robert, după i-am explicat și lui Ștefan. Eu am zis că așa, la o primă vedere, Ștefan mi-a atras cel mai mult atenția, doar că oricum eu aveam dubii așa, eram controversată, am zis că nu știu, sper să ne potrivim, pentru că mi se pare că e foarte mare diferența între noi. Totuși, așa liniștită, el mai zvăpăiat.
tu dacă o vezi pe Larisa la superlativ, că el te-a întrebat cu, pe ce fata ai vedea, ai vedea pe viitor cu tine, gen să construiești ceva în viața ta. Da. Așa, și tu ai răspuns Larisa. După aia vii și zici că... Păi stai că și... Nu, el a răspuns Virginia, bro. Nu, a zis Larisa. Nu, a zis că zis la gluma, se îndrepte și către Ștefania. Păi nu, păi stai puțin, el a zis Virginia. Nu, a, zi, a zis Virginia, ca să nu deranjeze pe... Bun. O zis Larisa pe bune, că pe... Acum a zis Larisa, 100%. Da? După aia a zis... Păi și Virginia mi se pare interesantă. Păi, dar tu n-ai cum să le amesteci dacă bă, tu o vezi pe ea la superlativ. Bă, frate, nu mai mă lua așa, Cosmine. Nu mai mă lua așa, continuă, frate. Continuă cu ce am spus. Nu, nu e așa. Am zis că da. Și Virginia e o fată super ok cu care se poate discuta. Ce-am da, zis? Dar nu poți să o amestești cu fata aia păi cu care nu tu te vezi din viitor. Păi nu o amestești, că ea e pe primul loc Larisa la mine. Înțelegi? Am zis că Larisa la mine e pe primul loc. Nu e vorba despre asta. Am zis că și Virginia e o fată super ok care merită să aibă un băiat cu capacități lângă ea. Păi și Virginia pe ce loc e atunci? Tot pe unul. Păi stai mă frate că nu are legătură. Dacă am zis că Larisa e pe primul loc, ce legătură mai are Virginia? Păi Virginia unde e atunci? Păi am zis că la și ea e un fapt ok. Gen, m-am lăudat-o din discuția pe care am avut-o deci cu ea. Deci are și ea un loc acolo. Da, are și ea un loc normal. Care e locul? E în topul meu. Care e? Păi top. Nu vreau să zic. Top. Vom vedea pe parcurs. E voi. E voi. Și Ștefania pe 3? Nu, n-am nicio treabă nu, cu Ștefania. Nu, că e pe 4 Larisa, n-am avut nicio interacțiune. Ascultă-mă puțin, n-am avut nicio interacțiune pe video. Ca să... Probabil o cerca ceva și cu Bianca, n-ai dus să... N-am avut nicio interacțiune nici pe conexiune, nici în vreo bă, cameră cu Ștefania, înțelegi? Da, da. Că noi sau ne-am strâns 6 inși, îl ascultăm pe Bogdan și nu reușim să descifrăm nimic. Zici că e zgâria tidiu. Virginia e pofta inimii, Larisa e mama la copii. Bă, frate, cine vrei mâncare? Hai mă, că nu mai cu bidon, tu ești cu bidon. Păi ia fii atent aici, că îi fac inimioara, bam, scot săgeata, îi dau un an. Bam, încăpățână, că băiatul s-a și scos oarecum, că Virginia are nevoie de, o de un bărbat cu calități, cu... Da. Cum ai zis? Că nu poți să reproduci. Cu capacități. Cu capacități, adică noi n-avem capacități, sau cum? Capacitatea e stocat. Băi, nu, da, băi, dar băi, de ce le-ai trebuit atât frate așa? Adică stai puțin, că s-ar putea să nu se știe marca registrată, băi... Daniel, cameraman. Nu, frate. Băi, Bogdan, cameraman. Nu, frate. Eu am vrut să vă pun pe voi într-o spate asta, să nu știți. Da. Să nu știți cu cine a fost în camera roșie. Și nu o să știți niciodată în viață. Tu nu vrei să știi cu cine a fost. Niciodată în viață. Și când apare episodul nou, nu apare mă cu cine a fost, mă. Nu ne dăm loc acum. Da, bro, dar tu ai nevoie să știi acum. Deci eu sunt convins că voi ați oprit camerele. Hai să facem conexiune. Avem și o prințesă. Măcar atât. Sau o regină. Bună ziua! Bună ziua! Bună! 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 Doamne, doamne, ce camere roșii! Superb! Fantastic! Extraordinar! Bun, Cosmin, până la urmă ofer exclusivitate sau vrei să o mai cunoști și pe Bianca pe lângă Ștefania? Oh. Da. Ați început cu el. Întrebarea roșie. E cerut fetii exclusivitate. Îi oferi? Nu i-am cerut. Nu i-am cerut. I-am spus că eu, de fel, ce ofer, vreau să și primesc. Ceea ce mi se pare corect. Având în vedere că suntem la început, nu aș vrea să trag concluzii. I-am spus și în camera roșie că mi-am format niște păreri atât despre ea cât și despre Bianca. Încă nu vreau să trag o concluzie. A, bun. Că nu înțelegeam răspunsul, că nu i-ai răspuns nici ei. Păi nici ea nu mi-a răspuns mie. Nu, ea a vrut să-i răspunzi tu primul. Mă gândesc. Mă gândesc. Dar nu i-ai răspuns. Poftim? Dar nu i-ai răspuns. Deci nu răspunzi încă. Nu insist. Încă nu. Ok. Bun. Bine de știut. Vreau să văd ce mai face și ea. Normal. Foarte bine. Laurențiu. Da, doamna Andreea. E totul bine? Da, doamna Andreea. Ușa, probabil. Crezi că și la Daniela este totul bine? Vom vedea, doamna Andreea. Eu nu vreau să... Și dacă vreau zic că nu? Și dacă zic că nu? O să facem să fie bine. Dacă se poate, dacă nu... Lupți sau stai și suferi? Că eu tot aud pe aici că se luptă, dar nu luptă nimeni. Nu sufăr, doamna Andreea. Nu mai sunt la vârsta în care să sufăr, dar... La el. Nu spune măcar niciodată. Așa, măcar așa cum suferea Ștefan mai devreme. Oh, doamna Andreea, nu. Nu, o să încercăm să... Adică să ne cunoaștem. Eu am spus de la bun început că vreau să le cunosc pe toate... Fizicul, pentru început, știu că atrage foarte primul. Foarte îngândurat. Nu mă întrebi, nu întrebi. Dar ce s-a întâmplat? Dar ce vreți să spuneți? Dar de ce? Dar de ce? Dar cum? Ai auzit-o pe Bianca. Daniela nu părea.
Bianca a vrut să mă ajute să îi dea... Întreabă pe Bianca, uite, știe mai multe, dacă nu mă întreb pe mine sau pe Daniela. Bine, doamna Andreea, de ce este Daniela supărată sau nemulțumită de camera roșie? O să spui tu? Da, voi spun eu. Te rog. Cel mai bine. Ai auzit-o pe Bianca, Daniela nu părea. Bianca a vrut să mă ajute să îi dea... Întreabă pe Bianca, uite, știe mai multe, dacă nu mă întreb pe mine sau pe Daniela. Bine, doamna Andreea, de ce este Daniela supărată sau nemulțumită de camera roșie? O să spui tu? Da, voi spun eu. Te rog. Mai bine. Păi, mă așteptam să fie Laurențiu, pentru că a fost singur băiat care a făcut pași către mine. Și cu acel gest frumos și cam discutat în grădină. Dar, na, eu, într-adevăr, îmi țin acea opinia mea cu topul respectiv pe care l-am... A, mă scuzați. Eu mi-am permis să fac o mențiune fără să vă prezint noul top de astăzi. Să fie rușine. Robert. Patrick, ești pe locul 2. A urcat. Nu mai ești pe 3. Bine, n-am văzut top. Am apreciat că mi-a dat față. Bogdan, ai ajuns pe 3. Iar Laurențiu a rămas, ai ajuns pe 4. Da, doamna Andreea, nu este nicio problemă. Da, da, de la ce? Ce ai făcut? Ai plictisit-o? N-ai plictisit-o? Ezi? Cei din urmă, deci asta era? Întrebarea care mi-a pus-o mă plictisit, pentru că a fost o întrebare care... Care întrebare? O întrebare. Păi eu am vrut să aflu despre tine, cum ești tu ca om, ca persoană, ce te-a deranjat. Da, da, am înțeles ideea, dar nu știu, nu cred că era cazul momentan să pui acea întrebare. Așa am pus întrebare. Ai cerut de nevastă, ce? Da, nu, să nu se interpreteze altceva. Ce se ascunde în spatele zâmbetului? Adică când ea e supărat, adică, păi, dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, prima dată te să... Nu, hai să... Să explic povestea, că cum ai spus-o nu prea se înțelege. Nu știu, putea să mă întrebe altceva despre relații, ce îmi place să fac, ce nu-mi place să fac. Păi eu zic alte lucruri. Toate chestiile astea le-am discutat. A vrut să fie mai profund, exact. A vrut să ducă mai departe de atât. Da, nu te pot întreba în fiecare zi. Nu, explic imediat și doamna Andreea. Nu pe mine cineva că vorbesc două. Doamna Andreea Mante va înțelege situația. Are legătură cu castingul. I-am dat de înțeles că... Cu castingul, cu prima ta zi aici, când ne-am văzut, ai văzut că m-am oprit la un moment dat și o să mă opresc de fiecare dată până când nu o să te simt pe tine pregătită 100%. Mulțumesc frumos. Să vorbești despre acele lucruri. Da, și m-am emoționat și... Da, așa a fost. Am înțeles. Veți înțelege pe parcurs. Doamna Andreea. Stai un pic, te rog, înainte să zici ceva ce o să regreți. Nu o să spun nimic, doamna. Daniela este un pic... Are câteva povești de viață mai... Am înțeles. Mai dure. De-aia nici n-am aprofundat. Super. Bun. Păi mi-a spus în camera roșie, n-am continuat. Deci nu știu de ce s-a supărat. Ea mi-a spus că nu poate vorbi. Pentru că mi-ai reamintit și nu aș fi vrut acest lucru. Păi, de eu n-am avut de unde să știu cu cine este tu... Vina cu, cine, lui. Cu cine vorbești tu, de ce vorbești tu. Înțelegi? Am vrut pur și simplu să... Dacă păi, am înțeles intenția, dar problema e că după ce am coborât pe scări, eu m-am descurcând de acolo. Mă rog, cu timpul veți înțelege și o să-mi dați dreptate la ceea ce... Aici degeaba ne supărăm după 5 minute de vorbă, pentru că noi nu la ne cunoaștem. Vei trage concluzia la final. Nu pune etichetă dacă nu știi despre ce este vorba. Eu ce zic? Păi da, auzi, Daniel, nici tu cumva nu l-a acuzat pe el, că el dă seama că n-a făcut-o cu nume de rău să te ducă pe tine cu corect, acolo. Într-adevăr. El pur și simplu, noi am mai purtat discuția asta și în casă și cumva ne-am întrebat cu toții, mă, dar oare se scunde ceva în spatele? Veți la momentul potrivit. Păi da, bun, ok, că vrei tu să fii misterioasă, e ok, putem accepta. Nu, Patrick, este ceva personal care nu aș vrea să improvizez din primele zile. Pentru că ar părea că eu mă victimizez cu acel subiect. Perfect. Nu aș vrea. Ăsta este răspunsul. N-ar fi trebuit să te superi pe el pentru că el a încercat să întrebe. Dar nu am spus că m-am supărat. Păi nu, dar te-ai plictisit și te-ai dezamăgit în urma camerei pe care ai avut-o. Păi da, pentru că sunt niște lucruri care efectiv nu vreau să le vorbesc în momentul acesta. Pe parcurs, bineînțeles, se vor auzi. Ar fi fost ok discuții. Sau corect să te fi supărat dacă eu aș fi continuat mâine, poi mâine cu același subiect. Sau insistam, da, corect. Noi ieri am discutat și ce îți place să faci. Dar eu ți-am spus că eu sunt foarte direct și îmi convine. Dar nu mă deranjează. De ce crezi că mă deranjează? Păi vreau să-ți explic. Dacă preferi să fii foarte direct, mai bine spui că nu-ți place camera roșie.
Da. El, eu cred general, că ar trebui Daniela să nu-mi place. Sau n-ai vrea să-l cunoști mai mult. Da, eu am specificat la fete că e un procent de 50%, 50 mi-a plăcut, 50 nu. Bun, de aceea există aceste cunoașteri, de aceea există această socializare, aceste întâlniri în camera roșie, ca voi să vă cunoașteți. Nu trageți concluzii pripite, nu este momentul, încă vă cunoașteți. Daniela. Da, doamna Andreea. Ai răbdare cu el, Laurențiu, ai răbdare cu ea. Da, doamna. Aveți răbdare unii cu ceilalți. De aceea există acest moment de început. Există aceste momente de început. E ca în viață. Încet, 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 încet. Daniela, ai cerut tu să trăiești toate greutățile pe care le-ai trăit? Ai insistat, tu ți-ai dorit, tu? Și atunci, Daniela, de ce să fii victimă? De ce să fii arătată cu degetul așa? De ce să creadă cineva că te victimizezi? Când, de fapt, și de drept, noi nu cerem lucrurile astea. Cu toții am avut greutăți în viață și momente groaznice, sunt sigură. Dar noi nu le cerem. Că alegem să, nu știu, câteodată să rămânem în ele, că alegem să le, pur și simplu să le amplificăm și să le lăsăm să pună stăpânire pe noi și să ne distrugă viața, asta e partea a doua. Dar să ni se întâmple, alegem noi, Daniela? Nu te mai gândi la asta, te rog. Bun. Așadar, răbdare. Felicitări pentru celelalte camere roșii. O să le discutați mâine și o să le discutăm mâine. Nu mai avem timp. Patrick, ești bine? Da. Sigur? Da, da, da. Chiar îi zâmbeam acum, Virginie. Perfect. De ce? Ea zâmbea ție sau lui Robi? Nu știu. Mie, cred că mă uitam la ea și ea la mine. Nu cred. Câte Ștefania puțin. Ia. Mă ridic eu? Nu, zâmbește-i, te rog, în continuare. Cui zâmbesc, Patrick? Mie. Nu mă uit la Robi. Doamne! Și de ce nu m-ați lăsat să trăiesc cu speranța că eu măcar? Încerc să te pregătesc pentru ziua de mâine, atât îți zic. Mai mult nu. Fel de problemă, doamna Andreea. Bine. Îți pregăte pentru orice. Sau poate că nu va mai fi dacă a fost asta. Nu știu, mă rog, în fin. Nu știu, habar n-am. Va mai fi și mâine dacă a fost astăzi? Ce? Ce? Ce am zis? Nu, asta e că n-ai voie să zici. Rămâne of de văzut. Of. Mă rog, dacă nu se întâmpla astăzi, se întâmpla mâine. Ai înțeles? Da. Super. A. Ai înțeles tu, Robi? Sunt par urechi, doamna Andreea. Aha. Da. Da. Ești doar urechi pentru că e vorba de Virginia? Nu știu. Da. 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 Bun. Bun. Bine. Alena, nu mai doamna Andreea, Virginia știe că o simpatizez din prima zi, adică nu e o surpriză sau... Da, dar după te-ai îndreptat către alte fete. Am și spus de ce. Păi n-ai fost pentru că... Așa a zis și Aleina, că mai are opțiune pe Robert și eu am zis de Patrick. Da, dar Aleina nu știe ceva. Că dintre toți băieții... Poate eu am fi aflat. Dintre toți băieții eu am fost primul care a zis că Aleina e simpatică și că aș putea să interacționez cu ea. Wow, ce exclusivitate ai oferit! Nu mai poate Aleina! Am oferit exclusivitate, dar nu s-a exprimat nimeni, adică... Nu știu... Nu știu cât contează pentru ea chestia asta. Foarte mult, nu mai poate, ia uite-o. Julia, nu. Ai face nu o pereche nu cu Bogdan extraordinară. Nu. Puteți să le faceți cadrul la amândoi, vă rog. Aș vrea să, chiar aș vrea din suflet să văd cam cum ar, nu știu. Ce s-a întâmplat, Robi? Absolut nimic. Te deranjează acest cadru? A, nu. Te deranjează Julia cu ce a zis? Nu, nu mă deranjează. Te deranjează dezamăgirea Aleinei? Julia este un personaj extrem de interesant în viața mea. Te deranjează dezamăgirea Aleinei? Dezamăgirea Aleinei față de? Tine. Tine. De ce? Oare. Pentru că tu ești. Că n-am chemat-o în camera roșie sau că nu înțeleg? Și că ai și declarat cumva că Virginia e interesantă și cumva ai pus accent pe Virginia. Te aștepta foarte, foarte, foarte. Aleina, mai bine spune-te. Aleina m-a așteptat pe mine? Da. Aleina a spus că vrea să-l cunoască pe Robert, nu pe mine. Te-a pus, Te-a pus la încercare. Mă rog, vorbiți mâine despre asta. Suficient, vreau să-l întreb și pe Ștefan. Aoleu, la cine te uitai așa, Robi? La Julia? Vreau să-l întreb mâine. Vreau să-l întreb și pe Ștefan cum se simte. Foarte bine. Acum? Acum? Da. Dar puțin mai devreme nu ți-a fost tocmai bine, nu? Ce, că am stat și eu sub
20 de perne. Doamne ferește, ți-a fost frig, nu? Mie mi se întâmplă să eram îngândurat. De ce? Ce te-a îngândurat? Toate afirmațiile băieților. Că poate fetele nu știu tot ce se întâmplă aici, dar cumva când vine vorba de Larisa, se îndreaptă totul către mine, se face un drift din ala de mașină, ajunge la, la mine. Cumva să... Da. Atenție, cu cine te mai muți în cameră? A, nu, că e bine, e ok cu Robert, doar că... I-am spus și ei, alegerea e a ei. Eu cred că e alegerea lui Dumnezeu. Nu râde. Dumnezeu i-a spus și vede. Nu râdeți că e așa a zis. Exact. E așa a cerut. Asta a cerut. El de sus. E așa a cerut. Știu că mi-a zis. Robert. Da, doamna Andreea. Îmi spuneai că ești o persoană foarte credincioasă, nu? Bineînțeles. Încă din prima zi. Mă rog. V-am răspuns la două întrebări. Dacă mă rog dimineața și seara. Și am răspuns pozitiv la ambele, dacă bine vă amintiți. Normal că mi-amintesc, dar nu vreau să afle aici fata. O las să descopere pe parcurs. Oricum o să afle până la urmă, dacă își dorește. Pupă-mă pe mine. Cum? Dar cum e asta? Că eu asta le spuneam fetelor. Parcă m-am uitat așa la un film. Bine. Bogdan, ești bine? Într-o oarecare măsură. Nu, dumneavoastră m-ați emoționat prin vorbele pe care i le-a spus. Că în viață avem alegeri, adică toate alegerile din trecut și așa. Așa. Nu mai știu cum am emoționat, sunt vară. Emoționat foarte tare, doamna. Da. Unele sunt încercări, altele binecuvântări. Exact. Da, depinde. Uite, ai găsit un om cu care să poți să... zic și eu, Să știți că era o alegere, alternam între... A, dacă ești, i-a luat loc! Cine? Doamna Andreea! Oh my God! Da, că el era pe patru, mai zăpăcit, Daniela, deci cu topul ăsta. Deci nu mă duc capul. Deci pentru el a fost un fel de horoscop. Horoscopul zilei. Pune. Larisa a avut o rugăminte la Maluma, evident, la cameră. Ah, gata. Să trimită un băiat și o fată să mănânce tiramisu împreună mâine. Nu vrem să ne asumăm acest lucru pentru că e prea... Magia plutește în aer aici și este mult prea frumoasă energia. Și nu aș vrea să decidă Maluma. Vrem soarta să decidă, așadar, în fiecare grădină, Virginia, te rog, și Robert. Robert? Robert îl cheamă. În grădină, ai un coșuleț, te rog. Virginia, nu deschide niciun bilet. Aduci cutia așa, coșulețul. La fel și tu, Robi, nu deschide, sunt camere, te vedem. Bun! În coșulețul băieților, dar și în cel al fetelor. În fiecare coșuleț, pe fiecare... Bilețel. Pe fiecare bilețel este scris câte ceva. Pe un singur bilețel, nu este scris nimic, pe un singur bilețel este scris tiramisu. În momentul în care va trebui la un moment dat să extrageți câte un bilet, fiecare ce bilet vrea, îl deschideți, nu ziceți dacă scrie ceva sau nu scrie nimic, e gol. Nu aveți voie să ziceți e gol, eu aflu. Deci dacă vorbiți în culise, eu aflu. Și e păcat. Ori lăsăm să... Ori! Nu. Sunt plăcute aceste emoții de surprindere. Extrageți bilet, nu spuneți. Pe al meu era gol. În regulă. Nu era nimic. Sau pe al meu scria tiramisu. Nu. Doar unul e cu tiramisu. Doar unul singur este cu tiramisu. Așadar, atât fata, cât și băiatul, care vor extrage ambele bilețele cu tiramisu, vor savura acel tiramisu mâine, împreună, doar că ea nu va ști de el... Nici el de ea. Vai, ce drăguț. Și nici ceilalți. Tocmai de aceea îmi doresc să nu vă ziceți între voi. Hai să lăsăm soarta să decidă. Vreți? Da. Hai că e frumos. Să simți așa o emoție. Mâine toată lumea cu biletele la purtător, da? Și vedem. Hai să extrageți, vă rog. Hai, băieți, extrageți și voi. Nu deschideți. Nu deschideți că se poate trage cu ochiul.
Ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate? Da! Da, da? Bine! La vedere! Au fetele camere roșii, da? Știți, da? Ele vă cheamă, da? Bun, zi frumoasă în continuare, la revedere! Pa, fetele! La revedere! Daniela. Daniela nu se lasă cunoscută. Ea ar fi trebuit să-l simtă pe Laurențiu, sincer, că e emotiv. Și trebuia să facă într-un fel anume să te detașezi de emoții în fața ei, frate. Da. Sincer. Păi ea a pus sare pe rană. Ea e impenetrabilă, la modul ăla. Foarte. Nu, nu-l lua așa, nu-l lua așa. Are ea niște chestii acolo de care nu vrea să vorbească, dar cumva nu trebuia să se supere pentru întrebare. Lăsăm astea pe masă? Da. Era esențial. Camisul cu cine? Larisa, cumva aranjez acolo pentru altcineva? Pentru ea, cu cineva din casă. Ultima lumânare nu se mai aprinde, îmi pare rău. Este un semn acesta. Fata care a extras bilețelul pe care scrie tiramisu, să-l arate la cameră și să-l... Cine este băiatul care are Ce intră pe acolo? Cine? Acolo. Cine? Bună. Bună. Pleacă! Bună. Nu cred! Pe cine mă recheamă, Daniela? Pe Ștefan. Pe Robert. Pe Robert.